Așadar, domnul Papari, m-am puternicit să fac acest anunț. Ultima iubită a domnului Papari a fost Cristina Șeșcanu. Deci, da, astea, ultima trebuie, și prima. Să arătați un pic mai bine decât Cristina Șeșcanu. Mă, dar tu nu vezi că e legat de acest subiect? Cine? De ce nu spui mie nimeni? Lasă-mă să-și găsească fericirea. Tu te-ai găsit-o. Da. Haideți să vă citesc mai departe mesajele, da. Vă rog să nu mai întrerupeți. Da? Eu vreau pe Mircea Bani. Spuneți-i lui Serghei că l-aștept la mine noaptea asta. Semnează Sabrina de 20 de ani. Cât? 20 de ani. De pârnaie. Dimensiune. Bine, sau să ne le transmită. Sunt Mihaela, ați fost șeful meu la restaurantul Cena. Vă salut cu multă dragoste, Mihaela, 33 de ani. A lucrat la dumneavoastră, a fost angajat. Dar nu mai pe mine îmi scrie, domnul Jean Ruschi. Băi, dar ce mă neamă, nu cârciu? Zi, nu ne scrie nimeni, eu rămân cu bichire. Lasă că vă scriu eu! Cătălina, domnul Serghei, mi-aș dori să am și eu școala vieții ca dumneavoastră, cam peste 6 ani, zice Cătălina. Cât are 6 ani? De ce permiteți intrarea în emisiune în stare de ebrietate? Jean ești descuzător. Nu, n-a băut nimic, domnul, i-am făcut testul cu... Băi, domnitocul, dai tu fioră ca să ne spui noi ce am băut. Dar i-am făcut testul înainte și n-a apărut nimic. Băi, cretinule, ești de lăsat... Ești de loc tare, măi, mizir, zicea cineva. Băi, cretinule, de lăsatul secolului. Păi nu, băi, băi, băule. Bianca nu vrea în direct. Nu vrea în direct decât domnul Papari să vorbească personal. Domnul, vreau să vă simte în direct cu domnul Papari. Te iubesc de mor, Serghei, vino mai des la OTV că mi-i înserinez nopțile, te pup și te îmbrățișez. Să doarmă aici. Semnează Andreea. Ah, Florina, stați, nu trebuie să citesc asta. Florina din București. Întrebați-l pe Papari. Întrebați-l pe Papari dacă este singur. Îmi place mult de el, pare foarte serios. E singurul serios. Asta garantăm că e serios. Numărul meu, îl pup, Florina din București. Așa m-am născut și eu vreo una jumate. Da. E senilă. Garantăm că e serios. De ce i-ați chemat pe cei trei acolo? În afară de domnul Bichir, l-a pus și pe domnul Făt. În afară de domnul Bichir și domnul Bălan, cei trei acolo doar râd. Degeaba o carte, că sunt duși cu pluta. Cine-i dobitocul ăsta? Nu semnează. Boule! Serghei, uite, Elena din Brașov, ia citesc dumneavoastră. Serghei, ești bun la... La? Circ. Da, încearcă. poate primești o ofertă. Elena din Brașov. Dom'le, la circ am fost puțin. Ați fost, da? Și avea elefantul mai mare ca mine. Și am plecat. Serghei, ești cel mai tare. Semnează Carmen. Zi. Deci ești bestial, Serghei, sexy rău de tot. Anca. Domnul Serghei, vă stă mai bine cu glumele și amintirile din tinerețe, zice Rodica din Covasna. Dacă vă spun o poveste, închide postul ăsta. Nu, atunci nu spuneți, lăsați. M-am dus la un fotbalist, că nu vreau să-i pronunțăm acum. Dar să fie cu pipuri, da? Păi numai cu pipi. Păi unde să merg? Am mers într-o bibliotecă și am furat o carte. Ești nebun, mă. Băi, dacă ți-o spun asta, rămâi mult. Fii atent aici. Lasă-mă, nebun, mă, citi. Că rating maxim. Mă duc la domnul Gino Luculescu, fotbalist, și vine una Scarface, nene. Avea ățele de țe, adică țețe, un fel de șartele în alea. Bacă și pe Gino Rahat. Nu, ea a fost în casa lui. Asta vreau să spun. Și toată seara. Măi, corupătoare. Așa îi se spunea Gino, dar nu era Gino. Băi, la femeie îi spunea Scarface, la ce urât era. Și o băi corupătoare de minori. Măi, port ilegal de... Puncte. A voi? Da. Organ genital. Păi dacă mă chem doctor, că sunt doctor, cum mă rog, mă? Organ genital. Așa. Găsesc cuvintele ca să văd câte inteligență, ce prim-ministru vei avea. Dar inteligent. Și eu... Bichii râde. Ii coști. Că dau seama că e bine în țara asta. Nu, și toată seara. Să mor eu, să fac. Ce un cuvânt. Ia pe la cineața, mă scrie tot cum fac eu așa, având această, această inteligență debordantă, ca să nu vorbim să nu ne aștea. Ia să mă duc acasă și mă gândesc eu, în capul meu idiot, hai să duc acasă, femeia mă mâncat aici, gurea ta. Am râs toată seara. Și mașina ea, îi spuneam, vei să muncești tu să ne faci un odebo, odebo nu știe nimeni. De gâșmeche. Puncte, așa. Odebo, pe asta puncte, puncte, odebo. Mai departe. Ce știu, ce înseamnă asta? Nimic, așa. Ce? Să moară mă nu. Te, hai că nu știu, dar... Nu știi, te învățăm, așa. Te țin, las că te țin eu în pauză de mână, e nebunul, dracu. Așa, și, mai departe. Și mergem acolo și ea spune, mă mâncam așa, eu cum cu un fraier, că am tot timpul, niciodată nu ești prost singur, ești, că n-ai, ești, că, am tot, înțeles. Că ești prost făcut de grămadă, înțelegi? Și așa, nu uitați în casă să avem un whisky. Zic, mă, intrăm aici. Zic, bă, dar să nu încerci, vreau să faci ceva... Aia cu câinele? Sexual, da, cu câinele. Să nu ceva ceva sexual cu noi și cu astea. Că nu pun botul, că știu că eu sunt drăcos. Mamă, pupam mușchi, învățeam toate treburile astea, înțelegi? Apare Caras, zic, măi, inconștientul. Ți-am spus că nu ne permite în chestiile astea, ți-am scăvat un fel de asta. Și la un moment dat simt o respirație grea, unde? Pot să spun? Nu. În partea de jos, înțelegi? Da.
Și a spus, dezbracă-te. Și lupul făcea în, cu suflac. Ți-ai seama, eu disperat. Dă-ți pantalonii în jos, aia, așa, și eu făceam, mă gândeam în continuu, mă, dacă mă mușcă, ce mă cac acum? Și zic, ce să fac? Și aia, mișcă-te! Bă, faci bine Caterinca, nene! Tu stai, ai avut, bă, tu ai fost la procuratură, Gino, nu stai acasă. Tu ai avut respirația unui câine lup în coaie vreodată în viața pardon ta. De expresie, pardon de expresie, dar microfonul, domnule Sergei. Tăiați microfonul și dați-o. Bun, revenim la... Revenim. Pentru că povestea bună. Mă, da, când mi-a dat aia drumul, nu mai aveam pantofi și pantaloni și m-a făcut. Trei săptămâni am căutat să omor câinele. Întrebarea aia era, zică, mușcă câine, zică, dacă dai din cur, nu. Asta, eu am întrebat, mușcă, mută, așa, și dar respirația... Hai să revenim, dacă vă întreabă pe fiecare în parte o telespectatoare. Serghei, fii atent, băi, mi-a stat în continuu, mai cu Serghei. Am o întrebare, o telespectatoare. Dacă doriți să divorțați, cum procedați? Cum procedați? Mergem la avocat. Fiecare între dumneavoastră să răspundeți. Mamă, ce inteligență. Păi, da, că e important. Uite de ce. Omul mai adaugă. Eu cred că domnul Columbeanu a provocat-o pe Monica să divorțeze. E, nu uitați de cele două fete în jacuzzi, montaj de Iri, filmat de Iri. Ce, pe, dar era la prima abatere. Păi nu, dar Iri s-a filmat și a dat pe post ca să divorțeze. Dar nu s-a filmat el. Ia demn, a zis, mă, porcule. Da. Ele, cine poate să creadă asta, că erau filmate? Ce dracu, mă, subiecte grele astea. Păi nu, da, ai, văd că nu știi să mai răspundeți. Bă, da, mă, bunii mei, vreau să... Păi dacă aveam jacuzzi, futeam pat... Pardon, Ramona spune... Nu-ți spune între microfonul ce mai chemat. Păi dacă vorbiți cum trebuie, decent. Apreciezi inteligența domnului Bălan, uite, spune Ramona, vedeți? Care n-a spus nimic. Care n-a spus nimic. Da, asta-i putul. Da, uite, Tania. Sunteți grozavi toți, dar eu îl prefer pe domnul Bălan. V-a mars. Deci a cam câștigat. A cam câștigat domnul Bălan. Da. Nu te Serghei, vă cum le stergi, cum le... Da, da, de rău, lasă mai bine, nu le citești. De rău, de bine, Serghei. Cristi, salutări lui Serghei. Fii mai departe, Serghei, tu scrie... Uite, Serghei, uite ce... Uite, Marcel din Bârlat. Lasă-mă aici, ce este, cu scrie Serghei grozav, tot scrie... Nu mă băieții scrie. Da, nu citești, pervezi, mă, toată pația cu Serghei, el sare, mă. Dane, te rog să citești pentru Serghei, care jignește toată lumea. Ce să știi tu? Nu știu, asta să vă citesc. Ești un idiot, mă. Felicitări domnului Columbeanu, când este o diferență atât de mare de vârstă, într-o cumplă diferență de mentalitate. Eu când citeam, tu nu erai născut. L-ai închis cu asta, ai dat... Mă, dar dacă sari în continuu cu Serghei, nene. Nu sar, domnule, iau la răbdare. Uite, Serghei, nu mă, ce? Nu. Păi, de ce să nu uite, ăla, Marcel, vă înjură. Da, mă, ce mă jură, ce? Uite, Serghei e un maimuțoi. Fute-mă și Are, are domnule replică la orice? Are replică la orice? Stai două secunde, fundat. Nu vorbim, gesturi avem voie? Nu, n-aveți voie, nici ce. Nu mai filmați. Da. Are replică, domnule. Ce idiot! Reveniți în direct, reveniți. Nu mai filmați pe Serghei. Dom'le, vă rog, îmi place, mă, Michel. Nu mai filmați pe Serghei. Mă, vrei să arăt cu direct să mă rog. Să mă las în... V-am oprit microfonul. Să mă las în curbă. Nu. Nu mai aveți microfon. Nu vă mai auziți. Vreți să mă las? Trimite cineva o poză din tinerețea lui Serghei. Păi tot cu Serghei, mă, cu gică, cu ăștia. Da, cu plete, vedeți? Uite-l țin pe Serghei cu plete. Mă, știu toată lumea asta. Asta e veche, e cunoscut. Ce trăia acum, bă? Uite, iar în jurul... Ia, zi-mi să șesc. Uite. Ce zice? Nu-l mai strâliți că... Puncte, da. Ia, zi-mi pus... Nu vă mai citesc. Păi de ce le muți, că nu văd? Dacă le citiți pe toate, domnul Deaconescu, face asta, nu dis aici. Am stat mulți ani în 1989 la Cămin, pe Zambaccian. Fratele lui tata a avut un rol important la Belgrad în 1989. Îl știa pe Serghei. Am ceva să vă spun despre ce Serghei. Ce l-a folosit? Despre ia sună, Papari. Ia sună, sună să vă ce spune. Ce, era și domnul Papari înainte de 89? Uite, băi, e un idiot, mă. Nu, eu am plecat în 80. El a plecat în 80 în pușcărie. În Suedia, mă, nu fi rău. Bă, dacă nu sunăm pe masă... În pușcărie, în Suedia. Da. Băi, Bălane, vrei să vezi reticul, să mă tăvăresc să-i mut la camera cu găuri? Istoria televiziunii faci. Istoria, băi, vrei? Nu vă las. Zice cineva, Horațiu, lăsați-l pe Serghei să vorbească liber, că de-aia e democrație, o țară liberă. Da, dar e o lege audiovizuală. Horațiu? Care păi Horațiu. Ia losul! Horațiu, da. Păi voi vă luați după Horațiu. El a imbat-o acum. Are bală. L-a bătut în chine noi. Dar ne vrea să te facă Horațiu.
Dar zici ce, la mare trebuie doi. Vreau să ceară televiziunea. La mare trebuie doi. Păi la să fac o emisiune cu averile politicienilor noștri, numai el este în stare și știe ce pedepse să aplice. Bă, dar tu vezi, îți dai să fii... Ești predestinat. Eu am primit SMS-ul că vor să înscriem partid. Dar și eu am primit. Păi nu, eu cred că lumea își dă seama de inteligența mea nativă peste acest Dan Diaconescu, care voi deveni președinte acestui partid. Domnul Bălan primește o super poză de la o domnișoară, dar nu pot să o arăt. De ce? De ce? Păi nu pot. De ce? Pot să vă arăt așa, dar nu știu lăsatul meu. Arată-mă mie. Nu, nu, dă, e pentru domnul Bălan. Păi să n-am erecție, ai poza asta. No. Dacă asta era a, vie, poza, să mor mama cu geamă. Mă, dacă-s pentru mine, ce căutați vreo? Lugica e tot mai bună în Lugica. Arată-mă și Lugica. Sunteți în pasul fetelor de la Cacul Nama? Te-am mințit, Sorina. Nu era nicio poză. Ai poză din Playboy, mă, pe dacă ta așa. Aoleu, uite poză cu Serghei, da? Ia, că seamănă cu actorul Blanc. Da, mă, dă poză cu Curugol. Păi eu mă las în Curugol de misiune, bă, bo. Nu, dar pozat aici. Paparazzi, niște idioti. Aia din vară? Aia și v-ați înnevat în mare, na, n-apă, da. Pe cum să mă pozez pe mine, mă, când mă duc în mare și mă jucam, aveam jocuri electrice cu George Papari. Om de afaceri. N-a vrut să-și expună creierul și l-a arătat furt. Cătălina, mi-aș dori un sos cu umorul domnului Serghei, sensibilitatea domnului Papari. Inteligența domnului Bichir. Te luăm la grup. Devine rușinic. Să fac un billboard. Dintre ei se unul bun. Și te balanchează. Și când se naște copilul. Și te balanchează. Numai de ăștia trei. Bălanță ne ține de frunte. Dimineață. Mai citește-ne. Bălanță vibreze. Noi nu mai pot să citesc mesajul până la capăt. Dacă mă întrebi. Spuneți, dacă nu zice, devine normal. Ba da, zice, zice. Spuneți atunci. Cătălina zice. Deci am uitat să menționez că mi-aș dori un sos cu umorul domnului Serghei, sensibilitatea domnului Papari, inteligența domnului Bichir și nimic de la domnul Bălan. Și ce? Stai puțin că răspund-o! Slaio! Bălan e cel mai dotat! Ce a zis de la mine? Nimic! Nimic. I-a răspuns-o pe tine! Nu vrea nimic de la mine? Nimic. Băi, i-a răspuns-o bine! Mamă, stai liniștită că nu te violează nimic! Să moră mama! Descuia, dacă ai inteligență... Bă, fii atent că răspund eu! Dacă ai inteligența mea, sensibilitatea asta, oricum te fuzi cu... Pardon, opriți microfonul, opriți microfonul, Serghei. Băi, rupeți-mi hainele! Opriți-mi! De ori ești nebun! Următoarea, deci, în seara asta, următoarea abatere va trebui să vă întrerup definitiv. Spune ceva, Moni a stat cu Iri doar pentru bani? Dar câte ceasul nu începe ora 12 să vorbim, mă? După 12, a? Avem voie după 12? Nici după 12, nu. Dați-mă ceasul înainte. Da. Serghei, bă, da, unde vede Serghei sare, domnul Bichir să plece, zice cineva de lângă Serghei, domnul Bichir să plece de lângă Serghei. Da, de ce? Că vă place pe dumneavoastră și nu-l place pe Serghei. Cine, mă? O telespectatoare, place pe domnul Bichir. Ce de acolo? Păi vă citesc și eu multe mesaje, câte să vă citesc? Tot ce acolo sare, să n-am parte. Cred că e ciudă că e loc cu partid. Suntem idioti. Deja ăsta are probleme acum. Uite, Alina, îl admir pe domnul Bălan, Brăila se mândrește cu el. E Nicoștin, nu știu să-ți acum ce. Bălan e cu tine. Râd cu lacrimi, lui de bine. S-a fost mic copil pe lângă Serghei. Bălan e de bine. Îți neamurile mele. Da, e fata lui. Lavinia de 22 de ani, pentru domnul Bălan, am impresia. Nu, e uleu. Nu, nu, e pentru Serghei. E foarte frumoasă. Bă, da, nu e pentru domnul Bălan, vă rog. Și blondă și... Puteți să o arătați lăsatorul, ai puțin găuzul ca mare. Vă rog, domnul Serghei, vă rog. La corp fermă cu Bălan. Și știe. Păi seama că... La Vinio, după încă două... După încă două, trei pahare, ești bună și acum. Vă rog, domnul Serghei, vă rog, vă rog. A zis că ești bună, ce măi, măi. Domnul Bichir îmi trimite cineva o poză, dar nu... Cu Bichir gol. Dacă dă poză cu Bichir gol, plec din misiune. Nu, nu, nu. Din copilărie, da. Bichir când era mic, avea o mai mare decât el. Și se fugea pe ticul porba. Și după a început să crească în jurul acestei idei. Sunt cel mai inteligent... Ce sunt eu aici? Invitat. Să mor tu când nu-ți mai te... Hai, revenim totuci la cazul Moni la și cu ei, da? Că încep să mă împletișesc de nervii care am. Vreau să fii serios, da? Da, să dau cuvântul domnului Bichir, fiindcă e totuși... La mișto, mă, cel mai echilibrat dintre... Păi da, ce-i dat cuvântul Bichir și mie, că-ți mai trece el. Cum adică Bichir e cel mai echilibrat? Și domnul Bichir, da, și echilibrat. Dar domnul Papari, dacă n-a vorbit deloc... Ei, vorbește Papari, vorbește în pauză. Dar eu vorbesc în pungă. Și îmi da acasă să aud. Dom'le, eu sunt de acord nu, de, pe bune, că acum eu circuit, că ați văzut ce înseamnă oameni decenți care au reușit să divorțeze foarte frumos. Uite, ca noi. Nu. Ilie Năstase a divorțat frumos? Ca familie mare. Da, mă, că ai șmecherul. Cum să-l compar pe Ilie Năstase? Am băi, Floriane.
Pentru că m-am dus în orice hotel din lume și mă uit pe un canal de sport. Nu cu circ, nu cu tovoi, nu cu copii. Începe cu istoria tenisului, e Năstase, mă. Nu, dar m-a inventat ăsta și Michelia putea, să fure și nu l-a prins. Da, dar n-are de-a face o divorț. Ăla a inventat tenis. Puteau să divorțeze decent, să nu se ajungă la asta. Pă de ascuns, da. Să te duci să ceri pe ascuns, fără să anunci și pe fostul soț că te duci să ceri copilul și asta. Da, aici se pare ei, că a fost greșeala Monica. Nu te spra și ea nu facă totul de capul ei. Și să nu ia și la foc, adică te duci, dai divorț, nu mă anunci și ceri și custodia copilului. Păi ce mai e? Normal că a luat și ăla. E mai mic, e adevărat, se urcă pe scaun, dar e și el tată până la urmă urmei. Nu? Pe cuvântul meu. Și ia spuneți-mi, fii atent câte lume să scrie în partid. Dacă acest partid va fi condus de tine, ne înscriem în masiv. Domnul Iaconescu, judecătoarea, știți că a refuzat, a stat în mașină să pozeze paparații, da, și fotoreporter, nu s-a dus nici măcar la instanță. Cum să ia instanță? Nu ia că pe o jignire, adică eu spun că îmi iubesc copilul, mă duc, mor pentru el, mă bag cu toată lumea, iar ea a preferat asta. Este o superbă domnișoară. Cine a trimis poza? Un telespectator. Radio. O poză de mai sus, în care avem unul dintre invitații noștri și o superbă și distinsă tânără. Pervers om ăsta, mă. Cine? Era Serghei când era tânăr. Sub acei ochelari de culoare închisă, îl regăsiți pe domnul Papari. Care face sex violent. Iar era morb pe vreme. Cum? Dar dă-mă să vedem ce scrie. Dă-mi sus orb. Să vedem ce scrie. Ce frumos a exprimat domnul Papari, că era orb atunci. Deci domnul Papari, dumneavoastră care ați trecut prin așa ceva, acum facem legătura cu această poză. Dar dă-mă să vedem ce scrie pe poză. Vreau să un fel de... Adică ați trecut prin ce a trecut Iri acum. Deci cine a trimis poza? Ce scrie? Cine a trimis poza? Telespectator. A, vreau să vă citesc textul sau cum? Da, da, textul. Domnul Papari împreună cu Cristina Șișcanu. Semnează WD. Ia uite acolo roșu ce bun e. Deci uite, asta e poza. Da, e o poză. Da. E, și avem o chelarie în Chișinău. Nu-i trucată. Să nu fie recunoscut, că să rea lumea pe el. Da. Păi și era morb. Păi și acum îl înțelegeți pe Iri, nu? Bă, două secunde. Dar vrea să-mi numească să trăiesc cu asta. Nu e, nu se pune. Că lămuresc eu, bă. Tu ai vrea fața lui aia? Cum? Și soarta ei? Ce să stai cu bulanul la casă? Care bulan? Ah. Care bulan? Ce vezi, mă, cu fata? E fericit? Am văzut că călătorește. Da, mă, și el spune că se leapădă de neghină. Păi să-i dau eu neghina, poți să-i dau neghina, pe neghina, mă, nici asta nu vreți. Mă, tai microfonul, iar vreți să aveți microfonul. Pe neghina, ce înseamnă neghina? A, de neghina aveți voie, da, să-i spun. Da, să-mi ia neghina. Și ce credeți, că ea acum nu mai e fericită, Cristina? Pe vreți asta. Ba da, probabil e. Ce problema noastră, dacă e fericită sau... Și este treaba noastră. Noi suntem... Fii atent că eu am răspunsul, că am IQ mai... Important e că noi suntem fericiți. De 10 ori mai fericiți ca ea. Noi am fost de la 2-3 pe zi, ea era un singur fraier. Dar poza asta cine v-a făcut-o? Mai țineți minte, domnul Papari? El și-a făcut-o cu ochelarii, singur. Era pe un trepied, aparatul foto sau? La Saint-Tropez. La Saint-Tropez. Ce ghicește asta, mă? Hai, bani ai schimbat. Dom'le, omoare lovele, duce femeile pe la Saint-Tropez. Eu l-am dus prin gară, el duce la Saint-Tropez. Nu, dar cine vă aici era mai mulți la masă, era o masă de vreo 20-25 de persoane, prieteni. Am crezut că era Serghei, sau? Da, mă, era cu Lucian, la cu Puiu, nu mai vorbi, domnule, vorbești numai. Dar, nu, serios, asta să vă întreb ceva serios. Da, ea atunci era foarte fericită, nu? Adică era în perioada bună a relației, nu? Așa pare din poză. Așa pare în poză. Nu, domnul Bichir? Da, radiază de fericire. De... Da, nu. Adică mă uit că... Ea pare mai fericită decât mine. Eu știu de ce radiază. Nu avea mâna pe organul genital la voie. Avea mâna pe portofel. Se poate, dar vedeți... Poți să văd așa? Nu, dar e interesant că domnul Papari poate să facă orice tânără fericită. E treaba Papari, al lui tata Gic, eu știe, el comentează. Adică dacă... El a cum adică poți să facă orice adică, fiindcă ați vorbit de Iric, a făcut-o fericită pe Moni și a luat-o pe Moni, vezi, domnul, din Bacău. Ce a vrut, dar domnul Papari aici a luat o vedetă de televiziune importantă și tot a făcut-o fericită. Peste hotare. Dar nu, când, adică când am cunoscut-o, eu nu era... Nu era vedetă? Nu, spune, cred că mi-au un proces. Era spre prostituată. Era studentă. Doamne, iartă-mă, cum puteți să spuneți așa ceva? Bă, eu mi-asum ce vorbesc și ea mă amenință că mă dă pe mine în judecată și să mă dea în judecată, să vadă ei în judecată, că încep ca fratele meu, cum eu în judecată vin... Și mă, să ce se fie? Am mai vedere poze cu toate sărăciile, că mă apucă nervii. Îmi vine poze cu Băsescu, ai curaj, măi, ești șmechere. Era și cu Udrea. Și cu Udrea. Ne dai poze să ne incis pe noi, mă, uuuu! Era o vedetă incontestabilă. Unde ești? N-am știut. Ce vedetă? Înțeleg că era cu domnul și cu domnul Papari de multă vreme. Ce vedetă era, mă, ce a făcut ca vedetă? Păi n-am știut, domnule, acum zice domnul Papari că era, că nu debutase, nu? N-a apărut la televizor? Domnul Deandea Conescu. Ca vedetă dumneavoastră.
fii atent că vorbesc inteligent. Da. Când îți umtai microfonul. Dumneavoastră, ca pasta, ca pe vedete, unde ați văzut-o? Păi eu am cunoscut-o prin televiziune. Și ce ai văzut la televizor? Televizor? Adică te-am văzut la televizor. Prezenta niște emisiuni, domne. Spune-mă emisiunea care a prezentat. Stai mă că băi să mai deștept ca asta. Spune-mă emisiunea dacă e vedetă că plec de la masă. Nu mai știu. Dacă n-am voie să înjuri, n-am voie să înjuri. Dar acum, ia spune emisiunea. A prezentat? Ce? Păi nu, domnul Papare să-mi spună. Ce pe emisiunea a prezentat? Au, băi, perfect. Ăsta e ce mai vreau. Nu știu. El că nu știu, dă pe ăla. Nu știu. Ia zi-ți-o. Eu nu știu. Mare vedete, ce vedete, mă, că m-a apucat nervii acum. Păi dacă asta e vedete, mă împușc. Înseamnă că era de multă vreme cu domnul Papare și n-am știut eu. Așa, era vedete în situația asta. Era de dinainte, deci, de a debuta. Mă, vrei să spun cum avea celulita pe găuz? Am voie. E, n-am. Celulita. Hai că, poate perfect, arăta perfect. Celulita e medical. Da, mă, celulita, n-am voie. Da, băi, să vină unul care spune ce am voie medical și e medical. Uite, Bianca din Hoghi, Serghei, vrei să fii cu mine? Să ne de unde e Bianca? Da, domnul Serghei e căsătorit, poate nu știa. Zi, mă, lasă-mă că am divorțat. De Hoghiz, unde e Bianca? Hoghiz. Hoghiz. Păi până pronunț, uit orașul. Da, degeaba încercat să-l incitați pe domnul Papari, că n-a fost nimic între ei. El e un mecen, a crește student. Între cine? Între mine și Serghei? Nu, dar dacă era căsătorit în acte, asta mă vreau să-l mai întreb cu domnul Șișcanu. Ce făceați la divorț? E cel mai inteligent om care... Vă răspunați pe ea, cum se răspunea ieri pe mâini. L-a chemat pe Ovidiu Sorin Băran să rămână mut. Nu v-ați filmat soția înainte sau soacra? E, are film, dar... E, vezi să vezi ce film am eu. Aici vreau să ajung. Vrei să, vrei dacă să... nu m-a filmat, e pe mine. Da. Da. Eu am filme incendiare, nu știu dacă credeți să-mi vedeți, că cineva o să incendiar filme cu mine. Bine, atunci haideți să vă prezint un alt eveniment important pe care îl cunoașteți din presa de mâine. Înțeleg că domnul Serghei știe mai mult aici, domnul Bichir. De unde mai acum vin? Și da. Domnul Papari, cred că știe. Deci o ceartă violentă între personajele implicate. Până acum doar două erau, Oana Zăvuranu și cu Pepe. Și acum intră pe scenă parlamentarul, sau un europarlamentar. Zice vrei. Care nu e parlamentar, lucrează la, a lucrat la, la un cabinet parlamentar european. Dar ca simplu funcționează. Da. Mie și nu știu cum să citesc aici, dar așa scrie. Vedeți, Tudor Ionescu. Între ghilimele, amantul Zăvuran, ce a înjurat-o pe prietena lui Romina pentru că i-a făcut iubita mahalagioaică. Sictir nesimțit-o care o jignește pe Oana. Bărbatul, conizat ultima cucerire a Cheridei, lasă la o parte eleganța discursului parlamentar și trece la un limbaj de mahala. Nu meriți nicio puncte-puncte. Și să o pupi în puncte-puncte pe mahalagioaică. Sunt doar două dintre replicile politicianului Tudi pentru cine amica lui Romina. Cine e sărăcie asta, mă? Înțeleg că v-ați întâlnit cu recent cu Oana și ei sunt prietenii mei și nu discut absolut nimic, pentru că nu-i frumos să discute. Dar cine e politic? Cum se chemă politic? Asta e cum e Tudi. Trudi. Așa-l chemă. Deci eu dacă mă chema Tudi, mă luai pe mine în partid. Nu, dumne, dacă așa-l cheamă pom și dacă e europarlamentar. Mă, dă-i slobos, bă. Uite. Dă-i în Sfânt George, băi. Păi, dar nu știți ce a apărut. Hai, mă, te-ai născut în pâine. O apără ca la ușa cortului, pe Oana Zăvoran. Păi, dar și vreun șucăr între ei? Nu știu, de-aia vă întreb. Păi, de ce mă întreb? Că sunt îngrijorat, nu? Mă, ești nebun? Ai să dai bani femei, femei și acum, ce ești, poate ești divorțul, mai dai bani, vrei să nu curăpă ăsta? Păi dacă se ajunge la altceva, la violență maximă. La cine? Cu cine? Păi la... cu Tudi ăsta și cine, mă, cine scrie? Doamne ferește. Politician, uite, îl cheamă Tudor. Tudor Ionescu îl cheamă. Viitor candidat al PNL-ului în Parlament. La ce? La PNL. Ăsta e un sărac care vrea să apară și el pe ziare și vorbește ce nu știe. Păi ce să fii, dumă, săracule, cum îl cheamă? Încă o dată. Tudor Ionescu. Păi că Tuli. Tudi. Așa ei se spune. Măi, Tudor Ionescu. Da. Tudi. Așteaptă în parcare să vezi ce poză. Eu nu cred că e nimic adevărat cu... Nu credeți? Da, mă, ce Tudi ăsta și păi cu Oana. Păi da, el declară, domne, el spune, nu? Nu. Cum spune? El nu spune nimic. Bă, cum are asta? El declară. A declarat Romina ceva actuala lui iubită, că și spune da. Că e actuala iubită. Da. Cine, domne? Da. Ce scrie în ziar? Am mai gândit curs cu ziar, să-l pese asta. Nu dai mesaj, domnule, telefonic, e înregistrare audio. Uite-te la, uite, la Papari, zici câte familii s-au destrămat în seara asta, că se uită la el. Sigur, tuli, muli, dă-mă să autoproclamantul amant al Zăvurancii n-are lacăt la gură. Perfect, stare, a făcut-o bucăți pe Romina pentru că a îndrăznit să o comenteze pe Oana. Și Romina cine? Prietena parlamentarului. Păi dacă ai făcut, dacă ai făcut bucăți pe nimeni, cum poți să vorbești ceva? Nu e nimeni, din PNL omul e important. Păi nu, și Romina cine era? E Romina Paul. Pe Oana Zăvuranu e șmecheră, Pepe e șmecher, s-a băgat Romina. Romina cine?
Deci vă citesc. A explodat mămăliga în cazul politicianului care pretinde că este amantul Oanei Zăvoran. Și totodată motivul pentru care acesta va divorța de Pepe. Tudor Ionescu zice, studia a reacționat violent. În momentul în care cineva a ponegrit-o pe iubita sa. Mi-a închis telefonul și mi-a zis că nu permite nimănui să se lege de ea. Este parlamentar? Da, mă rog. Nu e parlamentar. Lucrează la cabinetul, dar e pe listele PNL-ului pentru viitoarele alegeri. Frumos băiateșine. Din momentul în care am zis că nu se potrivesc, că ea are o vârstă înaintată și că am senzația că își va bate joc de el, aia Romina, spune, s-a făcut ca focul și de atunci nu a mai vorbit cu mine. Ne-a declarat una dintre prietenele politicianului PNL. Reacția lui au devenit de-a dreptul incredibile. Deja declară, e un văr din provincie. Măi, Romino, intră în direct cu noi și să spun la toate întrebările. A, stați puțin. Reacțiile lui au devenit de-a dreptul incredibile în momentul în care una dintre prietenele lui a îndrăznit să comenteze noua relație. Romina, o tânără care are acum o relație cu Silviu Sprigoană. A avut parte de cuvinte grele din partea lui Tudi. Chiar și Băsescu, ia finanțat, hai mă, lasă-mă cu cine are cu Silviu Sprigoană. Astea sunt romane indiene, mă, ce drăguț. Așa scrie, domne. Cine, domne? Într-un schimb de SMS-uri, fata a fost făcută mahalajoai coordinare. Bă, n-a dormit să mă roman, brane, scoate, zici tu ceva. Bă, au furat de la stat. Făchiri ilegale. Și prinde, au furat de la stat. Nu, Pepe și cu Oana, n-au nicio treabă. Ce dracu, mă, tâmpenii? Este un articol de bulangii. Nu, dar nu mă deranjează că sunt colegii mei din presă și n-am respectat. Hai mă, las-o dracu. E păcat că acum, ce să zic, s-ar atâția pe relația... Eu sunt prieten și cu Pepe și cu Oana Zăvoran, nu iubesc, n-au pățit, nu trebuie prin nimic. Și asta mă asta. Bă, până și Șutacu ne scrie. Ce vreau să-ți mai... Deci toată televiziunea îmi scrie. Vreau să-ți mai spun o chestie. Faza pe care a făcut-o Oana cu... Citacule, asta e hainele de 3.000 de euro, nebune. Oana cu Curațiu. Dovedește că e o fată inteligentă și cu umor, care s-a prins într-un joc mișto. Curațiu a căzut la mijloc. Toată lumea să aștepte despărțire, nu e nicio despărțire. O să fie prieteni în continuare și cu asta. Și dacă e despărțire, ce... Și sigur, domnule, dar nu-i treaba noastră. Bă, cum să vorbească o prietenă de-al un prieten, de-al un prieten? Exact, acum, când îl ia pe Deaconescu bine, o să povestesc eu că o nepoată de-a mea mi-a scris că l-a cunoscut pe Deaconescu când l-a arestat și le-a spus, îți dau contul să-l dea lui Serghei. Păi, tu ai și probat. Știu, domnule, dar așa aici s-a stat declară el cu gura lui aici. Păi și cum are gura? Ia, cum are. Ia uite altă poză din Monte Carlo de data asta, sau de unde e domnul? Mă, dar cine să știe, mă? S-a spart țeava. A, nu, e ea, mă, e proasta, mă, să moară, mă. Proasta avea rating, nu mai dau cu asta, gata. Deci eu plec din emisiune. De ce? Păi ea vrea să-și facă, ea, că Iani le-a trimis. Păi nu, mi le trimit eu singur. Paparițele de dea, a fugit la baie. Nu, și dacă se iubeau oamenii, care e problema? Da, dumne, se iubeau, dar erau un trei. Chiar de a face cu emisiunea de azi. Dumne, vrei să trimit o poză cu Mădălin Ionescu, cum mă iubeam eu cu el? Să rămâneți muți? Să la rămâni cu vulci. Și acum, bă, n-am spune, au furat din banii statului. Eu am fost coleg cu amândoi și sunt niște oameni. Să fii sănătos. Dacă ai fost, să creștesc eu așa. Ce? Iar mă, sare, Serghei. Uite, mă, tot ce scriu, Serghei, sare, mă. Deci, asta cine e? Tot pentru dumneavoastră. Da, pentru mine. Taci, mă, că-mi dă una mie acum. Da. Bă, mamă, și eu sunt tot ce v-am văzut. Am fost Serghei, omul jungle. Ia, dă-mi mai mare, că nu vă până acum. Mamă, că suntem, parcă suntem la fătul îndrăgoțit, viți-mă direct. Dar ce vrea domnul Serghei, ce vrea să vă fac? Lasă-mă, că doarme, mă. Dar unde ați fost împreună, la botezul ăsta ați fost? Nu mă, că am fost acolo. Dacă am fost la mine restaurant. Păi și ce a fost, Pepe singur? Nu știu. Păi așa scrie în ziar. Și vă ți-a luat? Nu știu. A, da, la Serghei, în restaurant, scrie clar în ziar, dar că nu știu. Bă, ce faci, ai scăpări? Deci botezul ăsta monden, ia fiți atenți aici, comandă la mine. Da, domnule, se știe asta. Ați fost domnul Papari la botezul ăsta? A fost, nu? Domnul Bichir, ați fost? Nu. Domnul Balan, ați fost? Se cunoaște pe ei, nu se cunoaște pe ei. Ia fiți atenți, domnule. Nu știu. Deci la intrarea în restaurantul lui Serghei Mizir. Nu știu. Ia tăiați microfonul, bă. Pepe a apărut singur. Șmecherie. Tăiați microfonul, bă. Pepe a apărut singur și toți ziariștii prezenți l-au întrebat. Vezi că nu-i convine. Tăiați microfonul, că nu știu. Și unde ați fost în ultimele zile? Și Pepe a declarat. Am fost răpit de extraterestri. Lângă Pepe era domnul Serghei Mizir, care zâmbea. Minciună. Lângă el era extraterestru. Ignorând orice întrebare legată... Era Oana Zăvoranu și se costumase Serghei Mizir. Stați că începe să se lege treaba. Ignorând orice întrebare legată de Oana... Păi dați-mi spus să tăi microfonul! Stați că de dumneavoastră vorbește aici. Păi și nu tăi microfonul de mine, eu vorbesc cu cutia vinități, cu jurături, mai tăi microfonul. Păi nu, se vorbește frumos. Singurul lucru pe care l-a menționat Pepe la insistențele paparazzi a fost că încă își iubește soția.
Uite, și foarte când bun. A intrat în restaurant, după ce în prealabil fusese răpit de extraterestri, Pepe a ajuns la botezul, nu știu ce, copilului Mare Bănică. Numai că soțul Zăvuranci a evitat și să meargă la biserică. A fost la biserică înainte sau după? Pe nu știu. Botezul unde se face doamna restaurant? Ales... Lasă că îl îmbolnăvesc. Și a ales să se ducă de unul singur înainte al live-ului la restaurantul Serghei. Nu știu. Mai bine de o oră, i-au ținut companie doar lăutarii care se aflau la fața locului. A fost domnule și oala, dar l-a văzut ori. În momentul în care au apărut jurnaliștii, cântărețul s-a făcut invizibil, părăsind localul după câteva zeci de minute. Nu știu. Oana și aseară a fost botezul? Nu-i convine acum, bine, nu mai fost convine, nu mai ai spus că vorbesc urât. Oana era deghizată. Păi vrei să, stai puțin, stai mă că nu văd o șmecherie ziaristică. Vrei să vorbesc cuvintele mele ce au scris și ăștia în ziar? Nu, nu, vreau, nu, vreau, nu, deci nu, ai renunțat și la așa. Hai să vă citesc ce zice penelistul. Da mă, că mă enervează. Suntem amici, într-un schimb de SMS-uri, fata a fost făcută mahalagioică într-adevăr ordinară și agramată cretină. Cine? Zice asta Tudi, deputatul. Cine a fost făcută cretină, mă? Prietena lui Tudi. Păi și el e cretin și ea. Da, dar nu înțeleg cum ea e și prietena lui și a lui Silviu Sprigoană. Păi dacă e cretin, normal că își dau seama cine cu cine. Tudi îi spune Romin. Eu chestie de inteligență. Mulțumim, zicombe. Revista prese făcută de Sechimisile. Tudi îi spune... Un dobitoc? Tudi îi spune Romine. Nu, Prigoană, la micul nu e Prigoană. Ăla chiar mi-e simpatic. Patetică și proastă asta ești, zice Tudi Romine. Urmărești-o la TV în continuare pe Oana și zgârie-te pe ochi că ești și vei rămâne tu anul. Fii atent, mă, ciutacul, ești rocker? Noi doi știm. Bă, toți mari titani ai televiziunilor se uită la mine, mă. Când ești tu singur cu... Ai luat cuțitul, ai luat foaia... Da, domnul unde... Ciutacu, când îmi da. Că a zis Serghei, da. Hai mă, cum să nu fii, bă, nebunule? Bă, îți explic eu. Îți arată dacă vrei. Vrei să mă sparg ce s-a întâmplat la mine în restaurant acum am de zile? Păi tu nu, dar nici nu. Au fost alții. Mă sparg ca prostul. Dom'le, retractăm întrebarea. S-a prescris fapta? Nu știu, că trebuie președinte. Nu mai pentru domnul Bălan, atenție, de la Ana din Buzău. Ce foarte frumoasă Ana din Buzău. Deci vedeți cele frumoase, îi scriu domnului Bălan. Cele mai așa, îi scriu domnului Serghei. Deci, vedeți? I-am scris mie sau Bălan? Nu, aceasta e numai pentru domnul Bălan. Nici nu vrea să audă de dumneavoastră. Unde e? Din Buzău, Ana din Buzău. Îți dai s-a uitat Bălan în ochii și asta spune nebun, nu mai găsi pe Elodia. Găsești-o pe aia de la... Unde era ce n-am cred că pleacă la Buzău ușa. Uite, Ana din Buzău, ca să știți, da? Cred că era de la Cernavodă. Domnul Bălan, am rezolvat păi ce că e pentru Serghei? E schimbă, bă, tu nu vezi că totul pentru mine e o mută pe alții, mă, ce dracu, mă, întâi, e vidioșilor. S-o verific... De fapt, fata era pentru ieși, ce dracu, era tot ție. Întâi s-o verifice dacă n-a furat de la stat. Tot ce scrie acolo e Serghei, le sare în continuu ce scrie Serghei. Bun, hai să vă citesc în continuare, da? E are boală. Că totul se întâmplă la Serghei, văd, în restaurant. Da. A fost și fata asta la dumneavoastră? Nu știu. E canodul de cale ferată la Serghei în restaurant. Toate se întâmplă. Romina a recunoscut că în acel moment a fost șocată. Mai ales că îl știa pe Tudi ca fiind un băiat foarte civilizat. Păi i-a reproșat limbajul vulgar. Mă, cum să ai numele Tudi să fie un eventual om împrumutat de la Mahalagioica de Zăvoranca, iar răspunsul lui Tudi n-a întârziat să apară. Ești o agramată, nu știu ce, nu meriți decât o cine, puncte, domne? Să o pupi în puncte-puncte pe Oana, dacă eventual nu o pupă nimeni în puncte-puncte. Deci, deranjat de amploarea pe care a luat-o presupusa relație cu Oana, Tudi a ținut să transmită în cursul... A, mă, lasă-mă, mă, cu șoule! Asta cred că e una care vrea să apară și ea. Este prostul care spune așa. Băi, Tudi, ia sună-mă pe mine direct, mă, să te lămuresc eu și cu Oana și cu toată. Dar el zice că o iubește pe Zăvoranca. Pe cine? Tudi ăsta. Păi tu nu-i iubi, mă, cum arată și ești nebun. Bine, și nu, zice că pentru ea, el zice că pentru ea... Domnul Diaconescu, dacă ai vise erotice cu ea, nu înseamnă uite, că... Uite, sunt mesajele telefonice fotografiate aici. Între Tudi și asta și Romina. Da, domnule, sunt între ei, domnule, acum ce domnule iată-mă? Politicianul Tudi n-a negat în vreun fel relația cu Ana. Bă, mă, cu puțin, ce lege a făcut politicianul Tudi, mă? Nu știu, domnule, fiind deranjat mai degrabă de felul frivol. Ia uită-mă direct, cum îi spune, ce politică faci tu, mă? Uite, s-a limitat doar la o replică ce n-are nevoie de niciun comentariu. Nu interesează pe absolut nimeni viața mea personală, pentru că este numai a mea, a zis Tudi. Păi dacă el bate labă, sigur. Nu știu, domnule, dar și când Tudi ăsta o să conducă guvernul din partea PNL. Păi nu luai puterea, bă, ești nebun, mă, miți în continuu. Păi da, până că luăm puterea și acum mă ia să mă iau de Tudi. Mă vezi că te pinde Tudi. Nu e, domnule, PNL-ul cu PDL-ul cu PSD-ul. Șase badicari v-a sucălpit de pe Tudi. Ia vino, bă, bă, Tudi, intră în direct. Deci, negați această, da? N-a venit Tudi la restaurantul noastră.
Bine. Deci s-a rezolvat această situație. Uite, dacă îl prinde, cine mă sună acum pe mine, Gabi, jur că pe Tudor Schitte îl desosează. Desosează, auzi ce expresie. Aoleu, bine, ăsta l-o moară. Ce drăguță, mă? Altceva. Deci cum aș dau cu dumneavoastră, nu văd că nu o scot la pe cum capăt? Să mă cheme Tudi? Pe vrei să spun eu o poveste când mă sună pe mine? Sunt o familie fericită. Claudia și Forma sună pe mine. De unde presupusă relație? De unde... Mă, dar oamenii nu știu despărțiți. Dacă mă prinde nevastă, mă întâlnesc cu Claudia. Dar pe Paul Mantea îl cunoașteți? Să vedem poza. Paul Mantea este originar din Codlea. Să facem recunoaștere. De Brașov. Trăiește în California, sau a trăit în California din 2005. Are o afacere, un șef extrem de profitabil în Los Angeles. Ce? El este noul iubit, noul soț al Monicăi Columbeanu. Păi că ți-am scățin cu ei. De ce țineți cu ei? Păi da, parcă era grecul până acum. Uitați, dăm premieră pe țară, deci e mai bogat decât Iri și se căsătorește acum cu Moni. Na, asta dă răsturnare de situație. Păi da, dar până acum câteva zile era... Păi nu zicea că îți retrage dosar? Mamă, cât e de pe vezi cum începe. Răsturnare de situație. E o situație dramatică. Nu. Păi ce vreți dacă așa scrie la gazetă? Cea mai mare răsturnare se răgește pizza, așa publicitate. Uitați aici ce scrie, da? Vedeți ce scrie? El e milionarul care o apără pe Moni. Ia uitați. Ce subiecte. Bă, îmi pare rău că se... Cu ce o apără domnul Iaculescu? Nu știu, domnule. Îi dă bani, îi dă tot ce are nevoie. O apără și îi face... Afaceristul român de care Monica Columbeanu s-a atașat în perioada în care a locuit la Los Angeles, sare în apărarea ei. Paul Mantea. A mărturisit că Irinuca își iubește mult mama și că era fericită în SUA și deștept cu el. Deștept ești, mă! El îi consideră vinovați de întregul scandal pe Irinel Columbeanu și pe soacra acestuia. După izbunirea scandalului în familia Columbeanu, Monica a fost pusă la zid de cei mai apropiați oameni din jurul ei, mama și soțul său. Printre puținele persoane care au stărit în apărarea Monicăi se află afaceristul Paul Mantea, un român stabilit de mai mulți ani în Los Angeles. O să-ți ia și ție, Paule, nu te cunosc nici Mantea, nici, nici pe Paul, nici Mantea, o să-ți ia ție lovele și o să prinzi peste vreo 5 ani și o să mă rog să vin în această emisiune, că acest post va fi veșnic și o să spui să te apără pe tine. Ce drăguț să ia, mă! Iar paparii va prezenta Metu. Da, și paparii da. Metu. Dezbrăcat! Își va pune silicoane! Dacă tot e el meteosensibil. Dacă meteosensibil, da. Băi, eu sunt meteosensibil, mă. Bun, hai să vă citesc mai departe. Că Paul are foarte mulți bani și dă oricât. Deci Paul vrea să îl despăgubească pe Iri, să-i dea oricât de mulți bani. Cum să despăgubească? Dacă cumpără ceva? Vrea să o cumpere de la ei. Eu și familia mea suntem foarte apropiați de Monica și Irinuca. Și scade uzura. Pe durata șederilor în Los Angeles am petrecut destul timp împreună. Monica nu este nici pe el minus uzura. Monica nu este nici pe departe monstru care a fost deschis. Din contră, cât a stat cu mine, Irinuca a fost o fetiță fericită, numai un zâmbet. Nici pe departe maltratat. Asta o ajută. Cât de idiot trebuie să fii să dea asemenea. O ajută mult la proces, ca să spui. La divorț asta. Bă, dar cât de imbecil trebuie să fii să dea asemenea declarație. Bă, cel mai mult îi plăcea să fie, să fie purtată în brațe de mamă și să doar cu capul, capul pe pieptul ei. Irinuca și iubește mama. Și ăsta e pus de Monica. Dar știi ce mult ajută asta la proces? Uite, domne, copilul meu stătea cu un alt... În casă o ajută la proces. Sau... ajută enorm la proces, da. Păi nu reiese că erau iubiți, acum se apropie. Irinuca se juca pe covor și eu în timpul ăla o ardeam pe masă. Nu, domne, nu spune asta omul, domne. Stai cu apreciază și cu ajută. Deci îi plăcea să fie purtată în brațe de mama sa, să doarmă cu capul pe pieptul ei. Irinuca își iubește mama, o să vedeți în scurt timp, o să plângă după ea. Monica o iubește mult pe Irinuca. Singurul ei scop în America. În ce mediu, adică dumneavoastră cunoașteți acum copii de la grădiniță și vă faceți confesiuni cu o fată de 4 ani? Ăsta înțeleg că e matur, are, nu? Peste 21 de ani, nu? Până și Tibanu, cu emisiunea lui ne sună, nene. Monica o iubește pe Irinuca, singurul ei scop până... Mă, tu nu vezi că toată oamenea din tine mă sună? De ce te sună pe tine? Te sună boul ăla care nu știe ce vorbește, Irinuca. Paul Mantea. Paul Mantea și Paul Mantea. Auzi, că te-ai întrecut pe tine, cântărețul Jidveanu. Ce-i cu tine azi? Așa ești tu non-stop. Cine așa? Jidveanu. Ăsta-i vin. Ăsta-i la premier. Așa-l cheamă cu el. Domnul știi care cântă frumos. Ăla chel. A, că dacă ești vei, mm. Bă, tu nu vezi că toate, tot citacule, dacă ai sânge, demisionează și intră în partidul nostru. Că vom lua puterea, avem nevoie de... nevoie, nevoie. Asta de la limbă, că m-am mușcat. Avem nevoie de oameni pregătiți ca tine.
Unde a fost... Deci Monica o iubește pe Irinuca, zice Paul. Îi chem oameni partidilor, frate, s-a trecut de Monica. Singur ești că... Ia-o pe Monica și du-te, bă, care-i pisești, bă. Bă, a vorbit, n-a vorbit. Ia-o pe Monica și du-te, bă, îți dăm o poză. Singurul ei scop în America era să-i ofere o viață mai bună și mai frumoasă și mai liniștită. Și asta ajută mult la proces. Mă, tu să-ți face nef, tare, să ai unul lângă mine, să tu să-ți citești în continuu. Nu am văzut eu niciodată să fie abuzivă sau agresivă cu fetița, din potrivă. Paul Mantea găsește și explicațiile pentru declarațiile Veronicăi. Singura care nu se putea adapta în America era mama Monicăi. Ea și domnul Columbeanu sunt vinovați în mod egal. Da, băi, Paul Mantea, dacă ții această emisiune foarte inteligentă, intrăm în direct, îl lămuresc eu. Că îl bagi în partid. Ce să-i spuneți? Păi tu nu vezi că mă spună și bodyguards-i. Ori îl bate băi Diaconescu, ori pe Paul Mantea asta. Da. Deci s-au plictisit și ciumești și s-au plictisit de tine. Tu tot citești întâmpenii acolo. Vedeți? Nu, ne-e foame. Miroase la mâncare aici și tu ne dai cu Paul Mantea. Ce să te chemă Paul Mantea? Uite, și Tundiche din Cluj. Hai de neoprit. E drăguț domnul Bălan. Ia uite, e drăguț domnul Bălan. Nu vreau o relație cu mine. Cine zice? O doamnă de etnie maghiară din Cluj. Tundiche. Tundiche. Bun. Na, vedeți? Are toate regiunile, domnul Bălan. Fani. Așa mai zic și eu. Bun, deci până la urmă a scăzut de acord. Și lui Papari nu mai scrie nimeni pe bune, că nu... A, domnule Papari, foarte multe mesaje, dar nu da, da, Paul, mă, cineva le citește numai pe la săraj, mă, când vine câte unul la mine. Uite, una seară îmi spune că să le iau pe ăla cum am luat după omul Mara seară, care număra. Adică sunteți drăguși, domnule. Avem și inteligență. A, uite, aveți o poză împreună? Acum mi-am dat seama. Cu Ciutacu și cu Papari și cu Bichir și cu Serghei. Ia, că toți suntem prieteni acum, cine e? Unde erați aici? Cine dă pe versiunile astea? Cine? El? Cred că de asta e la ziua lui Victor. Cum se dea el? Asta e la ziua lui Victor, mă. Radio. Care Victor? La Ciutacu. La ziua lui... la Ciutacu? La Ciutacu, la ziua lui Ciutacu, da. Dar nu poate să fie poză, că scrie Radio Bum. Cum să fie poză? Radio, da, bun. Răi de bun. Cum l-am azi, mă, mâncați? Radio Bum și nu mă, răi de bun. Dar ați văzut că ideologul stă întotdeauna mai în spate, că așa e Papari. Am văzut, da, domnul Papari e retras, da. Ia filmați poza, da, de domnul Bichir. Păi nu, că stătea Bichir în fața mea. Domnul Bichir se impune, vedeți, se uitați. Păi dacă am 2 metri, unde vreți să mă ascund? Că ce de două ori în Columbeanu. Să știi că Florian tot timpul în toate șucările a fost lângă noi. Nu ca tine. Știu, și la tu citești în nebunie acolo. Trebuie să mai și muncească cineva în țară. Că mi-a dat două târnă coape în cap și că m-a siluit. Și că m-a siluit și eu spun, bă, sunt vicepreședinte. Tu ai citit și Serghei a luat două târnă coape și declară milionarul din America că el l-a mâncat puțin pe mult. Când i-a dat la toporul în cap. Și când i-a dat cu toporul în cap, el a citit în continuu, mă. Nu trebuie să informăm cumva. Iar finalul e apoteotic, dar SMS dacă a mâncat sau nu. Doamne, dar ce poze am primit acum. Dacă ai arătat asta domnului Papari, cred că... Ia. Nu, asta îi place domnului Papari, alta am pentru domnul Papari. Stați să le dăm la rând, în crescendo. Ia. Comentarii? Unde erați aici? La Monte Carlo? La Nisa? El se pregătea pentru un rol. Nu știu unde erau aici, era? Tot cu ochelari, vedeți? Da, tot cu ochelari, să nu recunoască femeile. Da, exact. Trebuie că nu vedeam, aveam probleme cu vederea pe vremea aia. Mă, dar ce facem acum? Nu ridicăm pe fraiera acum. E 007 aici. Da. Nu fără Catherine, că sunt fiind. Nu ridicăm pe asta. Stați că vine poza următoare. Ia, păi, ia ce părere aveți acum. Ce scuze, dar trebuie să le dăm publicitate. Tău cu ochelari de soare, nu te poți uita, mă, la aia. Trebuie să le dăm publicitate pe toate. Dacă aveam fața ta să poată, mama mele! Bă, uuuu! Tu nu vezi ce fără Caterinca, ai vrea să-ți lași banii să iei fața lor ăsta? Hai, domnule. Băi, omul, te mă rog, foarte încetă. Vrei să renunțul Rolls, Morse, avioane, elicoptere. Și avea fața lor ăsta și fața lor ăsta. Fiți cuvinte. Da, mă, răspunde, bă, că ești tu, de zici, iarist. Nu am vorbit nimic trivial. Nu poți să rog, răspund. Băi, acum asta e un trucaj, un trucaj, nu era domnul Papare. Lasă, bă, trucaj, tu răspunde și de el fila din pădure. Lasă, băi, Michile, eu sunt, băi, voi avea o emisiune. Seama, am întrebat, ai vrea fața lui ăla să renunți la bani? Nu, e o întrebare provocatoare și... Cine e aici? Domnul Papari cu cine? Cine, doamnă? Să nu facem vreo gafă. Putem să dăm poza asta? Nu, ăsta e Sasha. Ăsta e Sasha de la Bambu. Cine e ăsta din dreapta? Te bate ăsta din mășină. Ăsta nu-i domnul Papari? Papari. Și astea sunt două... Cine sunt? Cliente. Sete de la... Cliente. De la Bambu, cred că sunt. Cliente? Nu, sunt... lucrau acolo. Dă mai departe.
E clar că nu, e clar că papa nu combina cu niciuna din ele, că n-are ochelari. Răspunde la întrebare. Eu că n-are ochelari. Vreau să scrie. Bă, dacă e șmecher Dan Diaconescu, să scrie jos așa: cine vrea fața lui Mădălin Ionescu și banii mei? Ce a fost dumne cu Mădălin Ionescu? Ia uitați, ia uitați, altă poză. Ia uite, ăsta, ia uite altă poză. Bă, dar poze cu mine. Asta e foarte tandră. Asta e mai dat-o. A mai dat-o? Nu, mai dat-o. Nu, erai din față. Poza numărul 4. Asta e din lateral. Opa, opa, cine e aici? Asta da. Asta da poză, frate. Cine, Serghi? Dar cine e în mijloc? Cine e? Nu putea spune, sunt prieteni. Trebuie să recunoască Papari. Domnul Papari, vă rog. E o prietenă de noastră. Cine? Aici era la Serghei acasă, până ce s-a mai performerea în României. A, e atleta, nu? Campioana? Atleta, cum vorbești pe te bate, asta nu ești tu. Când te luați de perucaș de... Cine e Monica Iagăr? Îți are și președinția din cap. Cine e Monica Iagăr? Vezi o chemă în emisiune, să-ți smulgă părul din cap. Monica Iagăr e? A, nu știai. Bă, ce perverso. Nu știu, chiar nu mă uit la atletism, dar... Păi nu se uită la sport. O atletă, ei știe tot. E frumos sport, un sport este... Eu cred că își dă poze de sine. Ia uitați aici cine e. Păi și papa le-a făcut sport. Ia uitați. Dar de unde s-a stea? Cine e dânsa? Nu știu, dar bună. Cine, mă? Aia lui Nicolae. Aici am o stare de prietate. A cui? La o nuntă. E logodnica unui prieten al unui prieten comun. Cine, domnule? E lui Nicolae, mă, Raluca. Care Nicolae? Care, mă? De la Miami. Da, prietenul nostru, nu. Dar Nicolae știu, bă, Nicolae. Nu-l cunosc, nu? Ba, cum să-l cunosc, bă, ești nebun? Care Nicolae, domnule, Nicolae și de la Miami. Dar după expresie, te scrisese în partid. Așa se fotografie, wow. Asta chiar că nu putem să o dăm publicitate. Da, 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 să vadă lumea că și George Papari a avut succes. Asta e domnul Papari și dânsa ce... Ia uite tatuajele mele acolo dezbrăcane. Dânsa ce campioană e? Uite, nene, tatuaje, uite corp de om. Bă, ăsta e corp de vicepreședinte al partidului. Unde? În stânga aici? Acolo, stânga. Bă, tu ești nebun, tu știi câte are legătura acum. Dar cel din dreapta e tatuat, cel din dreapta. Da, dar nu e pe tot brațul, e la început, e la tineret. El are păr, mă. E la tineret încă, domnul Diaconescu. Dar domnul Papari, cine e dânsa? Nu e consacrat. Cine e frumos? Soția unui prieten de-al nostru. Soția unui prieten de-al nostru. Dom'le, ca să lămurim acești telespectatori. Noi suntem swingeri. Noi ne schimbăm între noi. Hai, vedeți titlul. Vrei să fii prietenul nostru? Ia uitați altă poză. Na, n-ar fi bine să o difuzăm, dar asta e situația. De ce, mă? Aș vedea un titlu, Controversa Paparii. Asta n-a ținut decât o vară. Asta nu-i trucaj, nu? Frumoasă poză. Dacă mai frumoasă. Dacă e Papari cu ochelari de soare, l-am îndrăgostit. Tu stai să mă ce da, eu când am ochelari de soare, am zis că îndrăgostit. Da, ținu puțin aici. Domnul Ovidiu Bănan, stătea pe terasă și ne întreba: voi ați furat banii? Aici la mama aia, dar... Era cu banii. Nu mă spargă. Dar erați în direct aici, erați în emisiune în direct. Ca și Halit. E așa... Hai, mă, ce trebuie acolo? Bă, vrei să vă spun șmecherește? El a creat-o... De ce, domne, să ia mobila din casă, domne, și asta să fugă cu cada? Păi, domnule, dacă... Ia Monica și-a luat cada, săracă. Și cum a fugit cu ea? Serios, da, a încărcat da, într-o mașină. Ăsta are niște articole, să pară o rândă. Nu, nu e real, vă dau poze cu cada. Măi, apartamentul din Victoriei, care i l-a donat, a spus, ia că eu le iau înapoi, da? Anulează donații. Și ca să nu ia tot, și-a cărat de acolo inclusiv cada. Nu știa, domnule, că a fost la botez, a pierdut evenimentul ăsta. Am mai primit 12 fotografii cu domnul Papari. Hai, țineți-vă bine acum, puneți-vă centru de siguranță. Dar nu i-a putea poze cu mine. Mamă, prima poză, ia uitați-vă ce e. Fraiera Timete, mă, să mă urmă. Ia uitați. Aici nu se cunoșteau. Dar cine e cea de aici, din dreapta? Păi cine vedea? Cum să știe? Deci Cristina Șișcanu, George Papari, superb, fiecare dintre ei. Fraiera crede că își face un avantaj, dar ea nu știe că va avea soarta lui Monica, mă. Deci prima poză, da? Da. Mergem la fotografia numărul 2, da? Țineți-vă păi bine. Păi a furat albumul lui Papari de acasă. Da. Nu știu, domnule, cine... Domnul Papari, aia cine... a plecat cu cada asta, domnul Papari, cine putea să mai aibă pozele astea? Serios, dă-mă mai departe, poate... Cine putea să mai aibă pozele astea, în afară de dumneavoastră și de Cristina? Astea sunt pe internet. Azi pe internet? Securitatea? Da, eu când am puțin timp... Nu, dar acum vă întreb cu maximă seriozitate, domnul Papari. I-ați luat ceva din casă după despărțire Cristinei sau vreun cadou pe care l-ați făcut? În ce casă? Eu să iau ei ceva din casă? Nu, mi-a luat ieri Monica, în sensul ăsta. Întrerupătorul, blana, eu știu ce cadou. Dar nu, ea putea să-mi ia mie, nu eu ei, Dane, păi de acum. Să de la mine, nu să-i dăm eu la ea. Ce casă avea sărășia? Nu, m-am gândit că i-ați făcut niște cadouri de-a lungul relației, l-ați luat înapoi după? Pe cel mai perversor să moară mama. Dar noi ce, l-am întrebat ceva foarte cuvincios. Nu, domnule,
dar nu e, s-a pus, nu a fost aceeași. Da, asta votați-l, pentru că cu această inteligență vă conducem această țară. Trecem la poza numărul 2, da? Mâine am despărțit amiabie. Ia fiți atenți, poza numărul 2. Opa, intră în scenă și domnul Bichir în poza asta. Ia uite, intră în scenă de parcă. Asta e la ziua lui Papa. Aici e la ziua lui George. Stai că îl curcăm și pe... Îl curcăm și pe domnul. Ce m-am curcat? E ziua și canul domnul Papari și aici cine? E ziua la Papari și la restaurant. Doamna poate să spună... Și doamna de lângă domnul Bichir, cine e doamna? Stați așa că nu văd. Eu știu. Nu știu cine. Și Ovidiu știe. Nu știu. Nu știm. Păi el e mai senil, bă, la nu știu unde a spus voi acolo. Și domnul Papari, de deci ce dacă eu nu sunt acolo, așa? N-am de unde să știu. Și de ce domnul Papari era atât de gingaș cu dânsa? Pentru că era ziua, era mea. Ziua lui. Era ziua era mea. Ziua lui. Bine. Nu, doamne, deci, era deci, cu... era soția unui prieten, da? Da, da, soția unui prieten bun. Că nu, la masă. Care e la masă cu noi. Am înțeles. Băi, uite, ce e clar, da. Deci, nu, deci chiar fata avem este o fată inteligentă. Da? Nu știu ce a căutat. Da, zic, la, fi. Nu știu ce a căutat în anturajul ăla. A avut un cont de umbră. Da. Bun. A avut o zi proastă. Să-mi spuneți când pot trece la... Să-mi spuneți când pot trece la fotograma următoare. N-am fost niciodată aici. N-ați fost, da? Deci domnul Bălan nu recunoaște nimic. Dar văd că nu mai apă. Nu cunosc niciun. Alo! Pe oamenii ăștia acum ai văzut prima oară în studio. Da. Și trebuie, cum v-ați îmbogățit? Vă voi demonstra! Deci eu cred că Vlad vrea să ne facă. Mă vedeți pe mine acolo în pozele astea? Nu, urmează mâna! Chiar nu este în poză, nu. Deci nu sunt. Dar să vedem ce surprize ne aduce poza următoare. Uite că și Vichir o ținea de mână. Sunteți pregătiți pentru poza următoare? Ofeream de tine, mă. Să vedem ce surprize ne aduce poza următoare. E de-a curis cu un curugol. Mă, dar cum face cu vorba? Să vedem ce ia, poza numărul 3. În brațele lui Balan. Ia, 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 fiți atenți, ia, fiți ia. Atenți. Poza numărul 3. Schimbă senzațional. Hop, hop, hop. Opa. Da, tot e, acolo. Ce e senzațional aici? Păi cine sunt tovarășii? Cine sunt domnii? Unul unu e vărul lui Boc. Vărul lui Emil Boc? Da. Care? Capul mare. Ce mai porți la masă? Cine are capul mare și mintea lejeră? Da, Zorin a fost simpatic, că tot acolo e. El n-a fost. Nu mă recunosc de corul. Și mai pune chitra? Hai ce înseamnă ochii de insigură? E tot acolo. Toate rudele lui Boc. Recunosc de corul. Cum să fii rudă cu Boc? Să-i cheme cap de vită. Așa îl cheamă pe ruda lui Boc? Poreclă. Poreclă, cap de vită? Păi tu nu vezi că care-i personajul e îmbrăcat în aceeași roche, mă, sigur că e tot acolo. Și acum senzațional, ce fie acolo. Ăla din dreapta, jos. Senzațional, cap de vită, vezi că seamănă cu Boc. Domnișoara cine? Seamănă cu Boc. Vrea să intre? Da, mă, la cel de aici e nepotul lui Boc sau văr? Ce? Nu, domne, ia... Domne, dacă vrea să intre cineva, intrăm mă direct cu oricine. Știu, dar ce rude cu Emil Boc? Pe dacă sunt de proști, ei se recunosc? Cum puteți să spuneți așa ceva despre domnul Boc? De... Pe n-am spus despre Boc, îți iei tu pe deasă. Acum nu tai microfonul. Dar vă tai microfonul, cum vorbiți așa de domnul Boc? Pentru că tu stai capul lor, tu îți scrie capare. Tu îți că dacă faci... Bun, și ceilalți doi cine sunt? Fii atent că dacă e o linie, are capul mai mare decât toată masa. Cine sunt ceilalți doi? Ăla e Zeno, plecat în acum. Zeno din stânga sau Zeno, din... stomatologul meu. Și cel din dreapta cu mustață? Cap de vită. A, el e ruda cu Boc. Da, da. Și cel din mijloc cine? Cine-i Boc? Nu, cel din mijloc. Este băiatul Zabet, la... care e și copilul. Ah, de Zabet mi-ați mai tot povestit, da. Lui ăsta i-a spart nunta. I-a spart nunta? Da. Și soția e soția lui sau? Da, soția lui. Este singura nuntă în care m-a rugat mama să spargem nunta copilului. Și cum a zis? Cum a spart nunta? Ei, cum? Ei, vrei să-ți spargă? Vrei să-ți spargă asta? A luat un far? Nu, mulțumesc. Păi până acum am tăiat microfonul. Și acum vrei să vezi cum să-ți spargă nunta. Nu, dar serios, ziceți-mi, și domnul care e rudă cu domnul Boc, domnul Boc știe că e prieten cu dumneavoastră? Are 4 clase și face oglinzi. Nu, dar domnul Boc... Pe toți acolo fac oglinzi. Nu, dar Boc știe că are prietenii... Pe cât de prost e la poza și care e rudă pe ăsta, ce dracu. Bine. Uite, am aflat și cum îl cheamă. Trecem la fotografia numărul 4. Asta e cea mai interesantă. Dintre toate, sunt 12 în total. Ia fiți atenți. Acum eu zic că este maxim. Deci este maxim din acest triunghi amoros. Ia comentați mea să domnul Bichir. Dom'le, eu pot să comentez. Nu comentez nimic. Dom'le, pot să comentez eu? Era cu mâna pe ăsta. Fraier. Cine? Era să uitat de jos. Papari? Da, da. Și ăla îi spunea cânzile așa.
eu te iert. Și ea, ăla, că tovarășul lui. Nu, dar o să vă întreb ceva și știu că deschid o rană care abia se cicatrizează. La Sergei Niculescu, în perioada asta. Da, ăsta nu vrei să mă redare. Băi, vezi, Michele, că sunt prost. Nu, domnule, întrebare. Avacinistul, mantea din SUA, crede că... Ce părere aveți? Lăsă-ne, mă. Afacinistul, mantea din SUA, pe cât am întrebat poza, filmați poza. Nu, vreau să vă întreb ceva important. În momentul realizării acestei fotografii, ce an era, ce dată era? Acu 2. Nu, mai, nu, mă. Din câte ați aflat doi ulterior? Sau trei. Domnul pe care țineați cu Tandrețe... Eu sunt subiectiv, nu pot să spun nimic. Domnul pe care țineați cu Tandrețe mâna dreaptă a dumneavoastră, avea deja o relație cu doamna în roșu? În gură. Azi, vă întreb serios. Pe gură, mă, ce am spus? Avea o relație amoroasă cu... Orală, pentru că sunt oameni de televiziune și tot timpul vorbesc cu microfoane. Vă întreb serios. Păi eu vorbesc foarte serios, ce am spus acum? Deci îl înșela deja pe domnul Papari atunci? Când se făcea niciodată. Poza asta? Niciodată. Eu, nu, ia. Stai că îl încurc eu. Eu nici până în clipa de azi nu cred că l-am înșelat. Cel mai inteligent sunt nene. Dar cine e domnul în alb? Auzi, băi, că te bate la tenis... Cine? Cap ăsta, cum ai zis tu. Cap de vită? Că nu, și nu, face boc? Nu, și nu face oglind, și face mobil. Un prieten meu. Dar e rudă cu boc? Da. Băi, ești nebun. Păi dacă toți au cap în boc acum, noaptea asta, care rude. Toți au un centimetru și capul ăla mai. Dar ce că te bate la tenis? Pe mine cap? Deci, mai vreți, domnul Papari, să faceți un comentariu la această poză? Nu, sări. Sărim, da? Bine. Și-a asumat faptul. M-am spus că era ceva delicat, dar... Și-a asumat faptul. Mergem la fotografia numărul 5. Vrei să rămân marcat, da? Da, știu. Traumatizat. În poza numărul 5 întâlnim 4 doamne în jurul domnului Papari. Cine ar fi dânsele? Ai, păi nu... ești nebun. Asta e soția mea. Asta e fata mea. Asta este vecina mea. Vecina, da? Asta e familia Sergei. Vecina din roșu o știm, da. E, păi și vecina, e familie. Să fute și a mea plecă. Nu, pardon, de fapt. V-am spus să nu mai vorbiți. Vorbiți nu voi, vă rog. Hai să mergem. Că vrea să ne despartă. Vorbiți frumos, da. Sergei, stai că te-a găsit. Vorbiți. Pe bune, e nevastă sa și copilul. Știu, domnule, eu întrebam de vecina din stânga. E o vecină foarte de treabă. O, da, pervers, omici, păi și de ce domnul Papari o ține așa tandră? Păi dacă, sunt, păi dacă era ziua mea, ți-am mai zis-o dată. Erau invitații lui, ce vrei să le ia la șuturi, ce să le fac? Dar tu crezi că dacă Papari n-a vorbit până acum, să acum dacă pune mâna... Poate să miște mâinile. Așa pare, da. Bun, deci frumoasa doamnă din dreapta e soția domnului, da, Sergei, încă soția domnului Sergei. Și pervers, i-a văzut aici de cea din mijloc e fata domnului Sergei. Să-i trăiesc. Poza numărul 6, extrem de interesantă. Ia. Aici, aici. Aici se încurcă lucrurile. Păi și toată familia mea. Ăsta îmi dă familie, mă face toată familia. La fel. Da, familia. Aceeași, cine e domnul din stânga? Care? Domnul acesta. Soțul blondei, domnul vecin. Domnul Iulian Dumitru. Soțul vecine. Da. Soțul doamnei. Domnul în albastru? Asta este sora mea care a trăit cu copilul dictatorului. A, ea e? Știi că subiecte dau acum să moară mama mea. Nu, serios, e celebra... Vrei să aduc în emisiune? E celebra Donca? Donca, da. Donca. Serios că n-am știut niciodată... Dacă îmi dă video în direct, dacă nu mai spun nimic. N-am știut cum arată. Mi-ați prezentat-o vreodată, nu mi-ați prezentat-o niciodată. Pe corpă să o arăt. Și subiecte ține, tu vezi cum arăți. Sonia, deci Dunca e cea mai tare depozitară de informații, nu? Din România. Da, da, știi pe cine aduc în Donca Mizil. Donca. Păi da, vedeți că e cu soțul acolo la masă, cu Sonia, care lasă-mă ce la viață. De ce să-l dai, domnule? Da, te nu, cu nu, măi, e cu să-l temei cu mâna tu, foarte inteligent. Dar când veniți cu Donca Mizil în emisiunea, apropo, domn Serghei? Când îmi dai 10.000 de euro. Nu s-au născut invitații care să ia bani de la mine. Păi nu mai dat nimic, bă! Mă costă benzină! Știu că mă costă nimic! Mă trimesc prin provincie ca pe maimuță! Bun, am văzut că și pe Don Camizil în premieră pe țară. Trecem la poza numărul... Ia! Numărul... Să vedem pe cine ține Paparii de mână! Zilă 7! Donca! Opa, Donca! Opa, Paparii din nou într-o scenă... Cu Donca, cu Sonia și cu Iulica aceeași. Să zic, care e Sonia? Unde e Sonia? Sonia e bărbatul lui Donca, e în albastru. A, Sonia îl cheamă pe bărbat? Da, domne, da, Sonia. Mai încercuiește puțin, soara. Scuzați-mă. Da. Ce să încercuiesc? Pe Donca. Sonia Heine. Stați puțin, stai să... Și pilot, ți-am zis, de mare aici. Avergură, fără bără. Aoleu, ce-am făcut? Acolo cu Ioan. S-a închis calculatorul. S-a închis calculatorul. Da, am închis calculatorul. Reveni la ziare, după un scurt moment. Reveni la ziare, după un scurt
moment? Am vrut să încerc cu el ceva. Inteligent. Am plecat uite așa să ne ce bă, săriți, ai schițe omul. S-au șters. Pauză, mă, ziceți pauză. Uite așa să ne-a papari, iar mă mai dă cu aia. Să moară mama când s-a jurat ăsta. Pe cine mi-a tăiat aici? Păi cine tăi eu știu să tai? Domnul Sergiu, eu când am puțin să un Dumnezeu, Dane. Eu când am puțin timp liber, navighez pe eBay. Păi, doamne, că trebuie domnului Bichir, fiindcă nu mai am calculat. Mamă, și pe vrei să o dăm pe ăla, da. Doamne, doamne, dar ce am putut să facem? Dar nu vrei să luăm o pauză mai bine, doamne? Deci soțul, domn Chemizil, este un domn, Sonia? Păi nu, pe ce vrea? Nu, e o doamnă! Soțul, e o doamnă! Nu, domne, așa îl cheamă Dan Sonia și fără nicio glumă. Sonia e numele de familie. E numele de familie. Comandant, instructor pe Airbus, ce dracu? E pilot pe Airbus? Unul cei mai mari piloții români. Îți ia și cravata și cămașa. Și pilotează încă? Nu. Da, pilotează, dar pilotează prin curte între mine și... Adică în anturajul ăsta. Și cu Bichir, vine, vine la firul ei. Cu precizie, la o dată n-a ratat pista. Mamă, dar ce-a găsit repozele cu Donca? Știi câte mi se face cu Donca? De ce are Donca apărul așa? Sonia e bărbat. Donca e căsătorită cu bărbat. Și Șcanu a avut o relație cu Donca. Știi câte mi se face asta cu Donca? Face serial de ce? De ce nu vreți să povestiți poporului român, domnul Sergei Mizil? Câți ani mi-a luat mie, domnul Mizil? Câți ani de zile mi-a luat mie la rând să vă conving, bine, și împreună cu alți prieteni, să apărez la televizor? Da, murim al prietenii. De ce? Regret așa acum? Și tu îi regreți? Nu regret, nu. Te-am mai sunat vreodată? Lăsați, domne, acum, eu ce vă întreb și ce mă întrebați? Păi stai, mă, că sunt și deci trebuie să povestesc poporului român că timp de 10 ani, dintre 1990 și... Când v-am cunoscut eu pe dumneavoastră? Când am avut onoarea să vă cunosc? Când ne-a ținut de mână în parcă. În Herăstrău. În Herăstrău. Era în 1990 să mă cărțuiești pe bani. Era în 1996, cred. Hai, 1995. Ne luăm din cifre. Era în 1995 și mi-a luat vreo 10 ani. Nu? Când ați debutat la televiziune? 2004? Nu, mai puțin. 2004. Nu? Nu, cum ai văzut? Era în Giovanni, când m-au chemat să te sperii, și te-am speriat. Da. Am fost eram la un restaurant de fratele lui și bunul meu prieten, domnul Giovanni. El a domnul Giovanni mi-a zis, băi, tu știi că e un tip extraordinar în România, nu știu ce, nu știu cum. Și mi se mai zice, am un fraier care nu o să-l căpiez. Serghei cu tare. Și eu zic, dă, fă-mi și mie cunoștință. Și l-a dus pe domnul Serghei la un restaurant în Herăstrău, era, nu? Asta l-a dus capul. Și acolo domnul Serghei, într-adevăr, a zis vreo sută de bancuri, vreo mie de bancuri și la sfârșit a zis domnul Serghei. Domnul Serghei, hai domnule să apărez la televizor mâine. Eram pe la Tele 7 atunci, nu știu unde eram, la Supernova. Nu, iar îi dau apă lui ăla, că ți-a dat niște material de mână să îți faci postul. Da, mă, că da, mi-am dat banii înapoi, adevărat. Păi da, te spune că l-ai dat cu aia, cu copilul, cu aia, că și că tu ca frate puteți să dai. Păi nu, că îi dădusem banii înapoi. Cum? Păi da, mă, îi dădusem banii, dar prietenia, prietenii. Păi da, ce făcuse în rău? Păi bun, și dacă îți dau niște bani acum și mi dai înapoi și mie mă faci varză? Păi dar nu l-am făcut vară. Dacă apare un... Și oricum, dacă asta e dreptatea, știți ce zice domnul Bălan? Păi, dacă sunteți vinovat, care-i problema? Bălan, tu nu vezi că Bălan e mor de foame, putem să mânce și o pizza. Această pizza de la restaurantul Cena! Mă, nebunule! Așa, și m-am chinuit de... Așa a zis, nu vreau mă să apar, că sunt timid, nu știu ce, nu știu cum. După trei luni iar v-am spus. Hai, domnul Serghei, zi, la emisiune. Dacă spui cum a fost timid, deja ai... A, gata, știu când ați debutat. Știu când ați debutat. Era 2001, cred, nu? 2002, nu? La OTV aici. 2002, da. La OTV. Păi la OTV, da. Fostul care m-a și pe urmă, da. Era moț în toate televiziunile. Se băteau toate televiziunile pe domnul Serghei. Să nu spui că încerc bani. Nu, dar trebuie... La Mita, nu e de departe. Nu era departe. La Mita, ăsta a fost preludiu acum. Ia, da, preludiu. Ia, dă-mi și mie. Îți dau 100. Nu, am, nu, mulțumesc. Hai să trecem la poza numărul... Ia uite, poza numărul... Băi, poza numărul 8. Dacă e domn capric. Să-ți pregătiți pentru poza numărul 8? E domnul. E, aici, aici. Aha. Aici, aici, ce? E o poză prin caraf, așa. Cine sunt personajele? Hai, domnule, chiar nu-mi cunoști, nu-i la mișto? Hai, măi, nu-și băi, îi păpesc, un titan al medicinii. Hai, domnule, amândoi sunt. Da, domnule, da. Cei mai mari din lume. Stai, mă, și ăla, cum îți spun, ce dracu, până a născut copilul meu, ce dracu? Bun, putem trece la fotografia următoare? Copilul tău, copilul Smarandu. Să-ți pregătiți, da? Da, da, da. Copilul meu a născut cu ăsta, am vorbit. Nepotul, domne. S-a născut cu el. Smaranda este copilul meu și a născut cu el. Da, ia mai încet. Ia mai încet. A, Smaranda a născut. Vezi că l-a înțeles? Nu, Serghei a născut. Adevărul e că Serghei a născut. Smaranda s-a născut cu el, a zis. Băi, un tins prea tare. Președinte, președinte, tot mai o limbă. De cum se nască. Fotografia numărul 9. Opa, avem vârsta, 50 de ani.
Da. Doamna Șeșcanu, ce face? Taie tot? Nu, era sau... la 50 întâlnire, nu 50 da, da. De ani, n-are papare. Erau 50 de zile. Erau 50 de zile. Eu știu, bă, că zice, era 50 de zile de când s-ar dea acolo. Da. Pardon de expresie. Ar da, nici ar, mă, bă, că nu ne dă voi nimic. Nu, nimic. M-a pus femeia ta. Știți că suntem cea mai decentă emisiune. Pentru că toată lumea scrie că nu sunt eu. Cea mai decentă emisiune, da. Deci aici mai aveți un comentariu, domnul Bălan, domnul Bichir? Da, să ne spui. Le-a plăcut tot. De ce se atinge? Dar unde, unde plecați trei invitații? Au fugit toți invitații? Păi ne-a cerut bani, au fugit toți. La turnul mai era mult. Mă, pregătește facturierul. A zis că asta e ultimul fel și formă bani. La revedere. Ne-a chemat la ziua lui și ne-a bani. Și am fugit toți. Am lăsat coadă ca în tinerețe, vă rămâneți câte unul pe rând, să-l țineți de vorbă și noi o tulim. Și jnururile astea? Acolo era partea de dans, partea aceea. Și jnururile astea de la ce veneau, domnul? De la tort. Cu alea au fost strâns să tort. Și aveau? Ei aveau șnururile astea. Mă întreb pe mine. Pe cine zic? Nu ardeai tu, mă! Ăsta-i tâmpi! Păi și eu ardeam cu șnurul! Poate aveai jocuri erotice. Săream coarda. Da, coarda era aia. Mergem la poza următoare. N-am fost mulțumit de comentariile la această poză. Mergem la poza numărul 10, care le și întrece pe toate celelalte. Cine să... Acum se vede șnurul mai bine. Da, exact. Nu mă bag că are șucără, George. Cine? De ce? De ce? Nu, e sora mea și cumnatul. Ah, să vă trăiască, n-am știut. Și doamna cu șnurul? Dar e aceeași împrejurare, nu? Da, la munte și la mare. Nu vedeți domnul acolo. La munte și la mare, în orice împrejurare, pe pat sau pe dulap, gestul la... Citește invers. Da, da, da. Dar foarte frumoasă. Adică... Fata în roșu, foarte frumoasă. Fata în foarte roșu. Frumoasă. Vrei să fii tu la fel. Și un film, știi, fata în roșu. Nu vrei să-ți o dăm să știi că de ce iar. Poza numărul 11, penultima da, poză. Și din, tenacii ăsta, vă să da, mă... Dom'le, sunt pozele trimise de oameni, ce vreți să faci? Cred că dacă îl pușcă, o să spună. Poza numărul în așezi, s-a ars, dar nu. Nu e prizonier. Cine e fetița? E, e un minor, nu putem acum. Nu putem să arătăm, da? Da, e fata lui Ciuvică, repet, nu știu ce. Fata lui Victorie? Da. Să-i trebuie să-i trebuie. Nu, Mugur. A, Ciuvică? Ciuvică. Vreți că Ciutacu, scuzați-mă. Și prietenul nostru. Fata lui Mugur, Ciuvică? Foarte frumos. Ciutacu are băiat, n-are față. Să-i trăiască. Să nu fie un copil. Să le trească amândoi. Și acum o poză, am lăsat o special la final. Asta e poza. Să comentăm. E aici, e interesant. Ce tipul ăla cu fața inteligentă? Știu eu. Dar observați tristețea. Uite, tristețea. Mă, văd eu în spate acolo. El și-a dat seama la da, această mijloc, poză, domnul. Da, în mijloc, domnul Bălan. Unde? Dar observați tristețea și dezamăgirea domnului din poză? Da, și profunda intensitate a gândirii. Asta e la fel dimineața. Uite, marea bănică, când am plecat de la botez în stare de debilitate, îmi spune, te pup și continuă acolo. Ce? Ei, discuțiile despre cazul respectiv. Bă, cum o sucește, asta n-am văzut. Dar el nu vrea să spună că se bea în direct. Domnul Târghe, cum vi se pare domnul Papari în poza asta? Un bărbat bine. Vi se pare îndrăgostit, vi se pare ori ai pus să pe găos și nu și-a dat la cine e, ori și-a dat seama. Adică se gândea deja la divorț? Da, asta se leagă cu Popanul. Ce divorț? Da, ne, că n-am fost căsătoriți niciodată. Domnule, concubinaj, cât timp ați fost în concubinaj? Tu ai mai divorț în cap. Nu, dar cât timp ați stat împreună? Uite și frișcă din... Mai mult decât? 5 ani? Toată lumea e cu noi. E, dacă mai stăteați un an, erați conform legii căsătoriți. Da. Și-i lua jumătate din vilă. Cum adică eram cu Sila sau cum? Nu, domnule. Îți lua jumătate din vilă. Roata de rezervă de la X. Nu cunoaște legislația, domnul Papari. Nu e adevărat. Deci cei care stau 5 ani împreună, chiar dacă nu sunt căsătoriți, în concubinaj, când se despart, el sau ea are dreptul la cât domnul Bichir din avere? Nu știu dacă. Jumătate. Păi da, da, trebuia să aibă și adresa comună. Am bătut. Avem nu, dar demonstra că s-a stat în concubinaj. Am v-ați gândit la toate. De credin, falsificăm, scris idiot. De la, de la cafea. Nu falsificăm și un buletin. O poză haioasă cu Florian Bichir, dar este un trucaj. Acum începeți cu mine. Avertizez telesatorii că e un trucaj. Adică nu-ți convine. Florian Bichir. Bă, da, cu mine. Florian Bichir, trucaj. Și o caricatură, ca și mine. Nu poți, Păi toți oamenii sună în provincie, în discoteca Bambu de la Brașov, toată lumea sună, bă, uite-te, opriți muzica și uitați-vă la televizor. Păi normal, e normal. Să-l vedeți pe Serghei, nu pe tine și pe ăsta. Da, normal, da. Mi se pare normal. Toată țara se uită la OTV. Da, e foarte decent, domnul Serghei. Mi-a cum mi-am atras atenția, imediat domnul Decei a găsit un limbaj foarte cuvincios. Nici n-a mai trebuit, n-a mai trebuit. Domnule, veniți la Bambu, la Brașov, să văd că a dat numai televizor și mă vede. Aoleu. Ce mai are reclamă? Eu asta găsești. Am mai primit încă 8 fotografii extraordinare cu... cu invitații mei, da, dar le vom da publicității imediat după, după un și cu domnul Bichir am mai primit niște poze, dar evident
Parcă suntem urmăriți, condamnați. Nu, am mai prins poze interesante. Dacă aveți cu mine cu păr, sunt de acord să vedeți. Sunt poze foarte interesante, știți? Da. Dacă Bălan nu dai niciun caz. Aici apare și a treia domnișoară. Eu nu sunt fotogenic. Aici razul de azi la Bambu. Nu, dumneavoastră, este restaurantul meu și al lui George Papari. Asta e restaurantul dumneavoastră? La Mare. La Mare, din Mamaia. Avem bani grei, restaurant aveți. Domnul Bălan, cum credeți că a obținut averea, domnul Serghei? Nu, că asta cu mine o fără întreagă. Pe mine nu mă ia. Nu, i-am văzut, munceau. Munceau. Vezi că Bălan, bă, ăsta are etică. Ăsta are etică. L-ai descoperit. Deci eu i-am asistat în multe rânduri până la 5-6 dimineața. Să muncea foarte Serghei cel puțin muncea. Și dacă este vorba de membrii noștri de partid, tot la fel aplicăm legea, domnul Serghei. Dacă au făcut averea ilegală, la fel le-o luăm. Opa. Da. Cine sunteți aici? Nu mi-e frică. De la Revelion. Ce? Revelion? Familia Ceaușescu. Da. Serios? Da. E domnul Serios. Ceaușescu cel din stânga, nu? Da. Marin. Nu Marin. Florea. Marin a murit la Viena. Care-i domnul? Eu vă las pe toți să ghiți. Florea. Păi l-a murit, băi, și nebun, mai rog, cum ar fi. Ion Ceaușescu. Ion. Păi tot eu să ghicesc. Păi tu să ghicesc, dacă soția? Vezi că n-ai inteligență, dacă mi-e lipă, aia cum poate să fie? Dânsa-i soția din dreapta? Da, dom'le, este, sunt... A lui Ion, nu a lui Serghei. Dar mă credeți că n-am văzut-o niciodată pe soția lui Ion Ceaușescu? Îi iubesc și... Și nici pe Ion Ceaușescu l-am mai văzut de 10 ani. Da, mă, fac revenionul cu ei, pentru că nu m-am dezis niciodată, mă. Cum nu o să mă dezis nici de tine că te arestează și te pușcă? O să am poze cu familia. Tot cu tine faci revelion. Tot cu tine faci. Când te-au pușcat ăștia, o să am cu copii tăi și cu nevasta și o zic, nu mă dezic de el, mă. Bravo, dar e ceva frumos, dar explicați-mi, dacă nu trimite adresatorul această poză, nu ne spuneați că faceți revelionul cu Ceaușești. Dar nu m-a zis în viața mea de ei. Nu, dar nici nu ne-a întrebat. Întrebat. Sunteți clar cu cine era când ne-au întrebat? Când era doamna Doina de la Cernăvodă. Și acum, fii atent, Bălan. Te-am întrebat cu cine face revelionul. Au furat din banii statului. Domnul Ion Ceaușescu, iată, domnule, la piept cu Serghei. Da, domnule, sunt... Foarte interesant. Dar se ține bine. Câți ani are Ion Ceaușescu? Să ține bine de mine sau... Nu, dumneavoastră, serios, câți ani are acum? 80 și cât? Nu știu, dumneavoastră, sunt... Deci discuți. Îl luăm la noi la PP-ul? Pe copilul. Pe copilul luăm. Nu, serios. Pe fără cate, dar ați văzut că... Dar ați văzut că 59% din români regretă Ceaușescu? Regimul Ceaușescu? Care 59? Știi că trebuie să-mi dai să aduc? 60 și ceva. 60? Mă rog, oricum în creștere. Da, domnule, omul a zis că vrea să aibă o discuție serioasă cu tine. Păi, dacă e chestie de ideologie, să vorbească cu papari. Nu. Și dacă chestie de bani... Eu n-am voie politică, fac politică. De ce? Ești operat? Dar de ce nu fac mai revelionul cu familia cea? Uite, alt trucașcu. Nu, e foarte, nu, serios, chiar e de salutat. Atâta cu mine dacă e trucașcu. Alt trucașcu, Florian. Nu e niciun trucaș, domnul Diaconescu. Am făcut un reportaj chiar de incognito când a început războiul în Afganistan și m-am dat afgan. Și m-a hățat miliția după jumătate de oră. Ai față puțin, bichin. Am. Și aia era una din cărțile mele. Nu e niciodată taliban. Când a început războiul în Afganistan, m-am dat acolo. Dar era una cu țâțele și nu mă dea bani. Bă, perverse, cu mine una cu țâțele pe mine nu-mi dă. Da, încă o poză, dar nici nu vreau să mai prezint această poză, așa doar să o arăt telespectatorilor. Nu, invitațiilor nu mai vreau să o arăt, fiindcă fac sânge rău domnului Papari, stric toată seara. Iar Dane Coale. Dacă acum am prezit-o. Este perverse, mă, până dimineață. Eram sigur. Dar câte poze ai din asta? Păi eu știu repetă, cât, dacă trimit oamenii. Cum de le repet? N-am mai fost niciodată asta. Ai văzut Serghei cum s-a prins? Le repet. Le repet. N-am mai fost, domnule. Se le pune de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga. Tot cu Mădălin și cu Șișcanu, dar nu era cu domnul ăsta. Băi, ai vrea soarta lui băiatul ăla din poză? Lui ăla din ăla cu catifea? Să mor tu. Jură-te acum pe Biblie, cum te-ai jurat pe mine că lești pe la care... Nu vreau să pronunț că poate închide restaurantele. De ce vreau? Că până așa la putere. Nu mai mă dau eu cu tine. Mai păcălitul. Lasă-mă și eu sunt idiot. Ia-te de ăla, ia-te de ăla. Și ăla vine cu ăla. Cine-i poza asta, domnule Serghei? O întrebare cheie, ia. Să vedem dacă recunoaște domnul Serghei. Dacă se recunoaște? Sunt eu cu soția mea. Ia, a, Serghei cu soția. Ea era matoală. Ea era matoală. Și mă obișnuiam cu mine. Cum puteți să spuneți așa ceva, domnule, despre soția noastră? Nu, domnule, după mers. Eu eram atol și ea mă împingea în tufe. Unde te împingea, mă, când ești atinge? Da. Păi de ce merg așa? Mergi de emoție, așa. Că erai cu ea. Dom'le, merg pe o parte pentru că n-am... Poate te durea ficatul. Bravo, Bălane, îmi bătea lanțul, da. Revenim imediat, fiindcă domnul Serghei nu se poate abține. Trebuie din nou să întrerupem cu un scurt moment publicitar. Emisiunea revenim imediat în direct. Ce mine de aur, sunt toate, toată lumea scrie așa, trăiască PP-ul, trăiască PP-ul, vină o să-l ghi acolo. Normal, da. Pentru mine, nu pentru tine.
Da, normal, dar stai să vă zic ce spune Costin Mărculescu. Iar acest scandal interminabil a dus la deteriorarea relației dintre ea și Pepe. Apropiații lui spun că Pepe a plecat de o săptămână din apartamentul care stătea cu Ana și că intenționează să bage divorț. Ce? Nu, Cora, primesc mesaje de la toată lumea, soția, că te faci de râs, toată familia. De ce e nebunul? Așa îi spune soției, nebunul. Asta care o iubiți atât de mult. Se subîngeleze. A plecat de o săptămână din apartamentul în care stătea cu Ana și că intenționează să bage divorț. Cei doi soți au ținut secretă despărțirea, astfel că și Costin, cel mai bun prieten al lor, Costin Mărculescu e cel mai bun prieten al lor? Domnul Bichir. Păi nu știu mai bine. Întrebă Bichir că eu stau cu ei. Păi vă întreb atunci pe dumneavoastră. Așa zice la ziar. Mai mult la ei decât la el acasă. Deci Costin Mărculescu, el confirmă, domnule, divorțul, atențiune. Hai, domnule, te rog, Costin. Ce divorț, domnule, că nu ați unde spune că... Uite, domnule, două puncte ghilimele. Am declarat că îmi voi tăia o mână dacă se vor despărți, că eu fiind ca din familia lor, n-am avut nici amică bănă. Și a spus să lasă, și vezi, a spus Pepe, jmecherie. Ce a spus? Nu spun. Hai, nu ziceți în serios. Te vreți să spun pe Mărculescu, mă, direct, am în ce drău acum. Păi nu știu, domnule, dacă apare aici, a spus lui. Spun, sunați-l pe Mărculescu, mă. Sunăm pe Mărculescu. Nimic din gesturile lor n-a trădat vreodată vreo răceală. N-am asistat niciodată la nicio ceartă. Nu există posibilitatea ca Pepe să fi dat vreodată în ea, ne-a mai spus Mărculescu. Dar că ei s-au separat, zice Mărculescu, și el crede că se vor împăca, nu știu ce. Ca să nu vă mai citesc chiar tot. Nu mai citesc. Cine e Tudor Ionescu acum pentru Serghei Mizil? Tudor Ionescu are 26 de ani. Bă, mult cu această sărăcie, nene. Păi să lăi, foarte bogat omul, domnule. A emigrat din România în Belgia în adolescență, înainte de terminarea liceului. Pasionat de mic de politică, el a absolvit cursurile Facultății de Politică și Științe Sociale ale Universității Libre de Bruxelles și alte cursuri post-universitare în domeniu. Simpatizant al Partidului Național Liberal, el a fost angajat în Parlamentul European în ianuarie 2009, acolo unde lucrează și în prezent. Din toamna anului trecut, însă, se pare că el s-a mutat din nou în România, special pentru a se întâlni mai des cu iubita sa, Oana Zăvoranu. Deci nu voi veni la PRM niciodată. Singurul partid în care voi intra, că mă cheamă lumea la PRM, va fi partidul PP, condus de... Păi PRM-ul s-a văzut că nu mai există. Este, mă, tu vezi că mă cheamă acolo ca să-ți ia electoratul, bă, tu nu vezi că sunt de important, mă? Oana Zăvoranu și Pepe s-au cunoscut în 2003. Deci că, păi tu vezi că lumea mă mută invers. Da, eu o dau cu PRM-ul, tu o dai cu asta, ți-e frică de Vadim, te-am văzut. Oana Zăvoranu și Pepe s-au cunoscut în 2003, la scurt timp după ce vedeta s-a despărțit de Cove. A fost dragoste la prima vedere, s-au cuplat imediat, deși ambele lor familii s-au împotrivit acestei relații. În anul 2006, cei doi s-au căsătorit în secret, au făcut numai cununia civilă și o petrecere restrânsă la un restaurant din București. Însă nunta religioasă au tot amânat. Pepe n-a făcut un secret din faptul că își dorește cu ardoare un copil, însă Oana a spus tot timpul că nu este pregătită să devină mamă. Dar ce și dumneavoastră să-ți spunem cu Oana? Da. Și credeți că sunt motive de despărțire și nu sunt un cuplu fermecător? Dar ei de ce nu contrazic ziarele astea? Asta e treaba lor, e strategia lor. Se poate. Domnul, ați aflat, domnule? De la Mărculescu? Stai, să nu sunt pe Mărculescu în direct. Păi bână găsesc, eu sunt bătân, ce ești nebun. Ia să văd în ziarul domnului Bichir ce scrie, în Libertate. Ia vedeți. Ponta o atacă pe o balerină PSD-istă din Playboy. Ce balerină PSD-istă? Hai bine, ziceți că avem Tom și Jerry, care are lumea cu ce să distribuie. Tom și Jerry, da. Da. Nu zice nimic de Oana Zăvoranu. Păi n-a confirmat nimeni despărțirea. Care e problemă? Și nici de Moni? Avem de Moni. Unde e Moni? Unde am numărul meu sau? Moni. Iri despre momentul în care a cerut-o în căsătorie pe Moni. Păi, speram să rămână însărcinată. Ia. Libertatea de mâine dimineață. În plin război dintre Irinel și Moni, mărturisirile omului de afaceri apărute în cartea sa biografică în 2006 cântăresc altfel. Practic, Irinel recunoaște că principalul motiv al căsătoriei a fost să aibă un moștenitor. Da. Am cerut-o de soție pe Monica pe 1 decembrie 2005. A filmat un clip publicitar. Am privit-o și am înțeles că este femeia pe care am așteptat-o atâta timp. Așa că am fugit și m-am întors peste o oră cu inelul de logodnă. Ia uzi. Și cu doi martori. Partenerul meu de la Transilvania Fashion, Matei Mico, și soția lui. I-am pus inelul pe deget, am întrebat-o dacă vrea să fie soția mea. A amuțit. Pe urmă mi-a sărit în brațe și m-a sărutat. Povestește afaceristul în cartea Viața lui Irinel Columbeanu, scrisă de Tachie. Da, nu, Tachie e un jurnalist bun, așa a spus o carte minunată, da. Acum însă că Monica a acceptat să fie soția mea, atac deja pe alt front, pentru că îmi doresc atât de mult un copil. Acesta a fost și unul dintre principalele motive pentru care am cerut-o în căsătorie. Nu, speranța că nu vă spuneți, domnul Diaconescu, în momentul în care omul trece printr-o mare cumpără a vieții, da? A avut un atac cerebral, era cât pe ce bine că a lăsat Dumnezeu Irinel. L-a ajutat Dumnezeu, era să rămână paralizat, da? Descoperi și el dragostea, sau așa crezi la momentul respectiv. Nu își dorește să lase ceva în urma lui și un copil. Vă dați seama cu câtă disperat iubește copilul ăla? Bă, altfel înghițea toate, ce să spunem, micile flituri sau... Corect.
Da, interesant aici. Răspunde, nu răspunde. Nu răspunde. Deci e clară treaba, da? E real ce a declarat. Așa se explică probabil violența cu care a reacționat Irinel în momentul în care Monica a decis să divorțeze, dar și să o ia pe Irina, singurul moștenitor al familiei Columbeanu. Da. Mm-hmm. Deci, dar bun, nu contează moștenitor, nemoștenitor. Dumneavoastră n-ați luat foc pentru copilul dumneavoastră? Da. Nu? Și nu ți se pare la un moment dat o hoție? Când stai că o sun pe Mara să-l sune pe Mărculescu să-mi răspundă. Nu? În momentul în care nu te anunță că divorțează și mai mult cere custodia copilului, tu nu știi nimica. Și el a spus, domnule, am avut senzația, asta a spus-o Columbeanu, am avut senzația că îmi fură copil. Da, asta cred. De eu nu cred că... Da, dar el nu s-a așteptat că la divorț Moni va cere copilul? Nu. Nu s-a așteptat? Nu. Cinstit, nu. Se zicea, domnule, să fii îndrăgostit, pleacă, lasă mie copilul. Nu? Mai ales când primește probele alea că copilul nu e atât de fericit cu maică sau nu știu dacă a crezut sau n-a crezut că mașină mănâncă copilul bătaie. Dom'le, toată lumea refuză dialogul cu mine, nu știu ce. A? Bun. Să vă citesc mai departe, că totuși e libertate. Sună, cine sună? Ia. La Maro. Păi sună-mă, mă, Mărculescu, să ne răspunde că ți-a declară Mărculescu în ziare. Păi nu-mi răspunde bagabontul ăla. Să facă dezvălui. De ce ziceți bagabon, domnule Mărculescu? Hai, la ziua ta, du-te de iama ta, că și n-are telefon? N-aude, mă, ăla. Ține toată țara în tensiune, așa? Da. Păi ține toată țara, el își declară că își taie mâine, face declarație, e nebun. Incontente. Păi el dă declarație că își taie mâine în ziare, că face asta acum. Dezăvoran ca domnule, întrebați. Asta e. Acum o săptămână, dar s-a rezit și uite ziarele astea. De mâine sunt ziarele, în două săptămâni. Nu, a zis la emisiune, a fost întrebat și a zis că... Da, dom'le, sunt prieteni cu amândoi, dar oricum eu nu am spus nimic, că nu discut nici în ultimul formă, nu cred acest subiect, că intervine un bulangiu de la PNL care face el și nu știu ce și nu știu ce. Păi nu comentăm, dom'le, Mărculescu nu răspunde, pe asta am spus, bă, da. Deci Mărculescu e vinovat, el a dat știrea. Și că ăștia e Mărculescu mâna, stai că mă sună. Cine, Mărculescu? Să vină mâine în direct să șute. Da. Da, să... Nu știu, ne-a afișat. Să vină Mărculescu și o stai mâine în direct la OTV. Să vedem cu ce mai joacă după aia. Da. Hai, mă! Ăsta are să dea banul Ana și tot o încinge să facă la ce vrușucăr ca să dea judecat să mai dea bani. Ce de leacu? Să se supere Oana pe el. Da, să se supere. Adică de pe... De unde știi? Nu am consumat alcool de la cât de la botezul tău, nu m-am făcut varză până acum. Ați consumat, dar cu trei zile, nu? Când a fost botez? Aseară. Bine, sâmbătă, e altceva. Nu se cunoaște. E mai ales atacul la 6:30. Eu nu am rămas cu papare. E mai treaz ca niciodată, domnul Sergiu. Mai lucid. E mai lucid. E singura, mai obiectiv. Singura... Ce, dar cu despre ce vorbiți, domnule? Cred că e ideologul partidului. Da. Domnule Serghei, acum despre ce mai vorbiți? Ea îmi spune că m-a lăsat dezbrăcat cu George Papali și cu un buchet de flori din dreptul organelor genitale. Am înțeles, acum, da. Bine, acum să trecem, fiindcă Libertatea scrie și altceva. Dacă ne ținești asta, bine, hai, pa. Mama Zăvorance, interviu în Libertatea, fiți atenți aici. Da. Nu eu am otrăvit-o pe Oana, păi ce a otrăvit-o cineva? Ieri în Libertatea am avut declarația în exclusivitatea lui Oana Zăvorance că s-ar putea să fie și intoxicată cu mercur. Și Oana s-a gândit primul lucru la cel mai mare dușman a ei, la maică sa. Ca Borcea, ca Mihaela Borcea și ca... Și ca Cristi Borcea. Cum îi merge mintea ăsta, bă, cum sare o parte altă, e genial ăsta. Da, știi ce zice maică sa în Libertatea, mama Oana? Da, zice maică sa că a trecut tine. Nu eu am otrăvit-o pe Oana, poate cineva din partea lui Pepe. Da. Hai, mă! Mărculescu! Da, exact. Cred că Mărculescu. Da, dar dincolo de ce a părățit familia Borcea, fără glume, toată lumea știe că se practică asta în vrăjitorii cu mercur, cu alea, cu argintul viu, cu puteric. N-a fost nimic, adică. Da, acum vorbim de mercur. De unde își pune? De mă rog. Doctorul Beuran, cel care m-a operat, este un chirurg renumit și nu mi-a fost teamă de un eventual eșec, zice mama Zăvurane. Acum sunt în convalescență. Cum să mă pui pe Beuran? Pe Beuran, doctorul adevărat, mă, ești nebun, l-a scoat imagineți-o. Marioara Zăvuranu, care a... Păi, el a operat-o. Marioara Zăvuranu, care afirmă că se aștepta ca Oana să nu vină la spital, cele două fiind certate din cauza moștenirii lăsate de tatăl Oanei. Cu toate acestea, femeia susține că nu ea este vinovată pentru otrăvirea cu mercur a fiicei sale. Am auzit că Oana spune că i-am trimis un tort, dar nu e așa. Cu ce ocazie să-i trimit? Eu dacă aș vedea-o, aș părui-o, atâta tot. Cine ai zis așa? Mama Oanei despre Oana. Deci ea, hai mă, terminați cu asta. N-am otrăvit-o eu.
pe Oana, doar e copilul meu. Dar de ce nu s-o fi gândit că i-l-a trimis cineva din partea lui Pepe? Adaugă Mărioară. Pervers om, mă, să cel mai pervers om. Păi am citit, domnule, din ziarul domnului Bichir. Da. Oana crede că mama sa e responsabilă pentru problema ei de sănătate. Se mai adaugă de asemenea aici. Ia uite ce spune asta. Da. Ești mama Omida 1. Sunt plec din partea tu, ești mama Omida. Dar Costin Mărculescu mai dă vreun semn de viață? Cum răspunde? Bun, la atunci, petrecere. În premieră păsară o fotografie cu iahtul domnului Serghei Vizil pe panoul nostru. Fii atent cum scoate iaht și ai o barcă, el se moară mare, vapoare, elicoptere și rosul. Dom'le, așa scrie în poza asta, că e iahtul lui Serghei, ce vrei să faci? Pe cum scrie iaht, mă, tu scrie barcă? Barcă, dacă vreți să-i spuneți barcă, dar ce făceați pe lângă barcă pe aici? Ne-ar da mângăos, ca să schimbi. Vă rog, opriți microfonul, domnule Serghei. Ca să spun adevărul. Ce făceam baie în lac? Păi și nu, barca nu era în mișcare. Se înfundase jiglerul, sufla în el. Pe cum să fie mișcare? Barca era pe pământ, el în apă. Sufla în jigler când se umfla. Dacă nu l-ați atacat pe Ceaușescu cu barca? Nu pe Ceaușescu, pe Verdeț. Pe Verdeț? Păi l-am călcat, era să-l calce pe mal cu barca. L-am speriat și pe ăla. Nu l-a călcat, a trecut pe lângă el. Nu, l-a avut zile, s-a retras. Dar unde e asta? Eu uite pe Bichir, dar tot cum e? Ia începe, da. Florian Bichir cu berea în față, da. Ei, cum nu vezi spatele grinzele? La Victor. Da, nu, nu-ți bere mele, că eu nu beau bere, dar nu știu de unde găsi toate porcările. Trucaș, trucaș, da. La Sonia. Trucaș. La Mama Leon. Ia. Cine o fi aici? Stăteam la Mama Leone. Asta e pentru domnul Bălan, da? O altă tânără îndrăgostită. Spuneți că e din Mizil. De cine e acolo, Bălan? Bălan, nu, da. După operație este. O telespectatoare îi trimite domnului Bălan poza asta. Da, da. Foarte provocatoare. Da. Eu cred că cine faci bate juc de el. Bălan a avut noroc. Orică că n-ai performanță acasă și își trimite să te înșite. Domnul Papari este invidios, am impresia, nu? Cum? Domnul Papari e invidios pe succesul domnului Bălan. No, s-a bucurat și el, că nu mai l-am bucur pentru acum. El. Da, vă bucurați, da. Bine. Eu m-aș bucura cu aia, a lui și al nostru, nu? Arătați pozele cu Serghei, vă rog. 12 poze cu domnul Serghei. Ia, iau-s, iar. Ia să vedem. Nu știu, mă. Domnul Bichir. Bun. Și cu domnul asta Serghei. E de la... Las, mă! Asta e de la ziua dumneavoastră. Da, da, da. Dar cine e ăla din dreapta? Ăla cu barbă? Sunt nu eu. Nu, din barbă, celălalt. Uite pe domnul Serghei aici, da, la cadru. Dar ce cravată are asta, mă, isteric. Foarte tare. Ce asta cravată? E isteric în acte. Cum stai asemenea cravată? Isteric în acte. Ce nu-i cravata aia, ce vezi? Tu are cravata mai mare ca spatele, mă, tu. Măi, vestă, ce e vestă, domnule, e o vestă. O vestă de cravată. Dar e prea leargă. E vestă, domnule. Mă, mai am cu nodurile de bani. Ăsta-i nebun, nene. Nu l-am legit. Îi bate și-o cineva de el. Mă, dar ce cum spuneai? Ăsta cine e? Tu, Serghei? Hai că asta nu știam. Da, e din Serghei. Film. E din film? Ultimul lucru, ca să vadă proștii, că sunt și actor. Și în film a ajuns la Hollywood-ul, așteaptă pe domnul Mizin. Ce frate! Și ăla din stânga cine? Bă, mine mă așteaptă, actor, mă, ești nebun. Asta e din Die Hard 4. Bă, mine mă așteaptă Hollywood. Bă, mine mă așteaptă Hollywood. Și pe el îl așteaptă Hollywood Multiplex îl așteaptă, da. Și ăsta e un actor american, presupun ăsta din stânga, nu? Parcă nu, bă, e Brad Pitt. Parcă îl știu de undeva, da. Și n-a vrut să semneze contractul decât dacă joacă cu Serghei. Era rol pozitiv, avea sau rol negativ? E musulman? Domnul Serghei, aveați... Ce rol aveați, domnul Serghei? Ce rol aveați? Eram un... E în Casa Blanca. Un milițean corupt. Ce poți să am? Un milițean corupt și strică pe la tineri. Exact. Și v-a prins până la urmă? Ce? V-a prins până la urmă? Cine? În film? S-a prins Băsescu pe tine. Păi nu a prins nimeni până acum. Iar cu brața legii, da. Iar o să vină mișină ce se spune. Lăsați-l să iasă, da. Trecem la poza următoare? Merge. Nu știu, mai dați, domnule, cu papare, nu cu noi. Aoleu, stai să nu o șterp asta. Domnul Serghei, vreau să-l mașină. Găuzul gol? Serghei, unde? Cum? Păi nu sunt eu, mă. Nu mai avea bani de pe ele și vindea pantaloni. Ia, ia. Eu nu mai sunt poze, gata. Asta e mai dat-o de 3 ori, Dan. Niciodată n-am dat-o poze. Acolo e ruda lui Boc. Păi aici e ruda lui Boc cu Serghei, cu Mădălin, cu Șișcanu și cu Papari. Fă comparație dacă ești deștept de capul lui Gică Papari și capul lui Abuzan. Cap de vită. Adică, pe ce vrei să spune? Unul are cap de ministru și... Ăsta are, ăsta e mai, cap... e mai lat în cap decât în numeri. Cum ești tu în cravată, să moară mama. Dar văd, domnul Serghei, că stăteați așa, erați în cinste aici, al mijloc. Ne păcăleau. Cum? Ne păcăleau. Era numai pentru poză. O păcăleață?
Era o gașcă foarte unită. Dar era mai strâns unit. Și papare arăta aerodinamică așa la cap. Eu mă jucam cu el și Gică se juca cu ea. Și cap de viță se juca cu vârstul. Nu, cred că e... Dar vedeți, dar v-aș ruga domnul Bichir să observați și domnul Papari, deși vă provocă o mare durere. Da. Să vă uitați atent la mâna stângă a distinției doamne Roșu. Cu tine, mă, vorbește cu mine pe băia mea? Păi ce-mi provoacă mie, ce? Nu, dar ați privit... Uite unde-i mâna ei, bă, păi, la mâna ei stângă. Uite unde-i mâna ei, te face. Bine să trecem în altă poză. Da, dar mult mai dureros. A fost dureroasă poza asta, da. Îmi pare rău, îmi cere iertare, dar asta e situația. Haide, așa au trebuit să trebuie să atragi. Mai pune poze, cât te vrei tu. Asta mai bine nici nu arătam deloc. Ia, ia. Asta e cu blonda lui Iri și cu Serghei. Da, e concursul Libertatea. Da, aici când a pupat-o Serghei sub braț pe blonda lui Iri. Și doamna din... Și doamna Bruneta, cine este? Cine doamna de lângă? Aia, poliție. La Luca Dumitru. Realul ăsta, mă. La Libertatea cu... La Luca Dumitru. Da. Zic că nu-i frumoasă. Da. Păi și soția domnului Serghei știe de poza asta? Soția păi mea mi-a scris meteo. Să plec din emisiune că mă faci de căcat. Mi-a trimis SMS. Și că toți prietenii o sună, i-a s-a închis telefonul și a bătut în geam. Ia-l pe ăla din emisiune. Să murea ce mi-a scris. Dar vă place de blonda lui Iri, domnul Serghei? Nu, îmi place mai de a bruneta. De bruneta. Păi eu sunt cinstit. De o altă poză, dacă mai că mai frumoasă. Altă urât poză. E Gică, nene. Cine urât? Domnul Papari? Da. Era prima oară în viața lui în juriu, l-a făcut fericit Serghei. Bălane, spune cum am furat banii, că te-a luat somnul să n-am parte. Zic cum am furat banii. Omul era pozele astea, ești în ce hal sunteți. Deci nu am furat banii, mai columbean am furat banii. El știe cu banii, nene, că le-ai scos din pizza, mai știe. El se gândește acum cum. Se gândește, da. Cum a furat ăștia banii. Cum să dovedească? Voi la voi în ce hal sunteți. Da, ce hal de... Gine, la președinte partidului? De depravare. Opa, aici altă poză. Mă vezi pe mine? Cine trimite pastea, mă? Mă vezi pe mine în vreo proză, poză, da? Eu știu că ți-a mie. De o chiar inteligente, mă. Păi, dar cine trimite le iau? Ei, dar eu nu sunt ușurate. Gora s-a enervat și le trimite. Ce înseamnă, vedeți, un om sobru ca domnul Bălan sau domnul Bichir, că n-apare în pozele astea și... Apoi doar de sunt eu în vreo poză de asta? Păi stai, în următoarea pauză o să trimitem noi niște poze. Deci aici, domnul Serghei, cu cine sunteți? Domnule, sunt în restaurant. Unii cu viitoarea colegă de muncă. În lanțul meu de restaurante, da? Eu mă rabănic acolo. În holding-ul lui. Dar în holding-ul meu, așa, să mă pun să dau bani la partid, nu fiți idioti. Domnule, sunt într-un cont. Putea să vă confiște ceva, domnul Bălan, că dacă aveți prea multe restaurante... Credeam că ai fi bucură că ne confund. Nu, nu, știu că am muncit la ele. Cum? Am muncit la ele? Zi și noapte. De multe ori l-am văzut și eu. E în regulă. Atunci trecem la poza următoare. Ia. Yeah. Să vedem ce mai găsim aici. Bichir cu Bălan. Aoleu, cine o fi? Opa, te bucurai de mine. Ia. Na. Asta e prințesă. Prințesă? A, cu cine e, mă? Ce prințesă? Așa ce spunem noi. Dar cine ți mete pozele astea? Prințesa, nu? Ești la TV Bloc. Frumoasă. Și e căsătorită? Ce vrei să o chemi căsătorită? Nu, adică să ne facem vreo... Cu un prieten de-al nostru. Știi cât te bate asta? Dacă îți dă o țâță în cap, faci o tiță să mă... Tot cu un prieten... cu un prieten e căsătorită? Știi cât te bate asta? Vrei să o chemi în direct să te... să-ți iasă președinția din cap? Noi nu știm pe ea. Noi știm pe prieten. Vrei să nu vă spămăsesc cu să-ți mătă pe asta că te bate în direct? Aoleu, mai bine nu arăta, mai bine o ștergeam poza asta. Da. Eu zic că mai bine... Păi nu, că sunt oameni cu poza. Să revenim și noi la cazul serios totuși în această seară. Ia. Ia uite-l poza. Ăsta e afișul filmului, da. În regulă, de... așa se chema filmul? Frumos, nene. Da. Bă, dacă sunt frumos și milițiantul, îți dai seama? Mute a rămas. Și ce premii ați luat cu filmul ăsta? Am luat un premiu în gură. Atunci nu mă mai întreb. Și două subrațe. Bine, schimbăm subiectul. A luat premiu Uniter pentru întreaga carieră. Ultima poză. Ultima poză. Cine e aici? Acuie mână acum, ia-ți vedea. Da. E domnul Serghei, dar în rest nu mai recunoaștem pe nimeni. Serghei? A, e fratele Cornel II. Da. Fratele Cornel II? Și tot la sindicate? Da, nu, aici e de la Azuga, de la Bușteni. Nu știu unde sunt, de la Bușteni, de ziua lui Cornel. Sigur. Care... Bun. Da. Deci ați supraviețuit și acestor fotografii. Dacă am puține cu papai. Nu, ne era fric. Vă temeați puțin, nu? Dacă vrei, ia mai am un mobil, niște poze. Vrei să-ți dăm poze sexy cu Șișcanul? Poze sexy cu Șișcanul, făcute de... Și niște filmulețe! Vrei să niște filmulețe când Șișcanul stă sub masă și noi mâncăm, eu cu Șișcanul, la masă? Ia fiți atenți la poza asta. Ia fiți atenți la poza asta, să vedem dacă recunoaște cineva al cui este acest braț în armată. E și greu. E și greu,
Și Schwarzenegger. E Buddha aici. Da. Buddha. Am găsit inteligent. Deci brațul este brațul drept și aparține? E președintele partidului, mâna de fier. Mâna de fier a PP. E lungul braț al legii. Voi fi ministru de interne cu această mână. Vă voi lega pe toți. Da. Eu inițial am crezut că e piciorul papari. Numai că nu sunt tatuat. Opa, acum e acum. Ia. Asta da poză, doamnelor și domnilor. Ia priviți aici. Cel mai pervers om care a văzut... Uite, unde a vrut el să ajungă? Cam aici am vrut să ajung eu. Acum se leagă. Da. Unde a vrut el? În sfârșit ajunge și noi la subiectul din această seară. Mamă, m-am bucat dacă te-l duce minte. Unde erați domnul papari aici? Că presupun că era și dumneavoastră, nu? Nu era. Nu, e. Și cum era el de singură? Nu, e la Roma asta, nu? La Roma, în interviu. Papari avea bandor de Bulgaria. Deci ați fost între ei? Ați făcut un fel de menaj a troa? Papari trebuie să... Dom'le, nu eram acolo, a fost Bălan, lucrau de la acces direct. Bălan a fost? La papă Bălan. A dat tăcea domnul Bălan toată seara. Era un interes de servici, și erau colegi. De-aia plângea domnul Bălan când a auzit de divorțul lor. Uite ce pervers. Irinel a luat pașaport. Fiți atenți că eu sunt tine. Eu sunt mai tine. El a ars o pasta și după aia dădea în Irinel. Cine? Să-i luăm bani. Bă, oameni, îți dai seama că ce-au făcut acolo. Da, să ia și averea. La Roma? La Roma. N-am călcat în viața mea la Roma. Păi n-ai văzut cu ele? Da, scuzați-mă, domnul Papari, dar ele sunt de aceeași înălțime, așa par? Ei, că e o pitică, mă. Aia e mai înaltă. Cine e pitică? Păi unde dumneavoastră că sunt, nu vedeți? Ei, ați văzut că ai... Nu, de acolo, să vorbeam că e mai înaltă, vă spun. Păi da, cu cât? Cu 3 centimetri? Hai, mă, tu nu vezi ce găoz are fraia ăla și mă arată ăla. Vă rog, domnul Mizil, vorbiți frumos. Găoz ia-ți găoa. A, e altceva, da, am înțeles eu greșit înseamnă. Da, ia când asta noastră din partea... Dar tu crezi că noi eu le măsurăm, da? Nu, el le putea! N-am voie, pardon, luați microfonul, da! Tăiați microfonul. Nu-ți dai seama că când se le cădeau organele genitale din azgăualul noastră? Nu, vă rog, vorbiți frumos. Azgăua genitale. Cine a scris acolo Bolan exclusiv? Domnul Bolan exclusiv. Exclusiv! Dar nu știu unde sunt pozele astea. Vene, mă, cu citate, că mi-e pare să mă iau cu lumea. Aici, cum te băteam țăranie. Tot. Aici... Când la fugării jumătate de sat. Aici, răscoala din 1960. Aici eram la răscoală, la Teleorman. La Bobâlă, la fugării jumătate de sat. Aici, acum ai fost pervers. Ia, stați puțin. Am fost că am luat niște lacrimogene în bot. Ia, uite văzut. Și aici. Aici unde e domnul? Da, tot, la Revoluție. Aici că l-au arestat. Păi și pe domnul Bălan, nu? Ia, aici. Ia, uite aici. Aici plâng puțin. A, de la e de la lacrimogene, da. Uh-huh. Ia, domnul Bălan, exclusiv, dar asta am mai dat poza asta odată, ia uite cu domnul Bălan. Tot de la lacrimoare. Ia uite, mă. Și următoarea este Bălan cu Monica. Ascultă-mă, ascultați-mă pe mine. Nu e exclus. Domnul Bălan m-a schimbat părerea despre tine. Tot, vedeți? Ca și Serghei, tot polițist, vedeți? Eu m-am băgat în milițian să moră mama. Vin mai băieți. Ca o obsesie cu milițienii. Toți vor să toți vor să fută, da. Asta e o poză care a apărut la voi, mă, în libertate. Da, în libertate. Lasă, domnule, nu contează unde a apărut, dar ce voi acolo. Stai, mă, că-s mai inteligent eu. În locul unui bar. A fost o scenetă, așa. Aici cine e în poza asta? Tot domnul Serghei? Da. Nu pot să cred. Asta unde e, domnule? În ce? 1990? Wow! Păi nu vedeți. Domnul Diaconescu, spune în tinerețe, nu vedeți că nu e color poza aia albă. Deja lumea vrea să vină să te bată în fața... Dar aici sunteți dumneavoastră, domnul Serghei? Nu, era mama. Eu sunt bădinț. Da, domnul Diaconescu, nu vedeți că e alb negru poza el, dacă era tână. Bă, fiate că... Nu se inventase colorul. Te bat dacă mai mă superi. Da, am înțeles. Iată-l pe domnul Serghei, deci în ianuarie sau ce lună e asta? E vara, 1990 vara. Trecuseră mineriadele. Domnul Serghei. Trecuseră. Unde te referi? Da. Acum înțelegem de ce arăta așa. Trecuseră mineriadele. Patru personaje, dar nu știu cine e. Uite, domnul Bălan. Toată lumea, arhivele, o să ne trezim acum. Un trucaj. Trucaj e ieftin. Cu noi pe blăni. Este una cu un pistol în mână, chiar de adevăratele poze. Hai mă, știți ce scrie lumea, că știți mai pe versul. Păi vă citesc, dar nu vreți să mă mai uitați pe poze? Da, știm cum arătăm, nu-i problemă. Florian, Bichir și Ciutacu, ia să vedem. Ia uite, ia să văd cine norocie mai făcut. Opa. La mine era. Opa. Din lanțul meu de restaurante. Tot în lanțul meu. Da, dar asta nu e la cel mai cunoscut, domnul... are mai multe. Aici e de la Crăciun. De la Crăciun. Nota de plată s-a achitat, domnul Mizil.
100%. S-a achitat. Dar nu ai plecat plus neplătit de la Mizil. Niciodată, nu? Haide. Ei, nu vii rău acum, că am spus că fac și eu 500 în când în când, că nu plătiți. Dar nu știu când dracu faci tu 500, numai că nu sunt eu. Când nu te nimerești tu. Da, tu trebuie să mă întrebi unde am bani. Zici să fii mai des, poate. Dacă mă întrebi până unde am bani, plec din misiune. Opa. Poate plec și eu, poate apuc și eu vreo la aia. Opa, ia uite-ți aici, trei crai de la răsărit. Ia uite. Așa aici mai zic și eu. Inaugurare. De mult. Da. Asta da poză. Dar asta e la cina 2, nu? Cina 1. Nici nu mai știți câte restaurante aveți. Da, nu mai țineți numărul. Suntem isterici. Cina 1, cina 2. Mai știți ce să faceți cu banii? Și lumea moare de foame. Și uite, mă, cine ține, băi? Asta e cu lumea împotriva noastră. Ne bate lumea afară și am 2 milioane la mine. Și ăsta are rolțul ascuns aici. Ia filmați-mă în spate cum se ține rolțul de școală. Săturul nu înțelege niciodată. Cameraman, bagă în spate acolo. Da, mă, tu asta portabil să vă duceam în spate aici. Ia uitați-vă, ce e aici? Ce se întâmplă aici? Îl bate pe Gică. La mine în casă. Papare, nu, e... mă sorcovea. A, în casă, sorcovea. Ia de sărbători care sorcovește pe Gică. Ce-i răși au urât? Dar aici ce se întâmplă? Ia uite, nene. La ziua lui Ciutacu, ce-i mare. Deci e viitorul membru PP cu domnul Bichir. Da. Și cu Papare. Membru PP, tu nu ești membru PP, Bichir, frate. Nu sunt. Cum te arde, nene. E, păi ne învârte mai de... înaproape de alegeri intră domnul Bichir, ca să nu intrați toți odată. Nu, păi nu, că așa ne-a sâmbătat dumneavoastră. Eu aștept să iau puterea să-l ghii în parte. Să trebuie să vă dea jos și după... Opa, dar aici cred că e o problemă în poza asta. Domnul deci Sergei. Dacă era nu, iarna la mare. Nu, 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 eu pot să spun această poză. Sunt da. Eu cu bunul meu prieten Petre, care știi că avem relație cu el în Mediaș, care a fost depozitat de către domnul Mădălin Voicu prin infracție de două ceasuri Rolex, că le-a promis că le dă lună stase. Actele sunt la noi. Ceasurile sunt la el și la fosta soție. Mădălin a luat ceasurile acestui domn să-i le dea lui Adrian Stase? L-a ars pe acest domn. Aveți probe, aveți dovezi? Am actele ceasurilor. Eu acum vreau să scrie mai. Păi actele, dar la o să zică că nu l-a luat el, Mădălin. Cine? Mădălin. Păi, bă, o ai și la mână pe televizor la tine. Păi și de ce nu i-a dat lui Năstase? Pentru că omul e colecționar. Bă, dar acum ajută Dumnezeu. Și cum a făcut ultima oară nevertebrat. Dar el bătea propunere acum, președinte partidului, să primească ceasul. Vrei să... A, da. Să vezi că de ceasul iau. N-am nevoie. Opa, aici ce avem aici? Aici sunt în... Dar cine le pune? Și te băsut acolo? E acasă al noastră sau unde? Nu, tata, aici e un restaurant al prietenului. Alt restaurant. Cel mai bun prieten, nu, ăsta e în Hamburg. Avem și pe acolo. Asta e acum, când ne-ai văzut în Germania. Deci avem și poze din Hamburg. Bine, mergem mai departe atunci. Mergem mai departe. Băi, parcă are fonotecă. Ce e aici? Aici Sergei în bucătărie, în control. Da, mai am, nu mai am, mai am 800 și ceva de fotografii, nu mai am multe. Cât? 800 și ceva. Dar ce am murit brecul din toate pozițiile, pe cuvântul? Dar să-mi zic că m-am dat. Dar nu știu unde e. Uite, mai aflăm și noi ce face domnul Sergei, că altfel nu ne-a spune nimic. Ba da, nene. Aici iarăși o poză cu domnul Sergei. Tot timpul e la masă, domnul Sergei. Păi soția mea, mă, nebună, nu-l recunoaște. Asta nu că știm asta, dar mereu stați la masă, mereu... Nu, tu stai în bibliotecă în continuu, nu? Păi uite, ești mereu în emisiune. Cum stai tu că ești mai prost în emisiune, stai la masă. Da. Cineva trebuie să și muncească. Mai deștept noi. Poți să ai tu banii banilor, că nu suntem mai șmecheri. Trebuie să și muncească cineva, nu? Că știu e forma. Ce ai mâncat, ce ai băut și ce... Opa, altă poză. Ia uite-l, nene, fai roști, nene. Da, uite, aici cu sindicatele, la, da? La, deci elează mână-mână cu liderii de sindicat, înțeleg. Da, tu mi-ai finul meu, ce ești nebun. Da, 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 da. Vedeți? Și te interesante pozele? Toată lumea acolo. Asta e de pe blogul tău, mă. Altfel nu aflam niciodată. Păi de acolo ia, mă, perversul. De pe blog? Mă, dar vrei să-i cer bani că mă intre pe blog? Opa. Opa. Ăsta cine? Opa. Gică cu cine? Domnul Popani, ce facem? Cu Adina, de la Miami. Cu cine? Soția cărui prieten este? A, nu, nu, știu. N-a fost căsătorit. Nu, nu. Bă, dar tu vezi ce întrebări are soția. El în capul lui crede că ne futem toți. Vă rog, vă rog. Și vrea și el în grupul nostru. Opriți microfonul. Circulul ăștia, mă, să moară mama, nene. Opriți microfon. Asta nu vă mai arăt că poze cu domnul Papare și cu doamna Șișcanu și cu... Nu, nu, lasă pe asta, e prea, mai e bine, prea, nu le mai e prea nesemnificativă ca să plânge pot să mă mai bine nu le mai arăt pe asta. Ai mai arătat? Mai bine le mai arăt. Da, păi asta zic, mai bine decât să vă fac... Era de la
să vă fac rău. Ia uiteați cât de tandri sunt. Au, mă, perverse. Nu mai iubire, iubire că asta n-a fost niciodată. Dar îi scapă mâna. Iubire că asta. Merge mausul singur. Știți ce o să fac când ajung la putere? O să iau toate pozele de la DNA, la culcătări din celule cu așa, și o să zic, o, erai cu ăla în brațe. Dar de ce era să ținea tabla? De poze era... pe care nu, exclusivitate, poze pe care nu le-ați mai văzut cu Serghei Mizil. Ia să... Iar? Da, asta chiar că n-am mai fost până acum. Wow. Da, domne, cu atacantul Robert Niță. Aici cu domnul și Costin Mărculescu. Vedeți? Da, niciodată. Scrierei de abunda a fost la nu mai răspunde la telefon. Concurs, din Libertate, nu? Păi dacă noi am organizat concursul... Mm-hmm. Și domnul Mărculescu ce făcea? Cânta sau? Nu, a prezentat evenimentul. Citea testamentul, dar să stai în mână. Da, poza numărul 2. Aici e Horațiu Tudor. La un interviu, da? Omul tău. Serghei. Și cu... aici e... cine? Ia-te tu de la încămașe roz, știi cât te bate ăla? Încămașe roz? Cine? Știi cât te bate ăla sau o săptămână? Știi încămașe... Păi tu încămașe roz, ăla încămașe roz. Marian Smion. Lasă-l, 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 Ovidiu Lipan Țăndărică, da? Da. Am citit pe cartoanele astea, nu altceva. Păi știi Marian Smion și cum te bate ăla? Din Bobârnații te bate. Serghei nu i-a pus, că n-avea nevoie să mai scrie. Da, la Serghei n-a mai pus cartonul. N-a mai ajuns. Foarte frumos Horațiu, nene. Frumos angajat, nene. Poza numărul 3. Frumoasă perucare. Domnul Serghei. Păi atunci la o altă poză. N-am văzut o altă poză. Păi, am... N-am văzut-o în viața mea pe femeia asta. Opa. Aici e domnul Papari doar. Cu Lipan Țăndărică. Eu nu mă duceam în locul lui dacă n-a pus președinte. Monica Iagăr și aici cine este? Țăndărică? Noris Măgean. Noris Măgean. Noris. Bun. Mergem mai departe. Aici îl avem pe domnul Horațiu Tudor. Frumos om, domnule. Și pe domnul Mizil Serghei. Ce bine vă stăm împreună. Stai puțin să încep. Ai vrea peruca lui ăla? Ce perucă, domnule? Al lui Horațiu. Păi cum, el are perucă, e părul lui natural. Dar ai vrea? Nu. De ce? Ce că nu. Gândesc colegi. Nu. De ce ești de așa hotărât? Deci invidioși. Ce dracu mă zici că s-a picat în priză, ne? Tu scoare peruca în cap. Mamă, când vine dimineața și mi-a interviul ăla cu ziarele, știu că eu vreau să spun ceva și cu părul. Bă, a venit acum vreo 4 zile, bătuse vântul, eu m-am speriat că e tatăl ăsta. A zis că a venit garda oficială, bă, să-i spun, cum îl cheamă pe ăsta de ANAF? Blizzard, eu am scris Blizzard, mama, că a venit cu peruca, a zis că mi-a luat. I-a spus Costel, ia banii și să-l bângeam că le-a luat, nene. Să n-am poate luase vântul, mă, urât om. Deci ai poza asta cu cine se zume, Serghei? Cum, mă? Atacatul Robert Niță, pe habar n-ai, mă. Eu vrei să spun Giulești un cap cu ăsta, băi, chiar vrei să termin cu tine. Doamne ferește. Și în fine? Și în fine? Dar spui cel din urmă? Doamne, cel din urmă? Cu domnul Țăndărică. Vedeți câte poze avem noi de la oameni? E inteligent. Să uită Serghei, nu-și mai aduce aminte. Băi, toate pozele... Băi, dar ai văzut o poză cu mine în bibliotecă? Da. E cum poți să mă pui tu vicepreședinte sau ce mă pui tu acolo când eu sunt mai din restaurant? A avut un șoc după ce l-au arestat. Dacă era de seta, m-a spunea, bă, te pun pe alimentație publică. Și îl auză. Promes. Cu turism. Ia zi, ce mai ales? A, nu, acum vreau să vă citesc mesajele trăsatorilor să... Băi, ăsta nu mișcă nimic, mă. Bichir este ok, spune Florica din Domnești, alături de Serghei. M-am spart de râs, spune doamna Florica. Alt telespectator... De ce o zice că ești ok? Cum? Să zici și mie cum faci dacă, să faci. Dacă l-o să... Te-ai acum din somn și... Ce, da? Și nu vă la să din somn. Îi luăm, domne, cu banii ai licis, domne. Am eu dovezi. Am mers la un magazin și am cumpărat două banane. Și ăsta îi spunea. Domne, dovezi care? Dar de unde știi cu domnul? Alte dovezi. Păi... Am mâncat două banane. Și vânzătorul ăla și mi-a spus. Nu mi-ai dat restul. Și ăsta, domne, e caz grav acolo. Unde Meginia? Hai la Meginia, toamna, când se e cu acei vie. Zi-mă, ai fost genial. Cernavodă, la Cernavodă, vedeți? La Cernavodă, cu am pierdut Serghei niciun episod. Păi nu le pierd, m-a sunat lumea, mă, fie, nu uite, pentru tine, pentru ăla, pe bandă, că ăla mai cunoscut bandă acolo decât tine. Îți dai seama, bă, fii atent că omul tău a descoperit, a luat două banane și învățătoarea a spus, nu ești tu, ești de Aconescu. Un alt trezator zice, Dane, ai în această emisiune doi nomenclaturiști, care ori fi nomenclaturiști? Da, îți luăm familia. Nu, stați mai că omul vă laudă. Alo, ne laudă? Da, nu-ți luăm familia, da? Te lăsăm să te afeți singur.
Anulăm. Nu am pornit, ne-a ascultat mesajul. Dom'le, spune sfârșitul. Dom'le, nu-ți luăm familia. Doi nomenclaturiști care sunt? Dane, în această emisiune, doi nomenclaturiști și doi masoni. Și când s-a scoat dinet. Nu, domnule, omul zice că sunteți. Care sunt? Nu pot să mă scap din limbă de risc. Acum nu știu, că am 10 negrimititei, care sunteți nomenclaturiștii, care sunteți masoni. Cred că noi doi când vom lua putere. Da. Eu cred că la tine, dar se referă. La tine se referă. Domnul Papar e și mason și nomenclaturism, nu? Da, și se fute și în cap. Vă rog, închideți. E ca magazinul Victoria. 3 în 1. Mă, vrei să muși microfonul? Tăiați microfonul. Tăiați microfonul. Domnule, muși microfonul singur, ia. Nu, că vi l-am oprit oricum. Pe jucăs de prost? Domnule, nu. Dar așa cere legea, să vi-l oprim. Domnul Serghei, dacă își amintește, a ieșit de divorțul tovarășului Bodnăraș Emil, care a divorțat de soția sa Florica, fiind mult mai tânără, făcându-i cadou o vilă și un serviciu foarte bun. Iar cei doi copii au rămas la tată. Deși pe mine m-au distrus. Opa, stați că stai fiul sau ce? M-au distrus. I-aș fi recunoscătoare toată viața domnului Serghei, dorindu-i tot bine din lume, dacă ar afla numărul de telefon al domnului Ghiță. Cine e Ghiță? Ghiță este băiatul Bodnăraș care a plecat afară. Și m-aș nimic, am înțeles că nu-și mai știu dacă trăiește sau nu trăiește. Și copiii au rămas la tată, nu? Nu, copiii sunt afară, n-ai înțeles nimic. Nu, la divorț, domnule. Tu n-ai înțeles nimic. Deci ăștia, toți nomenclaturiști, înțeleg că își luau copiii. Dacă tu erai Bodnăraș și ăștia l-au speriat pe rege și a fugit trei persoane, îți dă seama ce ți sperie copiii și pe tine. Nu, da, Iri, de aici era sigur că rămâne copilul la el, că și Bodnăraș și toți... Mamă, cum... Votați-l pe Dan Diaconescu să n-au parte! Băi, genial, mă! Bă, nu poate fi de la Diacon, de la Bodnăraș. De la Bodnăraș și cu regele Mihai. Ești genial, nene. Mulțumesc mult. Dar dacă înainte de 89 așa era obiceiul? Da. S-a păsat. Deci Dolănescu și-a luat el copilul, tată. În gură, da. Lasă-mă cu domnul. Bodnăraș și-a luat el. Da. Eu mi-am luat eu. Numai Papari nu și-a luat. Numai Papari că n-avea copii. Că sunt majori. Nu, eu și zicem și la Papari copii. Pentru că îi ținea doamna în gură. Nu, am sunt corect, n-am zis nimic. Ce, pupa copilul. Nu mai râdeți că îmi tai microfonul. Sunt fanul OTV. Pentru mine domnul Băran este cel mai tare. Tot ceea ce face este perfect. Să mă ajută la Deva. Așa, să mă ajută la Deva. O doamnă din Deva. O doamnă octogenară, adică? Care e și Băran. Iau banii și lui asta. O demonstrez eu. Mă duc și cumpăr două banane din Deva și o prinde și pe asta. N-ai înțeles nimic cu bananele, Serghei. Sunt idiot. N-ai înțeles, las că ți explic. Sigur, tați-o după aia de limbă, pentru că nu cunosc eu ce dracu. Zim. Moni a fost șmecheră. Din nimic a ajuns sus. Nu a gândit că va pica. E, asta e șmecheră. A ajuns sus pe șmecheria lui ăla, acum e jos pe șmecheria lui ăla. Nu, e pe șmecherie, e jos. Jos? Ce, unde? Da, zi. Păi, sunteți de acord sau nu? Ții pe unii, cine a luat? Cine Serghei nu-l are pe Petre Veluda, zis Petrică Valoare, fost jucător de rugby la clubul Grivița, în cercul său de prieteni? Nu, a fost tovară și când am văzut pe Petrică Veluda de mulți ani, a fost cum ce mai țar din Național, nu știi tu cu Națională cu asta. Mm-hmm. Deci e prieten, dar cine da? Țipă, mă, cine ne? E, țipă, cine să țipă? E unul care vrea să intre în direct. Poate ne lăsa. Ce ne dreptul? S-a țipă hor, nu, ce ne dreptul la replică? Poate e oala care îl bate. Zine. Alte poze cu domnul Serghei. Dacă ne trimit oamenii pozele, ce vreți să le faci? Să le trimitem înapoi? Ia da, eu sunt cu Mara Bănică. Hai că aici vă stă bine. Promo pentru noua emisiune. Asta e pentru noua televiziune? Dar cum va fi emisiunea? Despre ce va fi emisiunea? Luați-mi microfonul. Știu va fi? Luați-mi microfonul, Serghei. Hai, mă, serios vă întreb. Pe ce pot să spun, mă? Crezi că mă întreabă de PIB? Nu știu. O să spun cine ai buzele, așa? O să spun când te-ai arestat pe tine? O să țipăm când te ia? Dacă ți-ai pus silicoane? Dacă ai părul ceva vopsit? Monden, o emisiune mondenă, nu? Nu, despre... Un talk show. Talk show. De care? Despre cultură, despre pictură? Da, despre cultură, să o dau de tine. Cultură, da. Mă, dar ce magistru, bă, dar toți peremiștii îmi scriu să... Fii atent, toți ăștia de la PRM să mă întorc acolo, mă, și n-am fost niciodată. Dar sute de mesaje, vină în PRM. Dar nu mai e la PRM, nu mai există nicio filială. Pe asta am explicat eu aseară. Eu am fost aseară. Nu, asta e situația, mă, da. Eu aseară am mers la Botez cu doi membri marcanți ai acestui partid și am explicat, v-am curățat.
Cum ne-ați băsesc cu nou? M-am pușcat? Nu ne propunem asta. Dar dacă au venit filiale la noi, ce să facem? Să nu le primim? Poza numărul 2. Ia uitați. Ce tandri. Foarte frumos. Vă stăm pe colecția de iarnă. Cum? Haute couture. Colecția de iarnă. Colecția de iarnă. Să mor, mă. Aici da, că vă stă bine aici, da? Ne mai chiat să le iau. Ia să vedem. E, aici... Unde sunteți? În care dintre restaurante? Tot restaurantele mele, lanțul meu de restaurante. Dar ce e acolo, vitrina ta? Vintilă, un om divorțat? Păi dacă mi-i spui, Dolce Papari aici cu... Aici domnul Papari cu doamna Iagăr. Păi cu ce? Fii atent cât ești de pervers. Ce are legătură una cu alta? Că și vitrina în spate și noi doi. Păi de ce nu ai spus George Papari cu vitrina? Păi da... Ovidule, îi prinde și pe ăștia. Le luăm banii. I-au făcut pe căi. Aici, asta a mai fost, nu vă mai arăt. Asta... Da, hai să facem distracția aia, mă... Da, o mișe nu prin anul ce trebuie. Arătați, domnul, vă rog, poți vezi foarte interesant. Ce să spun, ce mare... Ia, unde să pun? Ia uite aici poți. Frumos omene. Asta e de afiș. Dacă aveam și o bâtă în mână, da. Noi facem dreptate, să dăm și tine. Asta să vadă toți bulangerii care ceau cu mine. Ce braguri am cu Polo seamănă aici. Cum? Avem noi un personaj la Cernavodă, Polo. Bă, dacă ăsta ne bagă bicei în avodă, eu am început, ne bagă bicei în avodă și vine Bărani și spune, am cumpărat două banane și am fi, Serghei era criminalul. Și Papare a scus cu bicei cadavrele. După poza aia, o să mă caute ăștia prin cei în avodă, că eu am omburt-o pe... Nu, eu cu Papare am scus cadavrele. Tu ai omburt-o pe Elodia, o să caut. Nu e scris, asta ce, le-am mai văzut. Ai văzut ce brațe am, mă, să moară mama mea. Da, da, super, super. Păi uite, îi pune, pe afișul tău electoral trebuie să fie aia cu mine. Uite-l aici. Nu mă, asta mă, când stau încordat acolo. Asta îi place domnului Sergei. Dacă faci afiș electoral pe ăsta, știi câte voturi luăm? Să nu confunde lumea cu caunul, cu bătaie. Două voturi în gură, două în găuță. Dar e un trucaj, nu am impresia, sau ce e aici? Trebuie să mă desbracă direct aici. O loce lipsită. Pervers om. Zică să gândește prost. I-a pus capul pe omerii lui Schwarzenegger. Ce, domnule, dar râd în hohote, opriți emisiunea, mă doare stomacul de rest. Am mai primit poze super exclusive, special pentru OTV. Iar ce fant. Hai că ăsta chiar sunt exclusive. Dă-mă să mă jur eu, să mă acor. Cum? Hai, nu, de ce să mă jurați? Uite. Aici, domnul Serghei. Ce e exclusivă? Nu știu, poza peste tot, domnul Serghei, ia să vedem. Opa. 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 Cu ce partid sunteți aici? Cu sindicatele? Cu... Dacă vrei, mă suni aici la masă. Cum vă prindem dacă sunteți cu PP-ul sau... Până și că o să fii cu PDL-ul, cu ce? Nu spun, dacă vrei, mă suni aici, asta, adevărat. Mă suni aici, a? Deci masă plină de masoni. Nu spun nimic. Am înțeles. Schimbă. Schimbăm, schimbăm. Schimbă. Ia, sunt masoni. Masoni. Schimbăm. Alți masoni. Păi ce vei spui alții? Aici mai eu sunt singurul întâmplător. Schimbăm. Stai că schimbă, stai, închide așa emisiunea. Aici cântă cineva, cine cântă? Niște nasoi. Gigantul, mă! Gigantul e! Da, gigantul e! Da. Le dau repede. Le dau repede, da? Dă-ne că o să-ți iei berea cu ăștia. Ce berea? Nu le-am dat-o pe odetul de rot. Opa, dar cine e aici? Parcă-i cunosc de undeva. Și parcă-i cunosc, ia de-n celirită. Ce perfezi, e, iarăși domnul Serghei. Cu doamna Anca. Păi ce televizor erați aici? Nu erați pe OTV? Ba, dar mai atent uităm. E OTV, da? Dimineața, când mă scoți tot timpul și mă văd în curgul... Vă rog. Nu, dimineața de-a vă rog. Da. Ia, aici ce e? Nu se înțelege nimic. Ce poze ar fi asta? Asta mai văzut-o? Cine urlă, mă, pe acolo? A crezut unul că-i zi de leafă. Are nu... A crezut că-i zi de leafă. Ună după ăsta să le dea banii. Ți-a luat loc la caserie. Dom'le, mă, simt, mă, ține siguranță. Se vine, se vine banii care ține. Păi ce angajați sunt de-a plâns cu mă. Într-o galerie de artă aici. Uite aici, astea sunt picturile domnului Serghei în premieră pe țară, le vedeți? Nu știu dacă sunt puse cu partea care trebuie în sus. Păi la mintea ta, da, nu, e la mintea ta poți să-ți un tablou în parte. Serios, uitați-vă la tablou ăsta. Oricum le-ai pune tot expresive. Pe asta spune. Impresiv. Tot neimpresionat. Că trebuiam inversate un pic. El când a văzut prima oară tablou, zic că e timbru. Cred că sunt curama. Să n-am parte dacă merg acasă acum și în casă lui părițească, cum a rămas casă lui Ceaușescu, dacă n-are răpirea din sarai.
Uitați tablourile, da? Să-mi spune trezătorii dacă sunt puse cu ramă. Eu cred că erau puse invers și au căzut de la ultimul cutremur sau au căzut așa. Cine, domne? Dar cine e urlă? Da. Eu îmi dau seama, a simțit miros de mâncare aici, când nu avem pizza. Ascultă-ți în masă. Și am cașat și nu te-a curis. Fac calupii, nene! Fac calupii, fac... Bă, ce inteligențe, nene! Trebuie să-l întrerup din nou, conform legii audiovizualului, pe domnul Mizil. Ultima... Dacă iau două pizze, îi mut partidul. Revenim imediat ultima întrerupere din această seară. O să vedem totul pe ecran. Deja... Invitații mă fac să râd, nu știu ce să vă prezint mai repede, aceste fotografii sau celelalte. Ăsta care a trecut, să știți că era bichir. Nu s-a dus Serghii după ăla care zipa. Să liniștească. Ia uite-le, ia poțele. Toată lumea se distrează. Serghii în culise. Se aude râsul lui Serghii în culise. Ați văzut dacă are relații cu sindicaliștii sau nu se organizeze un pic. Figură mare, domnul Serghii. Mi-a dat lacrimi. Putem să ne uităm pe poze. Domnul Bichir s-a amuzat foarte tare. Și toți telespectatorii, să privim pozele în continuare. În felul ăsta ne putem și ne uita pe ele mai liniștiți. Asta e la Serghii acasă. La Serghii acasă e? Și la Stabor, făcută de el? Și... Spectate da, de el? Da, da. Dar să știi, acum lăsăm gluma la deoparte, a fost, că nu mai pictează, nu mai are starea de spirit, dar a fost un pictor foarte... El de-abia și-a recuperat din tablourile lui, pentru că sunt în colecții particulare peste toată lumea, fără nicio glumă. Și se vindeau scump, am înțeles, nu? Foarte scump. Și acum oricum l-a crescut prețul, dar nu mai pictează el. Să pune să picteze ceva. Să vezi după ce o muri, ce prețul da, să aibă la tablou. Da, fără glumă. I-a făcut cadou, mi se pare că chiar în direct de ziua lui a luat Gine Arbulescu acuarele și puterică, dar nu știu. Nu mai vrea. N-are timp dacă l-ați corupt dumneavoastră cu politica, că este o altă pasiune. Da, da. Trebuie să-i intervii. Dar fără glumă acum, nu. Răbdăinea nebunită. E talentat, nu? Foarte talentat și fără nicio glumă a terminat Institutul de Arte Plastice. Deci nu e, că mai face și el o glumă, două, dar nu e. Și vă spun că picta și ce expoziție a avut, acum lăsăm gluma deoparte. Știți că e... lumea dacă vrea să te ia, până la urmă te ia la Caterinca sau la chestiuni, ești cine îți găsește întotdeauna. Că de ce ești unul? Chelul ăla, de ce e tatuat ăla? Dar zici că el a fost mare artist. Și eu zic că e în continuare, poate s-o lăsați de politică, știu eu, sau se apucă mai tare de ea. Dar pictor a fost, fără nicio glumă. Deci trebuie să pune să forțat așa, să picteze ceva. Sau? Eu i-am zis. Hai, dacă poți să pui, că asta e o creație, poți să pui un artist să creeze așa cu forța, atunci ne face nouă, cu o caricatură. Da, da. Să știți că la el erau pline expoziții. Da. Și avea și cronici bune. Știu. Dar întrebați pe cineva care chiar e... Știu. Critic de artă, ca să nu ziceți că lăudăm noi că suntem prieteni cu el. Fără nicio glumă. Dar vedeți câte costă pe piață un tablou de al lui Serghii și după aia mai vorbim. Da. Dacă el nu mai avea, pentru că el nu neapărat le vindea și mai ales în străinătate. Mai mult îl făcea cadou și acum umblă după ele să și le recupereze și nu le dă nimeni. Încearcă să le vândă tot lui înapoi. Nu. Și ăsta toate de el, nu? Nu, că și-a dat seama. Tot ce se vede pe perete. Și-a dat seama și el. Da, da. Hai. Și aia mi se pare că e a doua zi de revelion. Și aici tot la el acasă? Da. Uh-huh. Dar din păcate reflectă lumina aici. Da, și îl sorcovea nepoțele lui. Deci foarte frumos, are familie minunată. Da. Să-i trăiască. Domnul Papari, dumneavoastră cu cine vorbeați acum? M-am prins. Acum? A cerut asistentă juridică pentru nou sindicat OTV. Cu Cornel. Rădoi. V-am zis, ați văzut că mă pricep? Cu cine era, cu Palade? Nu. Ia uite, un interesator trimite și o poză făcută în timpul emisiunii. Foarte drăguți. Vă rugăm, opriți emisiunea cu scandalul columbeanu, care nu ne privește mai mult decât a fost mediatizat deja. Cine sunt acești oameni mai presus decât oricare dintre noi, adică Iriș cu Moni? Chiar foarte corect. Are dreptate. Foarte corect. Doi măscărici. Dar nu e vorba de asta, e un divorț și până la urmă... Cu noi, un divorț pe care ei încearcă să-l aducă în fața lumii. Doi măscărici. Încă o dată spun. A șaptea oară. E părerea ta, da? N-aș vrea să fiu așa de tot. Nu. Da. De drastic în... Eu cred că ea joacă acum tare pentru că vrea să iasă ca o victimă din divorțul ăsta, deși are o mare parte de bine. Și dacă iese ca victimă, la ce-i folosește? Românii iubesc victima, în general. Da.
Păi o să o iubească niște români ca, în calitate de victimă. Oricum, părerea mea e că ea a făcut o greșeală. Da. Păi, greșeala vieții. Ce? E Papare cu... cu... Da. Cu Mădălin Voicu. Mm-hmm. Și ce dacă... Sufletul meu, cum e frumoasă formă. Poți fi prieten, nu? Da. Amândouă sunt foarte. Faceți ca în Romeo și Julieta. Uite aici altă poză. Romeo și Julieta. Asta e de Crăciun. De Crăciun la Serghii. La Cârciumă, la restaurant. Da. La una din... Dom'le, ne petrece sărbătorile între noi. Foarte e singurul care nu vii, pentru că ești atât de chitros. Tu nu vii, cum să... Tu ești cum n-am fost în viața. De sărbători. Opa, aici ce e? Unde e asta? Tot de Crăciun. De Crăciun. Am făcut noi o glumă că era încălzit papare și am pus gheață în pantal. Au vrut să mă răcească. Și fresca pus asta frumoasă ce? Unde? E pictură sau ce? A încercat Serghie să picteze, dar nu. A renunțat. Și m-a prins. A preferat să cumpere original. Ce e Tatiana cu... Da, da, când am pus eu lui Serghie, lui Serghie, lui papare. Ia uite ce-i face, pune gheață la... la... Păi dacă, dacă era asta încins, am vrut dar să răcorim. Dar domnul Serghie, de ce nu mai pictați, domne? De la Crăciun. La Crăciun. Și mai fixam pentru că am grijile partidului topul meu. S-a făcut bă, ce, e bun, e bun, hai dat-o la greu. Băi, te-ai vorbit cu Bichir, că sunt tot așa. Domnule, dacă n-ați fost aici, mi-au spus invitații că sunt foarte prețioase lucrările dumneavoastră. Care invitații? Invitații mei, deosebiți. Uite, astea sunt rudele lui părâtul ăla, deci vărul lui și cu nevasta, care sunt cei mai buni ai mei. Tu știi că toată familia ține cu mine. Ziceam că mi-a turbează la televizor acum. Le spune, cum a spus, nevertebratul ăla. Uite, nene, de Crăciun, da. De Crăciun e sărbătoarea familiei. Și amintim frumos. Uite-o pe Rica ce râde, nene. Rica? Rica este... Uite un tandem aici extraordinar, vedeți? Da, da, da. Da. Domnul Bichir cu domnul Ciutacă. Cât s-au îmbătat în halul ăsta, cum i-am văzut? Da, cum să vezi. Ce? Nu știați că sunt prieteni? Știați, nu? Da, și ce? Cine e Bichir cu Ciutacu? Bă, ce vorbe? Da, el să găsească și din poza. Noi am aflat de Crăciun. Da. Nu, acum ne-am dat seama. Acum, bă, da, da. Văzând pozele. Da, da. Bă, dar deștept, omne. Eu din poza asta, ce reiese? Întreabă-mă, ce cred eu? O dragoste... Eu cred că este Irine Columbeanu, ăla mai mic, da. Și ăsta este Moni. Moni, Moni, ăla cu barbă-i Moni. Da, Moni, după divorț. Deghizată Moni. Și Moni, Moni îl fute pe Irine. Vă rog, vă rog, vorbiți frumos, domnul Seghin. Vă închid microfonul, da, vă închid microfonul. Da, ia-i microfonul. Legătura. Ia-i legătura, da. În loc să-mi spuneți de ce nu mai pictați, că sunt așa de scumpe picturile. Cine a spus asta? Tu, mintea ta sau altcineva? Nu, dumneavoastră, mi-au spus invitații, care sunt oameni arată de artă nesăvârșiți. Când mă pricepeam eu la pictură. Uite, bă, Tatiana, cum se luptă, nene. Vedeți? Uite și aici. Aici a scăpase. Da. Da, domnul George Papari are, ia, care are sex violent. Și atunci da, să-ți bate. Era mărțuit. Da, nu-l fute nimeni și să-ți bate. Vă rog. Să creez o falsă impresie. Da. Când era 10 ani de Crăciun? Era, era orgasm... asta am voie să spun? Nu, nu. Nici orgasm? Nu, nu, aproape nimic n-aveți. Cosmic. Aproape nimic n-aveți, băi. Pe aceea mai mă chema. Ei, nu mă chem. Pe ce-ți vorbesc? Nu mă chem. Bine. Bichir, Papare și Serghei la ziua lui Ciutacu. Asta yeah. Adică am mai văzut-o, nu? Ai zis că suntem lotul Timișoar. Da. Să n-am bate. Rezervele. Înainte și după condamnare. Zici că ăștia de la famă suntem. Da. Așa vă luăm dacă nu intrați în PP-ul. După alegeri. Uite, o să vină dictatura Mizil. Mamă, cum o să trecoare. Domnul Bolan nu e în poză, domnul Bolan s-a delimitat lumea. Iau eu puterea cu Diaconescu, ce deci facem? M-ați văzut pe mine în vreo poză? Da, să v-am spus că eu nu sunt ușurat. Om sobru. Alo, avem multe poze. Tu ai avut un moment de când te-a luat ăsta în... Singura poză porn a fost cu tine. Nu, cu Bălan. Dar nu e, nu, acolo jucam într-un film. El a anticipat cazul ce n-a văd și era acolo deja la fața lui. Acolo jucam într-un film. Dacă mi-o spui cu bananele, plec. Cea mai tare, domne, două banane și să-și să l-a întreba. Și ce a zis vânzătoarea? Dă-mi restul. Și ăsta mi-a spus. Acum e o chestie senzațională. Răsurnare spectaculoasă. Vânzătoarea nu avea restul, pentru că ăla care omorâse pe Mariu cu nasul și pe ăla furase banii întregi.
Dar la bancuri oricum... Uite, el se lasă! Domnul Bălan vă întrece la bancuri lejer, n-are, n-are nicio problemă. Păi n-am, acum n-am nivelul, domnul Diaconescu. Eu trei ture de stadion. L-au zis că vin de la boteză. Mă aduceți din albă. Dacă vă zice domnul Bălan două, trei bancuri, vă termină, vă tot. Dar zi-mă că se alunea cum... Eu mă gândeam că vă termină cineva un tipul dumneavoastră. De-aia, asta să rezolvăm și ceva concret totuși pentru cei de acasă. Concret. O telespectatoare întreabă pe domnul Bichir și pe domnul, pe toți vă întreabă de fapt. A. Fac niște aripioare picante și vreau să-mi spună domnul Serghei, domnul Papare sau ceilalți invitați, că știu că au restaurant, ce e mai bine să folosesc, piper sau boia iute de ardei? Nu vă deranjeam, dar mi-a picat netul și n-am unde să mă mai informez. Da, întreabă cu ceanare că pot să vin să-i spun acasă. Hai domnule, dar e vorba de o rețetă la restaurantul. Ardei iute? Da, pastă. Pastă de ardei iute, da? Și se dă gasul. Vedeți cine știe? Tot domnul Papare să dacă. Asta-l inventează el, mă, și fai vă. Domnule, veniți să-l citiți aici. Bă, tu trebuie cât de prost să fii, cât de pervers să inventează. Ia, filmați ecranul. Știți să te întrebi, mă, tine cu aripioare. Filmați ecranul, să vedeți SMS-ul transmis la ora... Deleschii tu, bă, deleschii din acolo de la tine. Cum să le scriu? Pe aia care urlau de foame că mâncam bițe mea. Da, da, da. Ce râde. Uite, alte rezaturi. Bă, de când v-a dat banii? Ia uitați, măriți, măriți, apropiați, apropiați. Așa, să vadă domnul Serghei. Domnul Serghei, vedeți sau nu? Măresc mai mult? Fac niște aripioare picante. Vreau să-mi spun domnul Serghei, cu tare, domnul Papari, deci v-am citit. Da? Mă ia să spună Bălan. Păi nu, pe urmă, că zice cineva. Bălan, ce de spune? Ce? Nu sunteți atenți în emisiune. De unde sunt banii? Mama Veronica zicea de acest Paul. Vedeți, nu ați fost atenți. Mama Veronica a zis de Paul, că era cel însurat care trafica droguri în America și și-a scos soția pe cauțiune. Cine, domn? Paul Mantea, soțul Monica. Eu cred Monica, că Paul Mantea noul iubit a trăit al cu mama lui Monica și Monica a trăit cu șoferul și șoferul l-a ars pe Irinel. Irinel a sărit gardul și a luat două femei, le-a băgat în jacuzzi, că n-a voie... Nu n-aveți nici gesturi? Nu, nici gesturi. Nici gesturi? De... Nici gesturi? Da? Eu am primit din LA, ca să zic așa. Am primit și eu, că îl bate pe Diaconescu. Nu, că într-adevăr ăla n-are nicio treabă, erau vecini și se cunoșteau așa. Ce dracu? Ăsta cu Columbean casă. N-aveau nicio treabă. Uite, Serghei, Serghei, că vede Serghei sare. Bă, ce pervers, Serghei. Din cauza lui Serghei, mâine nu o să mai ajung la serviciul de dimineață. E că vede cu Serghei sare, mă. Mă ține lipită de TV. Sincer, m-aș lipi și de el. Ești forța, zice Andreea din București. Câți ani are? Forța partidului. Câți ani are? Nu spune, nu asta vă interesează. Paul Mantea este căsătorit, are un copil și sunt prieteni de familie. Exact. Serghei, aș vrea să-mi spună ce mai face Florin Marcu. Mulțumesc, Mariana Popescu întreabă. Pe Florin Marcu, cât bă câte știu, ce e băi, cumnat cu mine? Cumnat. Da. Cum de bă, cum de bă, domne, pe am la... Treaba arhiva via familiei. Eu am la cune, bă. Biograful, biograf. Oficial. Deci, păi de-abia pe te recunosc pe tine. O să fii viitorul președinte al României, dar pe ăla. Deci Florin Marcu, actualul cumnat, ce mai face, vă întreabă femeia? Mamă, cum o să știi? Da, e bine, mersi, cu noi în casă. Bine, mersi, a? Dar cine e asta? Și pe Paul Mantea înseamnă că îl știi și pe ăsta. Că e în același anturaj. Paul Mantea. Dacă a cochetat cu moartea albă, da. Păi nu, vorbesc serios. Deci și eu am cochetat. Acum ca să îți stic vicepreședintele. Păi la Hamburg ce crezi că am făcut? Dar unde aveți prieteni în America? Eu în Germania? Nu, în America. Toți aveau un ară mai mare și în America. De ce? Hai ca să stic partidul. Uitați, stimați telespectatori, pe cine a cooptat ăsta să vă dea destinele în mână. Dar la un dat aveați niște prieteni în America. Unde erau? În Los Angeles? Sau păi nu știu că te bat dacă mă las vorbesc. Dar sunt în Los Angeles? Los Angeles, Mexico, orice țară avem nume. Avem legături foarte întinse. Noi și partidul. Prin brațul meu întins și tatuat, tu ai ajuns pe să fii... Întrebați-i pe ăștia din Los Angeles dacă îl știu pe Paul Mantea. Pe prietenii din Los Angeles. Mariane! A plecat în 2005. Nu? În 2005 în America. Da, ia schemă cu Paul Mantea. Stai că s-a omorât vecinul de-al pe ăsta. Am prieteni foarte interesant. Nu mai criminale, Doamne, doamne. Uite că vede Serghei sare, uite, Serghei. Sunt multe, sunt sute, ce vrei să faci? Păi dă-mă zi cu mine că sunt mai decât, dacă sunt idolul pe tine. Dar ce spuneți de Copos de la Rapid, că și-a lăsat amanta gravidă și divorțează de soție? Copos? Nu o să divorțeze niciodată. Nu, eu am mare respect pentru omul ăsta. Fără catenică, pentru ce a făcut pentru Nicu, alții. Oleu, pentru domnul Papari un mesaj, dar mai bine nu-l citesc. Bă, a căutat 20 de pagini să-l ia fost să-l scoate din somn. Fiți atent aici. Și Bălan acum a spus. Dar înțelege și bă din mesajul ăsta. Domnul Bichir, ce înțelegeți din ăsta? Sau domnul Papari? Mădălin Ionescu a divorțat din cauza lui Cristina Șișcanu și acum este amanta lui gravidă. Cine adică? Păi și ce e de înțeles? Papari gravid.
Dar cine e gravid acum, că l-am înțeles? Urbălanul Papari. Eu sunt un pic pe luna a treia. Care amanta a fost gravidă? Amanta cui? Amanta mea. Bine, domnule. Uite și eu, Serghei, îl sare în continuu. Uite, domnule, sunteți bestial, nu mai pot de râs, mă doare stomacul. Serghei e nebun de legat, dar are super tare. Domnul Papari e foarte drăguț. Păi a recunoscut omul. Alina din Lupeni. A recunoscut, da. Acolo, de la Coxul, nu mai vede bine tot. Dacă aș fi trecut ăsta. E intrat praful nostru. E intrat praful nostru. Bă, am replică pentru orice, să n-am parte, zi. Da, dar să fie decente, da? Decente. Cu decente, Cox, cu ochi, da. Ochi. Pe ochiul cel mai curat organ după... Zi-mi. Serghei, știi dacă ești bun la pipotă, te rog, deschide o hergherie de cai. Mă rog, se ajungă lumonii, în fine, laptele bătut. Păi, dar n-a venit cu ponei încălțați? Da. Ce dragul? Ăștia sunt din mai... Mă, dacă am pantofi cu păr de ponei, da. Tu îți dai seama că n-ar veni în țara românească și în țara Moldovei și ce mai sunt cu pantofi cu păr de ponei? Tu ai uitat așa ceva? La banii de ce? El vorbește sigur, am auzit. El nu, eu nu citeam aici mesajele. El citește orice imbecilitate. Nu, domnule, cum orice? Plec, citesc pe toate. Mi-a făcut unul și... Vă rog, vă rog, opriți microfonul. Opriți microfonul. Ia-ți microfonul. O TV poze speciale, nu le găsiți în altă parte. Ia să vedem cine se alte poze. Opa, cine ești tu, Serghei? Serghei, nu? Stai, Aurel Vlaicu. Da. Unde sunteți, domnule, aici? Se pregătea să spargă o bancă. Cu stoc. E cu stoc. Să nu fie recunoscut. Să nu fie recunoscut. Eu nu văd bine, hai că-s cu fundare. Ăsta e Aurel Vlaicu. Am crezut că e în avion, dar văd că se pregătește. Eu nu văd bine. La Cernavodă, în apă, să-l caute. Da. Se pregătea să-l caute. Să-l caute. Bravo, Bărane! Aici eram pregătit să găsesc pentru emisiunea ta. Dovezile. Eu de la Serghei l-am văzut, eu de la el știam că e în apă, de-aia am pus pariu. Ia uitați-o pe asta aici. Ia uite om adevărat. Ha? Ce dracu? Aici e pe canal Dunării Mare Neagră, că a fost o crimă acolo. Da, exact. Deci a rămas din legitimitate. Da, îl căutam pe ăla aici, m-a trimis președintele partidului meu, Dan Diaconu, să-l găsesc pe ăla la ce. Cotul lui Ceaușescu. Bălan era sus și îmi dădea semnalele optice și îl căutam pe ăla. Cum îl chema pe mort? Bogdan. Ia fiți atenți aici. Aici e cu delfinul? Nu, aici era antrenament. Da, exact. Aici, când simulam mortul. Se antrenează cu delfinii, așa bine luată. Mamă, dar ce brațe am mea, săramă. Te pup, Serghei. Toți bulangia, ce cuțe. Ce țâțe și curpa mea. Că aveam una, o ardeam pe un altul, că vine ea cu mușchiul. Cuteți microfonul, domnul Serghei, că a început iar să pungutească ce nu trebuie. Dar ce narcisit e, ai văzut? Cum tu ești nebunul? Dar duce să pupați pasma. Ia uitați aici. Dacă mă fac cu pești, mă, ești nebun. Nu pe nos mai repede ca ei. Ia uite-l aici, omul din Atlantis, ia uite-l. Ce face asta? Omul din Atlantis. Ia uite. Da. Dar ăla-i delfin? Da. Nu, e Diaconescu de exact. Când căuta Băsescu. Căuta flota. Dar uite, căuta flota. Fii atenție, imediat o sușește. Și acum se arde Băsescu că o să-l prinde, o arestează el cu flota. Știi de cât o arestează Băsescu până și la putere? Să n-am parte. Dacă nu ia și laptopul, și cravata, și costumul, și mașinile. N-are altă carte de muncă decât ori îl ia. El își pune pauză. Îl luă pe Băsescu, să nu pără că ne ia ala de mai suntem oameni. Uite-l aici pe Băsescu, în apă. Mamă. Dar n-ai cum când intră? N-am, la intrare n-am la bine. Amă că sunt bine de gata. Păi nu, Serghei, bucură-te că e singura poză cu apă asta. Crezi că vin? Crezi că vin? Ia uite, eu v-am zis că nu altă cu delfini, mă. Ce de-aia acum? Asta-i trucat. Îți dai seama că acum de acolo scopul și vede poza să mă pune prim viceprim președinte. La apă. La după opa, acum, la după opa, cred că își taie venile acasă, că vede. Nu, s-a apucat de antrenament. Sigur, vede, ăsta-i tatuat, merge pe pești, merge pe alea. Uite, bă, uite om, adevărat. Zici că e în exil, a făcut guvernul în exil. E în prigoană, e în prigoană, a făcut guvernul în exil, uite. Tu-ți dai seama că dacă mă primi așa, ne exilează exteriorul.
ca și cum cadaficul ăsta, zic, pe ce le caută? Dar ce era cu trandafirul ăsta, dumne, pe piept? Eu mai eu care dacă îți spun tăia transpirația cât costă. Nu te mai băga. Da? Era un semn. Ce trandafir, de la PSD-ul sau de la PDL? Încearcă să-l vețe. El era repatriat, uitați-vă la el, era un semn pentru... Nu, domnule, aici v-am bătut în aeroport la... la... Da, domnule, recunosc. Da. Am plecat în stare de ebrietate, care e starea mea naturală, la, cu Florin Voicu, vărul lui nimeni era, înțelegi, când îi pronunță numele, cu acel nimic de om, da, nu mă dorim, care spune că sunt nevertebrat. Murimea-r toată... Vă rog. A murit mama. Frumos. Bă, plinit frumos. Dumnezeu să ierte, da. Nu, a lui n-a murit, dar poate moare. Știi cum, știi cum zice? Cum puteți să spuneți așa ceva? Nu mai vorbi cu bestia aia. Cum se spune bestia? Uite puțin, am eu față de bestie. Bă, bă, tu ești tu viitor președinte, bă. Bă, dacă tu ai o minte luminată, poți să spui bestie un asemenea om? Păi cine v-a zis unui bestie? Mă, da? Ei sunt în familie. Mă, dă cum ești, mă, te mași, pă. Vă rog, vă rog, vă vezi, tăiați-mi microfonul. Tăiați-mi microfonul, hai, lăsați. Ce, mă, da, am spus că ce găuzi e... Ca să spun ce am făcut acolo. Alo, m-am bătut cu un aeroport în numele României. Alo, nu vă mai auziți. Aici unde stăți? Nu mai spun. Nu mai are microfon. La 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 la, nu mai vă zic asta. Cât cântă-ți, domnule Serghei, puteți să-i lăsați microfonul, dar nu, când vorbește urât. Ce să vorbesc, bă, chestie normală. Acolo am mers ca un adevărat român. M-am bătat puțin pe avion pentru că am frică de zbor. Nu că aș bea. Uitați-l aici pe iahtul personal pe domnul Serghei. Mă, cum o succesie. Bunul din ele. Dar unde sunteți aici? Sunteți pe canalul Dunăre... Nu, suntem ca la Dunăre Mare Neagră, Egipt. Ia, uite așa stârnește el populația împotriva mea. Și o să spunem mie că sunt viceprim-ministru. De ce se face casă? De câte ori mă sună, îmi dă alt glas. Mai am alte poze, uite-l. Da, uite-l aici. Mai consumă și băuturi la bord. Mamă, ce legat. Își permite la banii lui. La banii lui am bani de o bere. Păi ce dreacu? M-a zis că bogatul nu-l înțelege pe sărac deloc. Ia uite, uite cum stă. Și Saturnul pe flămând, așa e. A lui Rugine. Păi eu nu mă zic pe bucat, zbucat, mi-a zbucat pițe, n-am apucat nimic. Uite-l cum stă. Vă spun că era și pe undeva pe străinătate. Poate îl ia Bălan la puricat cu avere. Da, exact. Asta. Domnule, mai da poze că Bălanul să spună. Domnule, uite, să vedem proveniența. Poftim. Uite, ce e criză în România. Uite Bălan, cum stă. Cred că ar trebui verificată totuși averea domnului Serghei. Ia uitați. Bălan mi-a luat măsura, fără caterică. Mă uitam în ochii lui acum să gândea. Uite, da, uite mi-a dat un prieten. Ce știe exact ce făceai acolo? Că treceai în Mexic, ilegal. Granița. Cu cocaină. Ca să strică partidul ăsta. Da. Îți dai seama, băiat, bă, poți să-i vedeam așa în ochi. Tasul e greabă situația, oricum. Tasul a fost în acoliții lui Ceaușescu. Iahturile astea de aici, din cu erau, iahturile astea. Asta e poză de Interpol de aia când o căutat, bă, da, exact. Bălane, să moară mama. Cum îl dă pe ăla în Jamaica, la lui Vântu, cum dacă îl cheamă? Dacă un bani cu statul. Dacă n-ai făcut cu statul, aia e. Ai scăpat. Dar ce ziceți de asta? Ești aproape scăpat. Fiți atent, când am, la un cioc, cât a iahtul are a domnului Serghei, din care se aruncă, ia să vedeți cum se aruncă în apă, uite-l. Da. Ce, ia să vedeți cum se aruncă în apă? Și ce-o spune? Dar scrie, senzațional, Serghei se aruncă în apă. Și-l găsește, cum cheamă pe mormă? Pe Bogdan. Și-l găsește. Te-a aruncat, da, atât, acum, nu știi pe cine căutai. Acum, știi ce scrie asta, pe versul ăsta, senzațional, Serghei Niculescu, bine, l-a găsit pe Bogdan. Da. Tot cum cheamă. Ia zi, se aruncă în apă și nu bea. Normal. Da. Și în fine, o ultimă poză. Ia, dar cea mai zguduitoare? Ia uite-l aici. Învățând noua generație să fure. Da, învățând și minori. Învățând și cu minori. Școala de vară. Da, școala de vară, da. Sunt de aia, așa se distruge generația. Bă, dați seama, cu ce am doi ziariși aici. Cu ce seamănă ce am în cap acolo? Știți de ce, cu poșeta lui Monica Columbeanu, aia de șapson cam. Zi tu, mă, moderatorule. Nu seamănă cu nimic. Cu nimic? Bine, e o chestie... Vă rog, tăiați microfonul. Tăiați microfonul, domnului... Dar ce am zis, mă, cu ce seamănă? Ăsta a făcut un tic. Tăiați microfonul, tăiați microfonul. Uitați pe cine avem aici. Fiul Pămădălin Voicu Junior, cu domnul Serghei Mizil și în mijloc? Cine? Nu cunosc. Păi el nu știu. Cine? Cine ești, o întreb eu? Păi cred că eram în stare de ebrietate și să-l iau o femeie. Așa face el cu fanii. Da, nu mai recunoște nimic după aia, nu? După cum râdea. De când a intrat în politică, așa face poze, la tupă asta. Da. Păi cine e, mă? Păi cine? Pe mine mă întrebați, nu știți cu cine v-ați spăzat? Da, uite cum o țineați de mijloc. La Cârciumul, era aici? Acolo? Da. Nu? Oricum nu știu cine e, dar n-arătă rău.
Mai schimbă, să ne aducem aminte. Să mai schimb ceva, da? Schimbă ceva. Ce să mai schimb? Uite, asta. Cu asta, dar mai fost asta, s-a mai dat. E senil. Nu-l votați că e senil. Asta e în pauza din Egipt. Ia uite, Florin din Suceava ce-a făcut. Cine a făcut asta? Florin Partidul Poporului, bă, mă, de Florin din Suceava. Uite, domnul Bichir foarte sobru, domnul Bichir de asemenea. Da. Domnul Serghei de asemenea. Da. Oameni adevărăți. Dar uite-l pe al nostru ce... Da. Bă, acum spune, vă iau banii, mâncați, bă. Ce ați luat banii? Dar nu știu de unde m-a găsit pe mine așa serios. Păi nu, e nervos cu banii. Da, uite, foarte bun, oameni integri. Dar vezi că Dani în spate zici că americanii acum l-a pus că... Da, da, eu sunt la... Al număr pe spate. La pușcărie, da. Cu Obama. Da, la când îl arestează. Asta e situația, ce să faci. Cine a zis de-a? Nu știu, un domn din Suceava ne-a făcut poate. Clienții au pus-o sau tu? Da. Clienții sau tu? Se numesc membri, bă, nu clienți. Da, fiți atenți și reclamați, am găsit de la un ospătar de la Terasa Țărănească. Ați fost acolo? A fost în stare de prietate. Domnul Serghei, când ați fost la noi la terasă în Mamaia, n-ați lăsat deloc șpagă. Că vă lăudați că aveți restaurante. Minte. Ați lăsat? Am lăsat bani și l-am pus pe un chelner să-l înjure pe Mădălinescu vreo două ore mesaje. Mi-a trimis sau un mesaj. Fiți atent ce poza am găsit aici. Ion Iliescu cu Serghei Mizin. Mă dezic. Și Serghei zice că trece la PP-ul, când colo el e cu PSD-ul. Nu. Fratele meu Cornel Dinu, ăla din mijloc, am fost atras de către acel care nu-i produs numele. Bine, o să propun congresului să vedem ce măsură se ia. Dar vezi ce bucura e Iliescu când m-a văzut? Dar Ionescu ține la dumneavoastră, nu? Da, m-a luat, l-a legat el pe tata, dar pe mine. Zic câte părâne ar dar asta, bine că nu mai e și președinte. Mai poate să iasă? Da, să ne nu să vină odată, no, da, dacă vine USL-ul și schimbă Constituția. Fii atent, acum Bălan a rămas mult când mă vede cu președinții. Păi băi, Bălan a cochetat cu președinții. Încă o dovadă că... Deci cu Ceaușescu a fost mână în mână. Și am mă știți, Bălan, ăsta a făcut afaceri cu statul. Să-i luăm restaurantele. Deci, domnul Mizil, cu Ceaușescu a fost... Le facem cantine pentru popor. Cu Ceaușescu a fost mână în mână, da? Cu Iliescu iar a fost... Mână, mână. Te pregătești tu. Până ne-a prins. Și acum cu Diaconescu. Și acum cu Diaconescu. Să fiu și cu tine mână, mână, până te leagă. Da. Și cu Constantinescu și cu Băse, nu? N-ați fost deloc? Cochetat. Ați cochetat doar pe ăștia doi, a fitat un pic. Asta e situația. E mai lucrat mai de Băsescu dacă te-au pe tine că l-ai scut pe tine. Băi, e frică de pușcărie, da? Băi, e frică. Eu sunt idiot. Uite-mă ce mă față. El pleacă acum așa. Pe tu dacă l-ar stează mâine la prima oră. Da, vă saltă. Asta e, o percheziție mică înainte și pe urmă la pușcărie. Ia, alta. Ia uite, nene. Omule, și cu Gino. Cine ai trimite cu asta una poza? A stricat și pe Gino. Unde căutam pozele astea de ani de zile, fără Caterin, că cine ți le-a trimis? Nu știu, un telespectator, cine ți-a trimis? Cine ți-a trimis? Nu știu. Ori Cornel, spectator, mulți. Cornel. Dar știi că căut pozele astea... Păi, dom'le, ori cu Cornel, ori cu Gino ați fost la aceste poze mi-au dispărut din seif. Și unul și altul era. Toți eram, dom'le. Aici l-am bătut pe coridoare pe Mihai Bujor Sion. La Cotroceni l-ați bătut pe ăla? Da, dom'le, pentru că am diferite... Dom'le, ne auzi că am... cum ai zis? Comportament deviant. Bă, dar ce ține minte ăsta? Inteligent! Să vezi că te bapă tine când ești președinte. Povestiți-mi, dom'le, deci cine v-a chemat la Cotroceni? Iliescu sau v-ați dus? Nu are importanță. Acea... Cum să mă chemi Gino, ești tâmpit? Hai ziceți, da. Acea lepră, Mihai Bujor Sion, da, care este lepră cu acte. Dacă vrei să, vrei să demonstrezi sau exemplu de lepră, Mădălin Voicu și cu Mihai Bujor Sion. Trebuie să dovediți asta. Păi dovedesc. Bine, așa, ce v-a făcut? Vrei să scot, că a fost, vrei să scot din politică? Ia mă faci acum să folosesc. Pe cine? Pe cine, pe Mădălin? Tu nu știi? Ce? Nu știi? Lasă-l mă acum pe Mădălin. Nu știu. Întreabă-mă bine. Hai ziceți-mi că e Bujor Sion, da, ziceți-mi. Bujor Sion nu este... Bujor Sion nu e fiul adoptiv al lui Ion Iliescu? Da. Fute maș... Vorbiți frumos, domnul. Nu este soțul fost sau fostul soț al Ioanei Pavelescu? Da, aveași orgasm. Nu, n-aveți voi. Nici orgasm. Mă, dar ce dimisiune asta, mă, ce suntem la biserică? Păi, bichire, biserică chemat ăsta. Unde suntem, domnule, aici? N-aveți voi, orgasm, cea mai decentă. Să-mi sară ochiul în ei. Maro, ochiul maro. Deci v-a chemat Bujor Sion, da? Da. Nu m-a chemat, m-am... Au trecut fiorii, o să-ți pui. Chiar m-am apucat de mic, ăsta. Acea lepădătură de... A voi să spun asta? Da, până aici, da. Până aici, da. El crezând că dacă este președintele în vigoare Ion Iliescu, eu pot să mă abțin. Eu având comportament deviant. Înțelegi?
Pe ăsta nu l-am văzut de mult timp, nu mai ți explic asta, e prea greu, e prea, e prea jegos să vorbesc despre el, înțelegi? El a venit lângă Iliescu, crezând că mi-e frică de Iliescu. Și am greșit, venit, total da, greșit. Total greșit. Și am venit și a zis, dacă îți fut un cap în gura, voi? Nu, nu, n-aveți voi, n-aveți voi, deci, da, tăiați-mi microfonul. Jur, da? Textual, da, fii atent, așa am voie să fac? Nu, nu. Nici asta! Pe cap în gură. Ce? Și unde? Era Iliescu capul de față? Da. El s-a mutat după Iliescu, mă, da. Cornel Dinu m-a întrebat de ce fuge la pe coridoare. Nu poți să crezi, era Iliescu de față? Și tot SPP-ul și tot aia? Sau? Gândește-te că mai mă păfui. Da, domnule. Și ce s-a întâmplat? Și? Păi și-a fugit lepădătura. Și pozele astea ați făcut atunci? Sună pe Cornel Dinu și întreabă că m-a zis, bă, de ce fuge ăsta ca disperatul? Bine, dar explicați-mi unde sunt pozele făcute. La Cotrocin. La Cotrocin. Înainte sau după scena asta? Păi eu am mers înaintea ta ca să luăm măsura când venim noi, să știu unde te pun. Dar nu, dar n-am înțeles. Și cine v-a chemat acolo, Dinu? Cum să mă cheme Dinu, mă, ești nebun? Dar cine v-a invitat, domne? Cine ne-a chemat, nu știu. Și, bun, și ce v-a zis Iliescu? Iliescu mi-a zis, l-am arestat pe tactul, s-a ținut demn. L-am arestat pe prietenii mei cel mai bun, știi cum a fost? Și mai spus, Iliescu, tata, când a legat, să fii demn acolo. Dar n-ai vrea să mergi tu cu mine puțin la pușcărie, măi, Ioane, să vezi ce demn sunt. Asta voi să vorbesc? Asta da, dacă asta să băi, fii atent. Deci Ion Iliescu l-a arestat pe tatăl dumneavoastră când a venit la putere, da? Dumneavoastră cum vorbește. Tatăl, fiind prietenul... Și mă fute în gură. Tăiați microfonul. Tăiați microfonul. Tatăl dumneavoastră fiind prietenul bun al lui Iliescu, da? Tu pe cine vrei să arestezi când ajungi prima oară la putere? Pe tine. Nu, 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 nu. Pe cine, zic? Pe ce certați cu legea? Nu, domnule, pronunță un nume de președinte. De președinte? Da. Pe cine arestezi tu primul? Pe toți care au încălcat legea, toți președinte. Pronunță un nume. Uite, ia. Aici sunt mai mult. Pentru felul în care trăiesc România. Dar genul cine a făcut Diaconescu? Deci cum trăiesc România acum? Stai mă să gândesc că eu sunt moderatorul. Groaznic trăiesc. Și pe timpul lui ăla cum a trăit lui Iliescu? Un pic? A, ia lui Iliescu? Tot groaznic, da. Să fii, ia hățule partidului și du-ne la victorie. Dom'le, aș vrea să, da, nu, să vă anunț acum, senzațional, Serghe Niculescu Mizil îl dă jos pe Diaconescu și prea putere. Domnul Mizil, dar ziceți-mi ce vorbeați aici cu Ion Iliescu, domnule? Ce vorbeați când se făceau pozele astea? Ce discutați aici? Chichel îmi spune așa, te arestezi și pe tine, futu-s norul. Vă rog, închideți-i microfonul. Noru, stai mă că e norul. A, norul. Noru. A, uite, gata, am explicația. Toate respectatorii au rezolvat. Păi erați cu o delegație, domne. Erați, ia uite și pe Mădălin. Funduliță. Fost asoție, îți dai seama. Tu înseamnă că dacă vede acum pictorița care a avut o cretă în cur... Vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog. Pe singura pictoriță. Cine e domnul care... de aici? Ce mă? Nu, cine e domnul de acolo? Ăla? Cine? Ce mă, ești nebun mai mare actor al scenei românești? Care domnul? Păi eu știu cine. Cine e domnul Bichir Iliescu acolo? Sau cine? Hai, domnule, lângă Iliescu, în stânga. Uite aici unde arăt. Păi eu văd până acolo, mă. Uite pe ecranul ăsta, mă. Cine ești? Nu mă răspund. Aici e Mircea Albulescu. Om adevărat. Da? Și aici cine? Pune, fii atent, săgeata pe care și eu îi descriu. Păi aici am pus pe ăsta. Necunoscut, un becant, a, în Germania. Când m-a rescant, îmi iau un becant. Mai stat cu domnul. Nu mă interesează. Îmi spune bestie mie. Aia e mama lui Mădălin, nu? Da. Aici? Fosta soție. Aici? Fica. Cea mai frumoasă fată. Aici? Mugurel, omul de casă al Ginu Iliescu. Aici Gino, aici Dinu. Gino, Cornel, aici? Dinu. Aici? Ce mă, nu știu, ia să văd dacă ești deștept acum. Nu știu, domnule. Dirijor, ia să văd un nume. Pe ce, tu ai fost avut cu orice vreodată? Da, pot, la încinția lui, că l-ai eliberat. Să, nu, mă. Ia uite ce, să văd dacă-l recunoști sau nu. Păi, dar nu-l văd, domnule, dintr-un profil așa, dintr-o parte. Fii atent, îți mai dau o temă. Băiatul lui prezintă sport. Băiatul lui prezintă sport. La televiziune. Unul cel mai tare. Cel mai tare. Și-l cheamă Capătasu, nu? Nu, și mamă, inteligent ăsta, nu-l cheamă ca pe măsă. De ce îmi spuneți că e băiatul, nu? Îți dau un azimut, Dane, Voicu. Nu-i spune, da, mă, lasă-l, mă, uite, mă, că știe, bă, a furat blănucă. Ce asta este funduliță? Și aici e Nicu Haliul, știu. Da, pe care l-a depozitat Mădălin Voicu, prin efracție de 20 ceasuri, s-au reîmpăcat. Serios? Da. Păi Mădălin a luat ceasul și de la el și de la... Toată lumea, pe care îl prinde, ia un ceas. Și doi, deci domnul? Cine asta e, este un becant. Adică în ce? Pe mine când m-a stat acolo și am uitat în acte, a spus un becant, e necunoscut. Ah, necunoscut pe o fi el cineva de la... îl ține Iliescu de gât. Uh-huh. Zic că nu mă ține pe mine.
Păi, dar trebuie să știți. Bă, și că te mută pozează? Pozează să am prins furat în mine. A primit meritul cultural. Și cine ce vă mai Bichire, să n-am parte. Aceste poze le caut de 6 ani de zile. A primit meritul cultural. L-a oferit Iliescu când era președinte. Mie, meritul cultural. Nu ție. Poți să te prieteni și v-ai invitat pe toți acolo. Ai uitat? Cine? Mădălin a primit? Da. Dar știu unde-s pozele astea? Cred că ele de acum. Ele de ca să și au fost toți vinivori. Și au fost toți prietenii lui invitat. Ce vi s-a mai furat? Ia. Cum tu schimbă-l pe ăla? Pe care Dumnezeu schimbă? Cum făcea Gigi? Și satana! Și a ieșit satana! A fugit Gigi al meu! A pierdut Joana. Hai mă, dă-l în... Păi ce să dau? Astea-s pozele, trei poze. Păi dă cu scrisul să mă ia cu lumea. Ce scris? Cu scrisul. Cu alea că ne ia cu noi, cu Serghei. Ei, nu, nu, nu. Ia uite. Păi asta e cu terasa azi, lămurit-o, da? Cu ce terasă, da? Numele Serghei Mizil, e cumva legătură între numele dumneavoastră și orașul Mizil? Da, l-a cumpărat. Da. Ce legătură asta? Când trece cu trenul, pă. L-a cumpărat nu, oraș. Nu, domnule, nu. Tata, când a mers acolo, a sărit din... Nu, domnule, am avut acolo moșii, Marilena fără caterică. Pârvu, auziți cine era doamna? Marilena Pârvu, la lansarea albumului ei. Și doamna de, din poza de Adineuri. Da, mă, unde ne-a chemat Gina. Care nu știați cum îl cheamă, cum o cheamă. De-a scos CD-ul de muzică. Ia ziceți cu... cu orașul Mizil. Dom'le, ți-am explicat în coadă și nu le ții. Noi am fost moșieri. Da. Fără ce băie caterincă. Și ce mă, blocuri, restaurante. Noi n-am venit ca ăștia cum a venit ăla care ne-a arestat pe toți. La vremuri, noi tot noi, știți cum e vorba aia. Moșieri, pe urmă... Și de ce mai luat atunci în partid? Comuniști. Dacă nu, cu... Să fie la putere și acum. Și acum de ce măi, dacă de luat-o în vremuri noi... Fii atât că s-a ars fraierul acum. La vremuri noi, tot noi. Păi și de ce măi? La tine ziceți cu Mizilul care... Da, dom'le, și acolo am avut moșii. Da. Ce e așa complicat? Și de acolo vine numele, da? Da. Uite, Gica a avut moșii și îl chema Mielu. Și acum o să candidați la Mizil sau unde o să candidați? Unde mă trimesc tu? Pentru că unde eu sunt, partid, eu sunt un slujitor devotat la acestui partid și acestui președinte. Unde mă trimesc acolo merg? Sunt Nino și îl salut pe Serghei. Cu puiul ce are? Cu care puiul? Nu știu, dar mă, și cu alt prieten de-al nostru, Johnny Sandulescu, lăutarul nostru vesel. Cum Johnny Sandulescu? Nu știu pe Johnny Sandulescu? Păi îl știu, dar nu se legătură. Abia aștept să ne vedem și dacă are drum în Taormina, l-aștept, auzi. Taormina asta ce? Taormina, e în Italia, în Grecia. E un premiu pentru literatură, lasă așa. Da. Bă, l-are. Îl prinde și pe ăsta, a furat cu statul. E o localitate unde se dau premiu. Ce trebuie acum mie, spui, pe eu mă feresc de Taormina. Juca poker cu Nicușor Ceaușescu, Serghei. Cine? Noastră, domnul Mizil. Niciodată n-am jucat poker. Am preferat să am agresiuni sexuale cu fetele decât să joc poker. Repetate. Repetate, în nenumărate rânduri. Gică, domnul George Papari să face că citește, să zică lumea că e intelectual. Domnul Papari, da, este habar n-are. Se uită pe mesaje. Bă, ce... Ia, mai zi mie. Serghei e tare ca și toți ceilalți, dar nu le citesc pe ăstea în care vă laudă. Nu, ia, ia mă, alea nu, alea Serghei nu e nebun, e prea bine din toate punctele de vedere. Da. Corect. Vă așteptăm la Domnești Ilfov. Cum? Auziți, la Domnești Ilfov, cu un sediu adevărat și mulți aderanți PP. Mă aștept de mine? Pe dumneavoastră, da, pe noi toți, vedeți, la Domnești, e ca și cucerită puterea. Fii atunci și pe vestie, eu sunt pe bine pe noi toți, adică... Banc, de ce umplă mereu o blondă cu un cui în buzunar? Nu vă citesc răspunsul, că pe nu e, da. Blondă, brunetă, ardem orice. Marica s-a transferat, dacă vreți detalii, sunați-mă. Marica, fotbalistul? Da, bănuiesc. Câți ani ai, Serghei? Te plac mult, dar ai grijă că te-ai cam îngreșat. Câți ani aveți? E adevărat. Acum trec pentru un cont de băutură. Am pus 4-5 kg pe mine, dar dacă vrei arăt extraordinar, vrei să... Cât am? 58 de ani. Sunt frumos, nene. 58, mulțumesc. Serghei, deschidem un restaurant în Craiova? Întreabă Răzvan, din Craiova. Speram, zi și lui Gică că a luat la somnul și Bănan spune, iar stăm. Au luat banii cu stat. Bănan, dormi să n-am parte, nu scoți un cuvânt. Zici tu ceva lui președinte ăsta. Cine? A, domnul Bănan sau domnul Papari? Nu, domnule, ce am de cu Papari, vezi că e serios. Se face că citește, domnul Papari. Domnule, Gică s-a remarcat prin pozele cu aia, restul n-a scos un cuvânt. Da, de atunci am au vorbit pozele pentru el. Numai la Șișcan ca să gândește acum, da? Îți dai seama ce... Să gândește ce jocuri erotice au avut. Da, da, da. Uite, ne trimite cineva un articol, cred că despre Serghei Mizil, dar nu știu ce-o fi acolo. Să nu spună că m-ar dă în bulan. Nu, 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 stați, că e un articol decent. Un articol decent. Ce scrie? Serghei? Aoleo. Ce scrie? Laurențiu Pinsoi. Să mă apucă cine... Vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, tăiați microfonul. Păi tăiați microfonul. Tăiați microfonul, da. Că ați oferit o proastă educație în această emisiune.
Măi, Pințule, cine ești ăsta? Ăsta ce? Ăsta un telespectator, domnule. Uite, mă, ce poză cu mine. Analist. Scriitor. Pe ce ai scris voi, Pințoaie? Că a avut invitați pe trei oameni. A, uite, de domnul Bălan nu se ia, vedeți? Se ia de domnul Sighel Mizil, Florian Bichir și Papari. E omul Bălan ăsta. Că e un izvor de incultură, că a fost de discuția. Ce sunt? Invitații mei. Nu mă încerc să de ce? Izvor de ce? Incultură. Să-i o dăm? Vă rog, vă rog, vă rog. Tăiați microfonul, da? Băi, am, tot ce față are. Păi asta e față de buraciu, mă. De cum să scrie asta? Uite puțin ce expresie de om cretin are, mă. Tăiați microfonul, da. Păi seama cretin, am voie în ceasta. Tăiați, nu, nici cretin, nici cretin. Trebuie să aveți dovezi. Dar unde e aia, domnule Diaconescu? Apare în presă? Nu, era un articol, un blog pe internet. Ăștia apărând pe ăștia care țipă de foame pe aceea și pune să scrie. De bine zice de bine, da? Da. Are dreptate. Era amator. E cum să spună, mă, boul ăla? Păi tu ai ce expresie de vita avea? Nu. Nu e adevărat, zice de bine. Domnule, fii atent că nu... Băiat inteligent. Uite ochi, pe aia sunt ochi de om, mă. Chiar drăguț, da. Na. Hai că îi stătea bine, domnule. Îi stătea bine la mie în brațe. Asta am voie să spun. Nu, fiți decent. Pe cum să ai privirea aia, mă, de cretin, mă? Salut, Serghei. Aoleu, pe ăsta mai bine nu-l citesc. Da, ia. Serghei, ce spui dacă sunt înamorat de fica ta cea mare? Te iau eu înainte și după aceea... Stai, mă, ori mă pui în țebor, ori nu răspund. Păi da, v-am spus. Dom'le, pentru papare, toate trebuie să te băzi pentru papare. Și pentru bălar. Mama mea... Zice că se înțelege că o iubește foarte mult. Că... Păi cine? E un moment de sinceritate a lui, că i-a fost rușine să se adreseze până acum. Da. Și că vrea să vă zică tată socru. Aoleu, stați că să vedem, să să vedem dacă e chiar pe bune. Zice aici la un pa... Asta e vinul preferat al domnului Serghei. Sună. Lafite Rothschild în 1961. Asta vezi? Exclus. Exclus, da? Și pe viitorul zic, doamne, dar ce mesaj cu tremurător, mă? Dom'le, ăsta cu mesajul, zice, ne înțelegem foarte bine, ascultați-mă. Eu cu el. Nu, domne, el cu fata dumneavoastră, deocamdată suntem doar în tatonări. Băi, ești nebun, adică o să fute cu femeia. Ba, pardon, închideți microfonul. Închideți microfonul. Închideți pe Diaconescu. Nu vă mai citesc, nu vă mai citesc. Nu m-am citit, mă, că mai spune nimic. Deci omul o iubește foarte mult și vrea să vă întrebe și pe dumneavoastră dacă lăsați să aibă această relație. Dar ea și-a dat seama de iubirea asta? Nu știu, se pare că se cunosc. Păi îl cunoaște, uite, pe Luca. Din cauza lipsei de timp a Zmarandei, ea trebuie să apeleze și la fostul sos pentru a sta cu Luca, dar mai bine aș vrea să stau eu cu Luca. De dragul ei aș vrea să mă fac și bonă internă. E, pe viitor vreau să zic tata socru. Ăsta cred că a fost un soț care vrea să ne denigreze, sări. Nu e, domnule, de ce fost soț? De cum să fii bonă, bă, bărbat? Ești nebun? A zis că de dragul ei m-aș face și bonă internă. Și, bă, dacă te faci bonă, vrei să vin eu acasă că ți-ai plecat? Lăsați, vă rog, tăiați-i microfon. Stai, mă, că n-am spus nimic, să vin acasă. Să ne zică, domnule, trec la alt mesaj, bine. Bă, ăsta e nebun. Casa am voie. Bă, ce n-am voie? Ce obiecte n-am voie să-mi deseniți? Să ne zică domnul Serghei la câte petreceri a participat cu Nicu Ceaușescu la Intercontinental, precedate cu violuri. Bă, ești un dobitoc. Nu vorbiți frumos. A fost și târhărie, mă, niște dobitoci, mă. Păi ce să violent când veneau alea? Păi zice-mă, dacă am sunt atât de urât și e coadă la mine, atunci când aveam puterea, nu e mână. Când aveam semne puterii de stat, îți dai seama. Brațele în armate ale regimului comunist. Vă rog, tăiați microfonul. Înțelegi? Și eram acolo cu icre negre, cu alea. Păi ce să violăm, că veneau ca la muștele la căcat. Vă rog, tăiați microfon. Muscă n-am voie să spun. Păi mâna muscă, arestatul că era securistă. Aș vrea să dau cuvântul domnilor Papari, domnilor Bichir și Bălan. Acum, fiindcă... Da, și ce să spune cine? Când vede că am luat foc, mă mută pe voi. Acolo scrie Serghei, 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 Serghei. Da, domnule, Serghei, Serghei. Uite, vă întreabă și pe domnul Papari. Ce bea Mizil? În timpul? Apă plată? De arașa limbariță? Ce bea? Apă plată. Uite, Serghei, okay. Serghei, Serghei, toată pagina cu Serghei. A făcut Mizil pușcărie, vă întreabă altă. Nu, dar vreau să fac, vreau să fiu legat lângă președintele meu. Vrem să plecăm amândoi din cătușe să spunem, Băsescule, sunt ale tale. Și o să fug, să-l las pe-l singur. Ce dracu, bă, pe cum să fac pușcărie cu ăsta, bă? Ăsta e milionar și o de abia am 2000 milioane ale, ce dracu. Bă, dar ce pervers, el îți scrie. Așa scrie, domnul. Așa vă întreba telespectatorul, fidel, ce aveți cu el? Cu cine? Cu telespectatorul.
cel mai pervers om care am văzut în viața mea. Să da, să-l votez pe ăsta. Concluziile acestei emisiuni. Care concluzie? Bălan a dormit și spune, Bălan, să ne luăm banii că i-a făcut cu... Țineți aproape! I-a făcut cu statul! Râdeți. Dar îi las, domnul Diaconescu, că este în gazdă. Dar revoluția e aproape, da? Sunt gazdă, trebuie să-i suport. Vedeți de ce nu mă regăsiți pe mine? În poze alături de ei? Acum începe să se... Vrei să scop poze cu tine, să te las mut? Ia să văd. Ce, domnule, că na, o singură poză a fost sau cu domnul Bălan și aia a trucată. Deci aia e dintr-un film, domnul Diaconescu, și e vrăjeală, e trucată de ăștia de la Libertate. Clar, da. Aia este, da, e făcută când aveam brigada de investigați, parcă se numea, când am plinit 5 ani sau 4 ani. Păi, că ta râs, bă, bună emisiunea asta, să n-am parte. Bă, ce mai prefer să o zicea, să fraierii să scrie, să le ia banii. Uite, mă, Mărculescu, la ziua unui prieten, de-aia n-a răspuns. Păi să scrie, uite, Mărculescu, direct. Păi sună-l tu. Cine e? Mărculescu. Ia să rezolvăm și cazul. Păi de-aia nu vrea să intre. Mărculescu. Mă, nu vrea să m-a sunat acum o oră, Serghii, dar n-am auzit. Mai sună-l o dată. Dar de ce scrie ție, nu scrie mie? Păi ție nu știu să citesc. Să nu crezi că nu știu să citesc. Uite, Nokia. Scrie acolo, da? Uite. Clic! Să? Vă rog! Tăiați microfonul! Domnule, mi-ți zice părerea, păi, aveți? Mărculescu, ești microfon. În direct la Dean Diaconescu, viitorul președinte a României. Eu mă dezic de el acum și dau ți la telefon, că mă, nu vreau să mai apăsesc. Nu ți-e pe speaker. Păi nu, întrebați păi, eu știu pe speaker, pe vorbi. Bine, întrebați în cea declarat el în cazul. Întrebați în cea declarat în cazul. Păi, de mă, dacă știam pe speaker, eu nu pot să bat un număr în telefon și îmi spui de pe speaker. Păi, dacă e real și a declarat în ziarul Click, atât. Păi treabă, mă, ți-e rușine, mă! Întrebați-mi asta, că eu nu pot să povestesc. De ce? Păi aveți alt șarm. Dom'le, Diaconescu prin brațul lui înarmat. Serghii Niculescu, zi-l, te întreabă, ce să întreb? Dacă e adevărat ce a declarat în ziarul Click. Alo! A închis? Stai în mâna sau stai în mâna? Mă întreabă ăsta. Dacă e adevărat că s-a despărțit de Voranca. Bă, pare să mă întreb sau ce întreb? Întreb tu. Asta, domne, atâta. Ce să întreb? Dacă s-a despărțit de Voranca. Dar ce vorbești de șoaptă? Sunt tot mă cunosc. Hei, da pe speaker. Dă-mă pe speaker. Stai mă puțin, băi, Marcoescu. Dă-mă că nu știu ce să fac cu speaker ăsta. Dom'le, vezi? Mie îmi spui camele pe mine, domne. Voi fi viitorul prim-ministru. Păi dă-mă speaker, da. Ce ne întrebăm? Ești pe speaker. Alo.